Cartia pe urmele Mântuitorului, însemnări din călătoria la Ierusalim, de preot Iosif Trifa, ediția a cincea, editura Oastea Domnului Sibiu 2010. Cuvânt înainte. În toamna anului 1925 s-a făcut cel din tâi pelerinaj românesc la locurile sfinte. Inițiatorul și conducătorul acestui pelerinaj a fost în Alprea Sfinția sa Mitropolitul Ardealului Dr. Nicolae Bălan. Era și acest pelerinaj unul din planurile ce le avea în altul ierarh pentru clădirea și zidirea sufletească a turmei sale cuvântătoare. 160 de suflete am avut norocul și fericirea să vedem locurile sfinte pe unde a umblat și a învățat Mântuitorul. Între aceștia am fost și eu sub semnatul. Am plâns pe locul unde și-a vărsat scumpul său sânge pentru mine și iertarea mea. Am plâns lângă mormântului de unde au ieșit învieria și viața mea. Pentru mine și viața mea, această călătorie a fost o răspântie de hotar. Sub brațele crucii și lângă lespedia Sfântului Mormânt, mi-am înnoit făgăduința și hotărârea să-l slujesc lui, să-mi pun toată viața în slujba lui, să mă jerfesc pentru el și lucrul lui. În slujba lui am încercat să pun și călătoria la locurile sfinte. Reîntors de la Ierusalim, m-am silit să spun și altora ce am văzut și ce am simțit acolo ca prin aceasta să atrag sufletește și pe alții pe urmele lui și pe căile lui, care duc spre Ierusalimul cel ceresc. Din aceste însemnări a ieșit cartea aceasta. Ea s-a tipărit a doua oară, o mărturie că a pătruns în suflete. Mulțumesc și din acest loc scumpului meu mântuitor pentru darul cel mare de care m-a învrednicit. Cartea aceasta iese ca o rugăciune de mulțumire pentru acest dar. Domnul să binecuvinteze cu dar de mântuire sufletească pe cei ce o vor citi, Sibiu, la 1 noiembrie 1928. Preot Iosif Trifa, redactorul Foii Lumina Satelor. Capitolul 1. Pregătirile și plecarea. Plecăm la Ierusalim. Aceste dulci cuvinte mi-au înfiorat sufletul săptămâni de zile cât au ținut pregătirile plecării. În sfârșit, ziua mult dorită a sosit. În ziua de 21 septembrie 1925, ne despărțim de cei ce rămân acasă. E o despărțire duioasă. Plecăm într-o călătorie lungă și necunoscută, însă viața și inima noastră sunt cuprinse și aprinse de dorul și dorința nebiruită de a vedea locurile sfinte. Acest dor sfânt biruie fiorul fricii, biruie dragostea de copii, de casă, de viață chiar. În după miaza zilei de 21 septembrie 1925, o parte din călătorii la locurile sfinte plecăm cu trenul din gara Sibiu spre Ierusalim. Avem și un vagon special de clasa a treia. O parte din cărturari împreună cu oameni din popor ne suim în acest vagon. Pe ferestrele vagonului e lipită inscripția rezervat pentru pelerinii la Ierusalim. Toată lumea se uită lung la noi, prin toate gările vagonul nostru e un obiect de priveliște. Toți ne fericesc pentru drumul în care am plecat. Pe drum însă, am înțeles că foarte mulți dintre cei înscriși la pelerinaj au rămas acasă. Din 300, abia am plecat 160. Pe unii i-a ispitit frica de o cale așa de lungă, pe alții, pe cei mai mulți, greutățile cu câștigarea pașapoartelor. Am plecat cei din tâi dintr-o așa călătorie lungă și necunoscută. Dorința noastră de a vedea locurile sfinte pe unde a umblat și a învățat Mântuitorul a biruit toate piedicile și greutățile. Măicuța de la rășinari Cei strânși în vagonul special începem să facem cunoștință între noi. În curând suntem cărturari și popor, frați de drum, frați de suferințe și de bucurii care ne vor aștepta. Printre noi e și o femeie din popor, de la rășinari. E Maria Muțiu, o săracă femeie care și-a strâns toate puterile ca să poată face această călătorie sfântă, în vreme ce atâția bogătani nu s-au îndurat de bani. E o femeie bătrână, simpatică și darnică la vorbă. Începem să-i zicem măicuță, Măicuța de la rășinari istorisește femeilor despre stăruințele ce le-a făcut să poată pleca în calea aceasta. Începe a ne istorisi și nouă despre una alta. Hei, dragii mei, începe măicuța, în mare călătorie plecăm noi acum, să ne rugăm bunului Dumnezeu să ne păzească de bântuielele vrășmașului. Își pune ochelarii pe nas și începe a citi din Acatist și din Cartea Sfântului Antonie cel Mare femeile se strângă jurul ei ascultă și se roagă împreună de altă parte un cantor din părțile făgărașului cântă din octoih și trenul fuge mereu cu noi ce frumos, călătorim spre Ierusalim rugându-ne și cântând cântece religioase când a sosit seara măicuța a scos din desage o lumânare din lumânările cele le ducea la Ierusalim, a aprins-o și a citit mai departe noaptea, târziu noi am început a dormita și am adormit, dar ea a rămas priveghind și rugându-se cu lumânarea prinsă. Pe la miezul nopții ne-am trezit cu măicuța strigându-ne, Sculați-vă că diavolul hurducă pe sub tren, sculați-vă și vă rugați că și diavolul cearcă să ne strice călătoria. Ne-am trezit speriați din somn. Ce se întâmplase? Încă de cu seară, vagonul nostru începuse să scârție din nu știu ce cauză. Pe la miezul nopții, scârțitul era așa de grozav, de părea vagonul o căruță hodorogită, gata, gata, a rămâne în drum. De fapt, avea ce avea vagonul, căci de trei ori îl cercetaseră mecanicii noaptea și ciocăniseră pe la roțile lui. Cu adevărat, ne venea și nouă crede că diavolul hurducă pe dedesubtul trenului și umblă să ne împiedice călătoria. Maicuța de la rășinari a privegheat și s-a rugat toată noaptea cu lumânarea aprinsă. Dimineața ne apropiem de București, dar la gara Chitila o întâmplare slabă. Măicuța se coboară să ia apă într-o ulcică și scapă trenul. Grozavă întâmplare! Toți ne tulburăm, săraca femeie, cu ce dor mare a plecat în calea asta și ia că ce-a pățit. Asta moare de necas să piardă călătoria. Ne sfătuim ca din București să ne întoarcem după ea cu automobilul, să facem totul să nu o lăsăm în drum. La București ne aștepta trenul spre Constanța, ultimul tren ce ne lega cu vaporul. Totul trebuia repede aranjat, altcum măicuța era pierdută. Șeful gării ne spune că prin chitila trec într-una tot la câte 10-15 minute trenul ce vin la București și măicuța s-ar putea sui într-un astfel de tren, dacă ar înțelege situația. În mintea noastră ne rugăm cu toții, dă i Doamne, minte măicuței, să apuce un astfel de tren în fierberea noastră, iată vine dinspre chitila un alt tren. Așteptăm cu răsuflare oprită. Poate cumva măicuța să se fi suit în trenul acesta. Spre marea noastră bucurie, iată vine! O primim cu strigăte de bucurie, iar măicuța ne strigă de acolo, de sus, din ușa vagonului. Nu vă temeți, fraților! Diavolul de astă noapte a cercat să mă oprească din sfânta călătorie, dar Dumnezeu nu m-a lăsat. Îngerul cu diavolul au fost în luptă pentru mine, diavolul m-a dat jos din tren, dar îngerul mi-a ajutat să mă sui iarăși. Publicul se uita mirat și nu înțelegea deplin plin primirea ce o făceam măicuței de la rășinari. Răsuflăm ușurat și plecăm spre trenul de Constanța. Întâmplarea aceasta ne face să ne gândim cu teamă. Cine știe ce întâmplări ne vor mai aștepta în lunga călătorie? În mintea noastră ne rugăm, Doamne al puterilor, fi cu noi și ne apără de bântuielile lui Veliar. Spre Constanța Ne suim în trenul spre Constanța și plecăm. Peste pusta bărăganului trenul fuge ca fulgerul. Vagonul cel avem acum nu mai hurducă. Ne-am liniștit. Pentru cei mai mulți dintre noi locurile acestea sunt o lume nouă. N-am mai fost pe aici. Iată bălțile Dunării, Turme întregi de vite, de porci și de fel de fel de păsări se văd prin stufișurile și bălțile ce nu se mai sfârșesc. Ceea ce sunt munții pe la noi pentru văratul vitelor, aceia sunt pe aici bălțile Dunării. Iată și vestitul pod de la Cernavodă peste care trecem Dunărea. E lung de 2,5 km. E o adevărată minune și mândria țării. A fost făcut pe vremea regelui Carol, inginer străin vin să-l vadă și să-l admire. Ne apropiem de Constanța. Iată Marea. O, ce deosebire între Marea din cărțile de geografie și cea pe care o vezi cu ochii. Fiorul călătoriei ne străbate și mai mult sufletul văzând Maria și vapoarele umblând pe ea. Plecarea din Constanța Suntem în Constanța. Ne luăm bagajele și plecăm spre port iată vaporul ne așteaptă fumegând. Vălmășag mare în port, mulțime mare de oameni în fața poporului, e timpul îmbarcării. Cei mai mulți au și îmbarcat, noi suntem cei din urmă care am sosit. Trecem pe la vamă, prin bună voința stăpânirii scăpăm de un control mai aspru. Ne suim în vapor. Ni s-a dat vaporul cel mai mare și mai frumos pe care îl are țara noastră, vaporul numit Împăratul Traian. O adevărată mândrie a țării noastre ne suim în el și începem a ne întreba unii pe alții de unde suntem și cine suntem cei care plecăm. Aflăm că au sosit pelerini din toată țara și din toate tagmele, preoți, profesori, călugări și mulți cărturari. Sunt însă și foarte mulți oameni din popor, bărbați și femei în por de țară. Îndeoseb se văd mulți țărani din Bucovina, întâlnesc pe zeloșii cititori ai foii lumina satelor din câmpul lung, în frunte cu preotul lor Gheorghe Rotariu. Întâlnesc și pe alți prieteni ai gazetei, alături de înalt preasfinția sa, mitropolitul Nicolae, conducătorul pelerinajului. Avem între noi și pe preasfințitul episcop din Ismail, Justinian Teculescu. Înainte de plecare, spre amintire istorică, se fotografiază vaporul și grupul pelerinilor. Plecarea din Constanța s-a făcut la orele șase după amiaza cu o măreție înduioșătoare până la lacrimi. Când s-a apropiat ceasul plecării, toți călătorii, în frunte cu un alt preasfinția sa mitropolitul Nicolae, ne-am strâns pe bordul vaporului și am început să cântăm cu glas în alt troparul. Împărate ceresc mângâietorule, bine ești cuvântat Hristoase Dumnezeule, ceea ce prea înțelepți pe pescarii ai arătat. Ochii tuturor erau scăldați în lacrimi. Împreună cu noi cântă și publicul de sute de oameni care se strânseseră în port. În al preasfinția sa, Mitropolitul Nicolae, rostește cu glas înalt ecteniile și rugăciunea plecării în călătorie, pentru cei ce umblă pe ape și călătoresc pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugă. Ce plină de fiori această rugăciune aici, în fața valurilor mării. Abia aici simți cu adevărat înțelesul ei. Stăm cu toții în genunchi și cu ochii plini de lacrimi. Fiecare ne dăm seama de lunga călătorie ce o începem și ne gândim la scumpii noștri pe care i-am lăsat acasă. Ne întărește însă gândul că ne-am pornit în această călătorie cu dorul și dorința fierbinte de a vedea și a săruta locurile sfinte pe unde a umblat, a învățat, a pătimit și a murit pentru noi Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. În această vreme, puntea vaporului se ridică. Ni s-a legătura cu uscatul, cu țara, cu pământul. Vaporul fluiera și fluierul lui sfâșie văzduhul și inima noastră. Vaporul începea a se depărta de la țărm încet, încet. Noi cântăm înainte, împărate ceresc, bine și cuvântat, Hristoase Dumnezeule, și vaporul se depărtează mereu de uscat. De pe țărm fâlfie sute de batiste albe și de la noi se ridică altele în semn de rămas bun. În sunetul cântărilor religioase, apucăm în largul mării. Personalul vaporului spune că o așa plecare măriață și înălțătoare de suflete încă n-a mai văzut portul Constanța. Vaporul spinte că valurile alunecând tot mai repede, plutim spre Ierusalim, spre locurile sfinte. După ce ne ștergem lacrimile de spărțire de țara și pământul nostru, încep cunoștințele și conversațiile pe bordul vaporului. Avem un dar de vreme limpede, caldă și liniștită. Toți călătorii suntem în cea mai bună dispoziție trupească și sufletească. Cercetăm cu diamănuntul vaporul împăratul Traian. E o mândrie cu care putem sta în fața străinătății. Are și un fluerat special, muget de leu. Durere la trei ani după această călătorie, vaporul s-a izbit de niște stânci lângă Tuzla și nu s-a mai putut reface. A fost vândut. Peste tot, vapoarele noastre de călător sunt vestite în întreg Orientul. Sunt colorate în alb, curate și frumoase, de parcă sunt niște porumbei ai mărilor. În ce privește confortul și curățenia, niciun vapor străin din Orient nu poate sta alături de vapoarele noastre. De ce? Pentru că vapoarele noastre de călător nu se încălzesc cu cărbun, ci cu păcură. Hornurile nu fac fum și murdărie, pe când vapoarele străine sunt încărcate și negrite de cenușa fumului din hornuri. Toți străinii țin să călătorească cu vapoarele noastre românești. Comandantul vaporului ne spune lucruri interesante despre Marea Neagră. Adâncimile acestei mări, de la 200 de metri încolo, sunt otrăvite. Nu poate trăi nicio vietate în ele. De ce? Pentru că Marea Neagră are o legătură prea mică cu mările cele mari din strâmtoarea Dardanelelor. Apele din adâncim nu se pot primeni de ajuns. Și încă un amănunt aflăm. Marea neagră e o mare de îndărătnică. O sută de zile din cele 365 câte sunt într-un an, sunt zile de furtună. Ne pune pe gânduri această noutate. A sosit seara. După oboseala zilei ne pregătim de odihnă. În Alprea Sfinția sa, mitropolitul Nicolae cercetează călătorii în cabinele lor și se interesează special despre fiecare dintre noi. Ne culcăm. Oboseala ne adoarme repede, dar pe la miezul nopții un cap se ridică în sus și apoi altul și altul. Ne uităm mirați unii la alții. Parcă am fi după o noapte de chef. Așa suntem de la față. Simțim că vaporul se leagănă, iar acest legănat îl simțim și prin cele din lăuntru ale noastre. În cabină s-a prea încălzit. Ne ridicăm să ieșim afară. Ne clătinăm pe picioare de parcă am fi beți. Cabina pare o casă plină de oameni care se scoală după un chef ne dăm seama că acesta este așa numitul rău de mare. Încă nu ne-a cuprins, dar își arată puterea. Ieșim la aer și în îndată ce ne venim în fire, cel mai bun leac contra răului de mare e aerul proaspăt. Iată se ivesc zorile. Intrăm în Bosfor, în marea cea frumoasă de care ne leagă atâtea amintiri. Ca niște porumbei albi se văd în depărtare bărcile pescarilor. Coasta Europei stă acum față în față cu coasta Asiei. Câte un far luminos strălucește de fiecare parte. Locuri rele și neproductive se văd pe ambele coaste. De pe țărmuri se ivesc din pământ guri de oțel. Sunt tunuri cu care e întărită intrarea spre țarii grad. Iată se ivește în zare Constantinopolul. Autoritățile turcești ne ies în cale și ne fac controlul pașapoartelor. Constantinopolul are o priveliște minunată. Așezat sus, pe două coline, plin cu turnuri de minarete turcești și plin de case zidite tot în etaj, el pare cu adevărat ca o panoramă. Pe aici și casele din lemn toate sunt în înalte cu câteva etaje. Din depărtare ele apar ca niște case jucării îngrămădite una peste alta. În port, o pădure de catarge. În toate părțile vapoare și bărci, poporul nostru își sloboade mugetul lui de leu. Tot portul se cutremură. Mulțime mare de turci și alte națiuni se strâng să vadă sosirea noastră. În Constantinopol am rămas ziua întreagă. Am vizitat Patriarhia Ortodoxă, biserica Sfânta Sofia și tot ce era de însemnătate mai mare. Despre acestea voi scrie mai pe larg cu alt prilej. Acum voi continua cu călătoria pe apă pentru a ajunge cât mai curând spre ținta călătoriei, Ierusalimul și locurile sfinte. Din Constantinopol plecarăm în după amiaza zilei de 23 septembrie. La plecare cântam iarăși în cor bine și cuvântat Hristoase Dumnezeule și alte cântări religioase. Mulțime mare de turci și călători a vapoarelor străine, ne urmăresc cu privirea lor. Avem o vreme admirabilă și, de pe vapor, o priveliște minunată. Înspre marginea orașului vedem ruinele unei fortărețe. Aflăm că pe acel loc au fost închiși și decapitați Brâncovianul Constantin și fiii săi. Încet, încet, apucăm iarăși în largul mării. Intrăm în Marea Marmara, o mare frumoasă, cu apele ca niște oglinzi strălucitoare. Din ce înaintăm, vremea e tot mai caldă. Toată lumea e afară pe bord. Vremea caldă și plăcută ne îndeamnă să dormim și noaptea afară pe bord. Mulți dintre cărturari călătorim la clasa a treia, alături cu oamenii din popor. Când sosește seara, cei din clasa a treia căutăm loc de culcuș afară, pe bord. Unii se așează pe bănci, alții pe niște ridicături, alții se suie în catul al doilea al bordului. Se așează oamenii ca la ei acasă prin podurile șuri. Noaptea târziu, vaporul parcă e o șură uriașă ce plutește peste apă cu oameni care dorm prin podurile ei. Dimineața, unii spun că s-au visat pe acasă și că o minune, unii spuneau că au auzit și cocoșii cântând. Pe urmă, s-a adevărit că minunea erau galițele ce le avea vaporul într-un coteț în catul al doilea. În noaptea aceasta am trecut prin strâmtorile dardanelelor. În ziua următoare intrăm în așa numitul arhipelag al Măriei Egei, adică un șirac de insule mai mari și mai mărunte, printre care trece vaporul. Încă de pe aici încep a se locuri de însemnătate creștină. În al Sfinția sa, mitropolitul Nicolae, a avut în acest loc bunul gând de a strânge pe călătorii în jurul său și a le explica însemnătatea locurilor pe unde trecem. Am trecut mai întâi pe lângă Troada, Troia cea vestită, unde s-au luptat odinoară grecii cu troienii. Mai jos, pe lângă insula Samos, dăm de locurile pe unde apostolul Pavel și-a făcut călătoriile sale. În fața noastră, la răsărit, avem Asia Mică, cu Efesul, Colose, Miletul și alte locuri de amintire creștină. Iar la Sfințit avem Grecia cu Tesalonicul, Filipii, cu Corintul și Corintenii din epistolele apostolului Pavel. De două ore a străbătut apostolul Pavel întreaga Asie Mică și venind prin Efes a trecut marea prin acest loc, ducându-se la Corint în Grecia de azi. Ne putem închipui ce călătorie grea și uriașă a fost aceasta. Pe aici a trecut mai întâi Evanghelia în Europa noastră și pe aici au trecut și epistolele apostolului Pavel trimise către corinteni, filipeni, tesaloniceni. Înaintând mai departe se ivește în zare insula Patmos, unde evanghelistul Ioan a scris în exil Apocalipsa. Plină de măreție se vede și din depărtarea această insulă. Stâncile ei albe și ascuțite, ce strălucesc în lumina soarelui, parcă spun și ele că acolo a descoperit Dumnezeu taine mari și adânci. O ușoară adiere de vânt alunecă peste fața limpede a mării. Mi se părea că în această adiere aud cuvintele Domnului pe care Duhul Sfânt le-a pus în gura lui Ioan pe insula Patmos. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Iată, vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după faptele sale. Amin. Vino, Doamne Iisuse. Apocalipsa 22, versetele 12 la 21. Vino, Iisuse Doamne, căci lumea se scufundă în păcate și fără de legi. Apropiindu-ne de insula Rodos, în Alprea Sfinția sa, Mitropolitul Nicolae, arată că pe aici a trecut Apostolul Pavel în cea mai lungă călătorie, când a fost dus legat în lanțuri din Ierusalim la Roma pe apă. Spre mărturie despre greutățile acestei călătorii, în al Sfinția sa, Mitropolitul Nicolae citește capitolele 27 și 28 din Faptele Apostolilor, unde se află descrisă pe larg această călătorie. Poporul ascultă cu fior sufletesc istoria acestei călătorii. Încheiem citirea biblică prin cântarea Doamne al puterilor fi cu noi. Eu stau mereu sub fiorul călătoriilor și ostenelilor apostolului Pavel. În glasul cântării noastre parcă aud cuvintele lui Pavel, Fraților, nu voiesc ca voi să nu știți de necazul nostru care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste putere am fost îngreuiați, încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viață. 2 Corinteni copt. Ochii mi se umplu de lacrimi când mă gândesc prin câte ostenel bătăi, închisori primejdii de moarte, adus și a fost purtat apostolul Pavel, împreună cu cuvântul lui Dumnezeu iar creștinii de azi stau nepăsători față de acest cuvânt și față de lucrul mântuirii sufletești. Vremea liniștită și frumoasă ne-a scăpat de așa numitul rău de mare. Totuși sunt câțiva care încep a avea o predispoziție spre această boală. La o zi după plecarea din Constantinopol încep a se ivi fețe palide. Sunt cei care au a plecare spre răul de mare. Nu toți capătă boala aceasta, atârnă de firea omului. Pe măsură ce înaintăm spre răsărit, dăm de o lume mai caldă, parcă e o altă lume, un alt soare, mai cald și mai luminos. Începem să simțim că hainele noastre sunt prea groase pentru clima de aici. Capitolul 2. O harta a călătoriei noastre la Ierusalim. Pentru o mai bună orientare a cititorilor noștri, dăm mai jos o hartă ce arată drumul pe unde a mers la Ierusalim. Începând din Constanța, drumul e tras printr-o linie mai groasă. Din Constanța până la Constantinopol a mers o noapte, iar din Constantinopol până la Iafa, portul Ierusalimului, a mers pe apă trei zile și trei nopți. Pe hartă se văd clar toate locurile pe unde am trecut. Se văd și insulele despre care am vorbit, Patmos, etc. Se vede și pe unde a fost Efesul, Corintul, Tesalonicul și alte locuri de însemnătate creștină pe lângă care am trecut. Se vede și mira Lichiei, unde a trăit Sfântul Nicolae. Noi am mers cu vaporul până la Iafa, de acolo înainte cu trenul până la Ierusalim. După vizitarea locurilor sfinte, am trecut pe apă în Africa, la Egipt, unde am vizitat Alexandria, valea Nilului și vestitul oraș Cairo. La reîntoarcere din portul Alexandriei, am călătorit cu vaporul direct la Constanța. Înainte spre Ierusalim. Plecați din Constantinopol, suntem în a doua zi de călătorie pe Marea Mediterană. În după amiaza acestei zile, ni se face o plăcută surpriză. În al preasfinția sa, Mitropolitul Nicolae, ajutat de preasfințitul episcop Teculescu și de arhimandritul dr. A. Magier, slujește o sfeștanie afară pe bordul vaporului. Cântă frumos corul alcătuit și condus de sârguinciosul preot de secărie. Ce mărețe și înălțătoare de suflet sunt slujba, cântarea și rugăciunea în largul mării. Cântăm cu toții și ne rugăm cu toții, ca și doar nicăieri nu se simte omul mai aproape de Dumnezeu și mai mult legat de puterea lui Dumnezeu ca afară, în largul mării. Cât vezi cu ochii, în toate părțile numai apă și valuri. Mărăția și puterea lui Dumnezeu le simți aici în toată strălucirea lor. Te simți cu totul în mâna Domnului și în paza lui cea sfântă. Din adâncul inimii noastre intonăm cântarea Doamne al puterilor fi cu noi, căci afară de tine pe altul ajutor între necazuri nu avem. În decursul slujbei departe pe țărmul Asiei Mici avem față în față tocmai mira lichiei, adică locul unde a trăit și a păstorit Sfântul și Marele Arhiereu și Păstor Nicolae. În cealaltă zi și cea din urmă până la portul Iafa, se orânduiesc preoți mărturisitori pentru cei ce vor să se mărturisească în vederea Sfintei împărtășiri la Ierusalim. Se mărturisesc aproape toți pelerinii. Molitva de dezlegare ne-o citise ieri la Sfeștanie în Alprea Sfinția sa, Mitropolitul Nicolae. În toate părțile vezi oameni citind din cărțile de rugăciuni și din Biblie ne pregătim sufletește pentru intrarea în locurile sfinte. Foarte potrivită pentru acest scop a fost în această zi și conferința profesorilor de teologie din Sibiu, dr. Grigore Cristescu și Nicolae Colan, despre viața Mântuitorului istorisită în chip mișcător. Am avut și în această zi o vreme admirabilă. Marinarii spuneau că nu țin minte să fi avut cândva o astfel de vreme, de la Constanța până la Iafa, într-una tot bună și liniștită. Domnul ne-a învrednicit cu un mare dar și ajutor. Mișcătoarea a fost și întâlnirea noastră în largul Mării Mediterane cu vaporul nostru românesc România din Constanța. Cele două vapoare se salută prin fluierăturile sirenelor, iar noi prin fluturarea batistelor trimitem salutul nostru celor ce se întorc în scumpa noastră țară. E acesta primul prilej când se trezește în noi fiorul dorului de țară și de cei pe care i-am lăsat acasă. Iată portul Iafa. În dimineața zilei de 26 septembrie se ivește în zare orașul Iafa, portul Ierusalimului. Toată lumea așteaptă curioasă afară pe bord. Înainte de a ajunge în port, răsfoim Noul Testament, de unde aflăm că Iafa e un loc cu amintiri creștine din vremea apostolilor. În acele vremi, Iafa se numea Iope și în Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 36 la 43, aflăm că apostolul Petru aici a înviat pe Tabita și a rămas mai multă vreme la unul numit Simon Tăbăcarul. Locuința lui Simon Tăbăcarul se vede și azi la țărmul mării. Tot în orașul Iopei s-a arătat apostolului Petru vedenia cu vasul peștilor ce s-a pogorât din cer. Citiți faptele apostolilor, capitolul 10, versetele 9 la 16. În vremea asta, vaporul se apropia de port. Portul Iafa, nefiind încă adâncit și întocmit pentru intrarea vapoarelor la țărm, ancorăm în mijlocul mării unde se constată că marea are o adâncime de 14 metri. Trecerea pe uscat rămâne să o facem cu bărcile arabilor care se și pornesc spre noi. Sosesc mai întâi trimișii autorităților și poliția, apoi vin bărcile pentru noi. Cei mai mulți, pentru treia dată, vedem negri. Ne uităm mirați la ei și, fără să vrem, începem să râdem de ei, iar ei se miră și râde noi. Unii sunt atât de negri, desclipesc parcă lustruiți cu cremă de ghete. Îndeoseb ne atrage privirile un negru cu fața turtită. Să-l vadă oamenii de prin satele noastre, nici una nici alta s-ar lua cu furcile după el ca după Battle Crucea. În curând se suie și pe bord negri și arabi și după ce ne mai trece mirarea, dăm în vorbă cu ei prin fel de fel de semne și arătări. Unul dintre ei întreabă pe un arab unde este iud, adică evreul, în Iafa, la care arabul își duce repede mâinile la gât în semn de sugrumare și arată spre partea stânga orașului. Arabul, adică ne spunea în chip ce fel de trecere au evrei în țara lor. Îndată la intrarea în Palestina am înțeles că arabii stau la cuțite cu evrei. Totodată sosesc într-o întâmpinare a noastră mitropolitul Vasile venit din Ierusalim și un arhimandrit din Iafa. Sunt primiți în salonul vaporului. Ne doresc bun sosit la locurile sfinte. În al preasfinția sa, mitropolitul nostru Nicolae răspunde printr-o foarte potrivită cuvântare. Se începe coborârea în bărci. Peste câteva minute suntem în portul și orașul Iafa. Neuitate vor fi pentru noi, pelerinii, clipele când am intrat în Iafa, portul Ierusalimului. În fața noastră s-a deschis dintr-o dată o lume nouă, o lume schimbată, o lume absolut cu totul nouă și schimbată. Alți oameni, alte plante, alte animale, altă climă, alt port, altă viață. Pentru noi, cei din Europa, răsăritul cu țările și popoarele lui este o lume nouă și plină de surprize străzile sunt pline cu fel de fel de oameni și porturi curioase. Oameni călări pe măgăruși și cămile grăbesc în calea lor. Aproape toată lumea poartă haină lungă. Acum începem să ne dăm seama despre porturile din vremea Mântuitorului ce se văd prin icoane. Căldura ne înnăbușă. Toată lumea de pe străzi privește curioasă la noi. Înțelegând că suntem creștini, arabii ne urmăresc cu toată simpatia. La gara ne așteaptă un tren special, un tren englezesc, curat, larg și încăpător. La plecare intonăm bine și cuvântat Hristoase Dumnezeule și trenul pornește spre Ierusalim. Înaintăm printr-o câmpie foarte frumoasă. Din toate părțile ne cheamă lucruri noi să le vedem. Vedem grădini de portocali și lămâi cu a doua recoltă. De altă parte măslin, smochin și fel de fel de plante orientale. Pentru prima dată vedem și floare de piper, un arbore mic cu frunzele ascuțite. Se văd urme de ogoare frumoase. Aflăm că aceasta e câmpia Saronului, unde odinioară Samson a prins grânele filistenilor cu ajutorul celor 300 de vulpi cărora le legase de coz făclia aprinse. Judecători, capitolul 15. O hartă a Palestinei a locurilor sfinte. În mersul spre Ierusalim, mă voi opri puțin aici să spun ceva despre Palestina, despre țara locurilor sfinte. Pentru o mai bună orientare a cititorilor în legătură cu însemnările călătoriei, dăm pe pagina aceasta o hartă a locurilor sfinte. În această hartă se vede Palestina, țara sfântă, așa cum era pe vremea Mântuitorului. Harta locurilor sfinte e și astăzi tot așa, numai înfățișarea politică a țării s-a schimbat. Țara locurilor sfinte nu e o țară mare, e o țară mică. Nu e mai mare decât 3-4 județe mai mari din Ardeal. Are cam 28.000 de kilometri pătrați. E mai mult lungăreață decât lată. Lungimea ei este de 270 de kilometri, iar lățimea între 127 și 187 de kilometri. În 1912, încă, n-avea un milion de locuitori. Azi, însă, în urma colonizărilor, are un milion și jumătate de locuitori. În vremurile vechi nu se folosea cuvântul Palestina pentru locurilor sfinte. În Biblie se chema Canaan, țara sfântă, țara făgăduinței sau țara Domnului. În acest teritoriu s-a petrecut toată istoria Vechiului și Noului Testament. Aici a fost Canaanul pe care l-au cuprins Israeliții când au venit din robia Egiptului, și l-au împărțit între cele 12 seminții ale lui Israel. Iosua, capitolul 13. Aici au fost cei 31 de împărați despre care spune Biblia că i-au bătut izraeliții când au intrat în Canaan. Iosua, capitolul 12. Însă un astfel de împărat nu putea să aibă mai mult decât o cetate și câteva sate. Pe acest teritoriu s-au petrecut toate întâmplările istorisite în scripturile noului și ale Vechiului Testament. Toți munții, toate văile, toate satele și orașele din țara aceasta grăiesc despre amintiri sfinte. Întreagă Palestina e o țară plină cu sfinte comori religioase. Oare de ce și-a ales Dumnezeu această țară mică să fie ea loc al descoperirilor ce le-a făcut oamenilor? Întâi, pentru că Dumnezeu nu are trebuință de vase tari și puternice când e vorba de lucrurile și planurile sale. A doua, pentru că așezarea geografică a Palestinei era potrivită pentru acest scop. De jur împrejur, Palestina e înconjurată cu puternice granițe firești. La sud și răsărit, e înconjurată de pustietăți mari. La nord, de munții Libanului, iar la vest, de Marea Mediterană. E ca o insulă, ca o cetate apărată de influențele popoarelor păgâne cu idolilor. În această cetate s-a descoperit Dumnezeu poporului celui ales. Aici a ținut școală cu el și aici a pregătit omenirea pentru primirea mântuirii sufletești prin jertfa cea mare a fiului său. Dar, de altă parte, Țara Sfântă nu e o cetate izolată, închisă cu totul de lumea mare. Din potrivă, era tocmai în locul unde se întâlneau trei lumi, Asia, Africa și Europa. Multă vreme s-a susținut credința că Palestina și Ierusalimul sunt centrul, mijlocul lumii. Toate popoarele aveau treceri și legături cu țara sfântă și prin aceste legături s-a răspândit și prin popoarele păgâne, credința în Dumnezeul cel adevărat. Pe vremea Mântuitorului, Palestina era sub stăpânirea romană. Înainte de războiul cel mare, Palestina era sub stăpânirea turcilor. De la război încoace, a dat Dumnezeu de au ajuns locurile sfinte în mâinile creștinilor. Palestina se află a sub stăpânirea englezilor. Notă de subsol. Așa era pe vremea când scria părintele Iosif aceste însemnări. Încheiem nota. Pe vremea Mântuitorului, Palestina era împărțită în trei provincii, Iudeia, Samaria și Galileea. Născut în Betlemul Iudeii, Mântuitorul a crescut mai departe în Nazaretul Galilei, până la vârsta de 30 de ani. Mântuitorul a petrecut și a învățat mai mult în Galileea, pentru că în Iudeia era prigonit de iudei care o îmblau să-l piardă. În Galileea era lacul Genezaret, Tiberiada, de unde a chemat Isus pe cei 12 apostoli. Acolo sunt Capernaumul, Cana, Muntele Tabor, Gadara, Fântâna lui Iacob și alte locuri de amintire creștină. Cele mai multe din pildele și învățăturile sale le-a spus Isus în locurile acestea. Din Galileea, Isus a venit în trei rânduri la Ierusalim, a treia oară a fost prins și răstignit. Noi, pelerinii, am făcut prin locurile sfinte următorul drum. De la portul Iafa a mers cu trenul până la Ierusalim, 54 de kilometri în 3 ore. De la Ierusalim a mers cu automobilele în Betleem, cale de câteva minute. De la Ierusalim a mers la Marea Moartă, la Iordan și Erihon, cale de 40 de kilometri. De la Ierusalim până în Galileea, la Nazaret și celelalte locuri, e o cale de 200 de kilometri pe care am făcut-o cu automobilele în câteva ore. Și acum, după această mică oprire, se merge mai departe spre Ierusalim. Am ajuns la Lida. Cea din tâi gară în care ne oprim e orașul Lida, în care se află ruinele Bisericii Sfântul Gheorghe. În acest oraș a vindecat apostolul Petru pe slăbănogul Enea, care suferea de trei ani de zile. Fapte, capitolul 9. Un lucru ciudat băgăm de seamă ceasurile noastre aduse din Europa, aici arată o întârziere de o oră. Trebuie să le mutăm înainte cu o oră, pentru că pe aici, fiind locurile mai spre răsărit, vremea umblă mai iute cu un ceas ca pe la noi. Trenul străbate mai departe câmpia, pământul începe a fi tot mai slab. Se ivesc coaste sterpe. În zare se vede un dial de nisip mișcător. Sosim în a doua gară, în orașul Ramleh. Aici s-a aflat un cimitir cu 40 de cripte. Creștinii cinstesc acest loc ca fiind mormintele celor 40 de mucenici. Se spune că aici a fost și vechiul sat Arimatea, de unde era Iosif cel din Arimatea. Din ce înaintăm, locurile se fac tot mai deluroase și tot mai pleșuve, mai sterpe și mai pietroase. Nicăieri nu se vede nicio verdeață. Suntem în anotimpul când pe aici totul e ars și dogorit de vânturile fierbinți din iulie din ce înaintăm amintirile religioase sporesc. Sosim în Valea Sorec. Aici trăia Samson cu Dalila lui care l-a înșelat cu dezmierdările ei și a trădat filistenilor taina puterii lui. Judecători, capitolul 16. Trecând prin acest loc, mă gândeam la cei mulți, mulți pe care îi biruie diavolul cu ajutorul dezmierdărilor. Înaintăm prin satul Malha și Valea Trandafirilor, Aici sunt locurile pe unde a purtat David lupte de biruință împotriva filistenilor. Ne înfioară gândul că pe aici a vorbit Dumnezeu de atâtea ori cu aleșii săi și de aici a ridicat profeți și vestitori ai sosirii lui Mesia. Așteptăm să se termine dealurile stâncoase, dar tot mai multe și tot mai mari se ivesc înainte. Pe coaste sunt garduri de zid înșirate unele după altele. Sunt acestea un fel de grădini aparate din jos cu zid ca ploile să nu ducă și puținul pământ cât a mai rămas acolo. Prin aceste grădini se văd pom și viță de vie. Se ivește locul numit Catamon, de unde a fost bătrânul Simeon, cel care a avut fericirea să nu moară înainte de a-l vedea pe Mântuitorul. Avem între noi câțiva bătrâni trecuți de 70 de ani și, când aude acest loc, îngenunchează în semn de bucurie și de mulțumită lui Dumnezeu Că i-am vrednicit să vadă locurile sfinte înainte de a închide ochii. Uitându-mă la ei, parcă auzeam vorbele bătrânului Simeon. Acum, slobozește pe robul tău. Suntem în apropierea Ierusalimului. Sosind la Ierusalim. Cu cât ne apropiem cu trenul de Ierusalim, cu atât sufletul nostru e cuprins tot mai mult de dorința să vedem locurile sfinte... Și de fiorul că în curând vom umbla pe unde a umblat scumpul nostru Mântuitor. Între pelerini aud întrebarea: Oare cine ne așteaptă la gară în Ierusalim? Cum stau cu Noul Testament în mână, această întrebare mă face să mă gândesc și să simt că eu nu sunt străin aici, în țara aceasta departe. Mă gândesc că la Ierusalim eu am un prieten mare și bun, pe Isus Mântuitorul cu care de atâtea ori am vorbit prin rugăciune, stăruind nopțile lângă învățăturile lui din Sfânta Scriptură. Inima mi arde de bucurie că mă voi putea întâlni și aici cu el și îl voi putea mulțumi că m-a scăpat din atâta moarte trupiască și sufletească. Trenul fluieră prelung și se oprește. Am ajuns în gara Ierusalim. Pe tablă, în fața gării, e scris cuvântul Jerusalem în engleză, arabă și ebraică. Ierusalimul încă nu se vede din gară. În fața lui stă o colină mică. În gară fel de fel de oameni și de porturi. O agenție cu care se făcuse înțelegere din vreme ne așteaptă să ne ducă în oraș cu automobilele. Rând pe rând, automobilele ne iau și pleacă cu noi. A fost un lucru ce mie nu mi-a plăcut aceste automobile, cu toată oboseala, cu tot praful și căldura aș fi preferat să intru în Ierusalim pe jos, cu gazul sufletesc cel cere un astfel de lucru sfânt. La prima vedere a Ierusalimului mi-ar fi plăcut să îngenunchez, să mă rog, să mulțumesc cu lacrimi fierbinți celui ce m-a învrednicit de acest dar mare și sfânt. Vechi evrei de câte ori se apropiau de Ierusalim, îngenuncheau în țărâna drumului și se rugau. Așa trebuia să facem și noi. Capitolul 3 Iată Ierusalimul, cetatea cea sfântă a Domnului. Câteva clipe zburate cu automobilul și iată Ierusalimul se ivește în fața noastră. Așezat sus pe o colină și strălucind în lumina soarelui, e așa măreț și tainic cum îl închipuiam și cum îl văzusem închipuit în icoanele despre Ierusalimul cel ceresc. Dăm la pagina aceasta imaginea Ierusalimului, așa cum l-am văzut la prima vedere, strălucind măreț și tainic în lumina soarelui. Prin așezarea și înfățișarea ce o are, Ierusalimul este unic în felul lui în toată lumea. Chiar și numai acest lucru spune că Ierusalimul nu e un oraș ca oricare altul. Așa cum stă, sus, pe vârful unui ideal de stâncă, pare și azi o cetate a Domnului. De jur împrejurul orașului se văd văi adânci și dealuri înalte stâncoase, arse de soare și bătute de praf. Un fior te cuprinde când vezi mai întâi Ierusalimul. Se pare că toate stâncile și dialurile din jurul lui predică despre marea minune și arătare dumnezeiască ce s-a petrecut în acest loc. O lume nouă se deschide în fața noastră. O lume ce te umple de fior. În zare se văd munți și dealuri pleșuve, ori încotro te uita, nu vezi nici păduri, nici verdeață. E o lume parcă de fier și de piatră. Ierusalimul e așezat pe coline la o înălțime geografică de 800 de metri. Colina din dreapta e muntele Sionului și e cu ceva mai înaltă decât cea din stânga. De jur în prejur, Ierusalimul se vede înconjurat cu ziduri de piatră dar și mai tari decât acestea sunt zidurile firești care îl înconjoară. De jur prejur, Ierusalimul e înconjurat de puternice întărituri firești. Spre răsărit se ridică în fața lui muntele măslinilor, spre nord e muntele Scopus, spre sud e adâncimea văilor Chedron și Hinom, spre vest este ridicătura muntelui ce duce spre Betleem. Ierusalimul stă sus, pe creasta celor două coline, fiind înconjurat dinspre răsărit, sud și asfințit, cu adâncimea văilor Hinom și Chedrom. Numai spre nord are legătură directă cu muntele Scopus. Cetatea Ierusalimului de care vorbește Biblia e cu adevărat o cetate. Munții, ridicăturile și adâncimile din jurul ei parcă sunt anume făcute să o apere. De aceea, zice psalmistul, cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său, Salmul 124 cu 2. Israel este fără frică în locuința lui, Deuteronom 33 cu 28. Ierusalimul va locui în liniște, Ieremia 33 ,16. Pe lângă aceasta, Ierusalimul mai are încă ceva ce înalță sufletul. Așezat la o înălțime de 800 de metri, din toate părțile trebuie să te sui la Ierusalim. De ori încă tot te-ai apropiat de Ierusalim, dinspre răsărit, apus sau mează zi, trebuie să urci munți și dealuri. De aceea se folosește în Biblie de atâtea ori expresia despre suirea la Ierusalim. Adevărat că Ierusalimul stă mai jos decât înălțimile cel înconjoară, dar ca să poți ajunge în Ierusalim, trebuie să urci mai întâi înălțimile. Și apoi, chiar când te-ai apropiat de Ierusalim, trebuie să urci din nou Căci Ierusalimul e înconjurat din trei părți cu adâncimea văilor Hinom și Chedron. Ca să intri în Ierusalim trebuie să urci, să te urci mereu. Această suire a locului spre Ierusalim trezește în om și o înălțare, o ridicare sufletească. Când începi a te sui spre Ierusalim, simți o ușurare, o înălțare sufletească. Te atrage parcă ceva spre Domnul, spre înălțime îți vine să cânți cu psalmistul, la munt suflete să ne ridicăm. Îmi vin în minte cuvintele de la Isaia prorocul. Veniți să ne suim în Sion, în muntele cel sfânt al Domnului, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Isaia 2 cu Orașul Ierusalim este o icoană a vieții noastre sufletești. Viața noastră trebuie să fie o înălțare, o oricare neîncetată spre Ierusalimul cel ceresc, spre Ierusalimul mântuirii noastre sufletești ceva din istoria Ierusalimului. Înainte de a intra în cetatea sfântă, vom spune ceva pe scurt și despre istoria Ierusalimului. Orașul Ierusalim are o vechime foarte mare. Când au ocupat izraeliții Cananul după scăparea din robia Egiptului, Ierusalimul s-a cuvenit fiilor lui Beniamin care n-au izgonit pe ebusiții care locuiau pe atunci în Ierusalim. Judecătorii 1 cu 21. Pe urmă, ebusiții au rămas iarăși ei stăpân pe cetate. Orașul capitală a izraeliților și a iudeilor era pe acele vremuri Hebronul. Din Hebron s-a ridicat împăratul David și a mers cu oamenii lui asupra Ierusalimului și împotriva iebusiților locuitorii țării. Și a pus David mâna pe cetățuia Sionului și s-a așezat în cetățuia pe care a numit-o cetatea lui David și a făcut întărituri de jur împrejur. 2 Samuel 5, versetele 6 la 10 Ierusalimul a fost clădit pe vârful muntelui Sion. De aceea se cheamă și cetatea Sionului. Tot aici a fost și muntele Moria, pe care s-a suit odinioară Avram să jerfiască pe fiul său Isaac. Pe vârful acestui munte s-a clădit mai târziu vestitul templu al lui Solomon. În curgerea vremilor, Ierusalimul a trecut prin multe încercări și pustiri. Pentru păcatele poporului și ale împăraților, Dumnezeu a ridicat împotriva Ierusalimului pe Nabucodonosor, împăratul Babilonului, care venind cu armată mare a cuprins Ierusalimul și l-a dărâmat. Doi împărați, capitolul 24, versetele 8 la 20. Aceasta s-a întâmplat în anul 606 înainte de nașterea lui Hristos. După robia babilonică de 70 de ani, împăratul Cirus le-a dat voie Israeliților să se întoarcă iar în Ierusalim. Sub conducerea lui Ezra, Ierusalimul și templul au fost zidite din nou. La anul 37, înainte de Hristos, ajungând pe tronul iudei Irod cel Mare, acesta rezidi templul lui Solomon și întări cetatea Ierusalimului. În această rezidire a fost Ierusalimul pe vremea Mântuitorului. În marțea cea mare, Mântuitorul a profețit apostolilor dărâmarea Ierusalimului prin următoarele cuvinte. Amin, amin, zic vouă, că nu va rămâne aici nici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Marcu 13, versetele 1 la 4 Profeția Mântuitorului s-a împlinit în În anul 70, după Hristos, evrei încercară să alunge stăpânirea romană. Atunci Titus, împăratul romanilor, cumprinse Ierusalimul și îl trecu prin foc și sabie, întocmai ca o dinioară în Nabucodonosor sângele profeților și al Mântuitorului se răzbunase asupra celor ce luaseră asupra lor și a copiilor lor. Ierusalimul a mai trecut încă prin multe încercări. După romani veniră perși și după perși veni islamul, credincioși și fanatici ai lui Mahomed. Prin viacul al XI-lea, pentru scurtă durată, Ierusalimul fu cucerit de cruciați, căzu apoi iarăși în mâinile turcilor și arabilor. Până la războiul cel mare, Palestina și Ierusalimul erau în mâinile turcilor. Pelerinajul era împreunat cu mari primești. Însă, de la război încoace, a dat Dumnezeu să ajungă locurile sfinte iarăși în mâinile creștinilor. Palestina și Ierusalimul se afla sub stăpânirea englezilor. Ierusalimul are azi vreo 80.000 de locuitori: arabi, evrei și creștini. Intrăm în Ierusalim. Și acum să ne urmăm mai departe calea spre Sfânta Cetate. Automobilele coboară mai întâi cu noi în adâncimea unei văi și apoi ne ridicăm spre oraș. Iată, suntem în fața porților Ierusalimului. De jur împrejur, Ierusalimul se vede înconjurat cu ziduri înalte de câțiva metri. Casele n-au acoperiș. Peste tot în Orient, casele n-au acoperiș înalt ca la noi. Locul acoperișului îl ține o boltitură puțin ridicată la mijloc, ca acoperișul unui cuptor de copt pâine. Acoperișurile caselor par niște uriașe funduri de cuptoare. Intrăm în cetate pe o poartă largă și ne oprim în piața principală a orașului. Ne dăm jos. Un fior îmi străbate sufletul. Îmi vin în minte cuvintele psalmistului, Picioarele noastre sunt în curțile tale, Ierusalime. Psalmul 121 cu 2 Mă înfioară gândul că picioarele mele stau pe locul pe unde a umblat Mântuitorul. Mă smeresc în inima mea și mulțumesc Domnului de acest dar mare de care m-a învrednicit. Din piață plecăm la locuințele pe unde suntem împărțiți. Unii rămân la un hotel, iar cei din clasa a treia tragem la o întreprindere italiană numită Casa Nova, Îndată ce intrăm mai adânc în oraș, dăm de forma cea veche a Ierusalimului. Străzile sunt înguste și pavate cu lespezi de piatră. Pe unele locuri abia merg trei oameni alături. Ori încotro te uiți, tot zid și ar zid în alt. Pe aici nu sunt curți, nici case singuratice. Toată strada e un zid, dar, spre deosebire de alte ziduri, cele din Ierusalim au în ele ceva sfânt. Au în ele un fior sfânt ce parcă te apleacă să te rogi la fiecare zid și să săruți fiecare poartă. Pe străzi, oameni ca și la Iafa, mulțime de arabi se îngrămădesc în jurul nostru ca să ne vadă. Nu înțelegem ce greesc, dar din felul cum se întreabă, înțelegem că se interesează din care parte a lumii suntem. Cum între noi se află și câțiva țărani bucovineni, în frumosul lor port cu cojoace, suntem întâi judecați a fi din Rusia țara care a dat pe vremuri cei mai mulți pelerini. Pe urmă însă străini au aflat că suntem din România, o țară poate nouă pentru ei. Îndată ce ajung la locul de găzduire, eu mă apuc de meseria mea de gazetar. Îmi deschid caietul de însemnări și notez cu deamănuntul toate cele văzute și auzite. Mă simt veșnic urmărit de răspunderea cea mare ce o am față de darul de care m-a învrednicit Dumnezeu ca să văd locurile sfinte. Mă gândesc neîncetat că trebuie să răsplătesc acest dar, scriind cu deamănuntul toate cele văzute și simțite la locurile sfinte, ca prin aceasta să aduc sufletește și pe alții pe urmele Mântuitorului. Întrebuie, înainte de toate, o hartă a Ierusalimului. Vreau să cercetez cu deamănuntul toate locurile din Ierusalim și din jur, ca, la rândul meu, să pot lămuri și pe cititorii mei un călugăr italian de la casa noastră de odihnă mă servește cu o hartă a Ierusalimului. Pentru orientarea cititorilor, înainte de a ieși prin Ierusalim, dau și aici în carte această hartă tradusă pe românește și întregită după observațiile făcute în decursul călătoriei. În dată după cazarea la locurile desemnate, agenția pe care o avem la Ierusalim ne împarte prin domnul Mavro Mihali, un program al zilelor cât vom sta în Ierusalim și în împrejurim. Programul e tipărit în românește cu titlul Programul Românilor Închinători și arată ca prim punct vizitarea Sfântului Mormânt și participarea la vecernia cea mare a sărbătorii înălțării Sfintei Cruci. Negătim de plecare. În Alprea Sfinția sa, Mitropolitul Nicolae, cu o ceată de pelerini, s-a dus mai întâi la Patriarhia Ortodoxă din Ierusalim au fost întâmpinați cu toată dragostea de prea fericitul patriarh al Ierusalimului, Damianos, un chip de adevărat apostol, bătrân de 80 de ani, dar plin de viață și plin de râvnă evanghelică. S-au schimbat și câteva scurte discuții. Mitropolitul Nicolae spune, între altele, că a adus la Ierusalim sufletul unui popor întreg. Alături de noi a venit cu sufletul poporul întreg să se închine și să mulțumească pentru toate câte ne-a făcut nouă Domnul. Admirăm figura măreață a prea fericitului părinte patriarh Damianus. Este un adevărat patriarh din Biblie pe care bunul Dumnezeu l-a învrednicit cu peste 80 de ani. Când îl vezi întâia dată, gândul ți se duce îndată la vremurile biblice, la vremurile patriarhilor biblici. Patriarhul Damianos pare un patriarh, un apostol rămas din acele vremuri. Ne pregătim de plecare spre Biserica Sfântului Mormânt. Înainte de această plecare, dăm la pagina 40 o hartă a Ierusalimului și locurile sfinte. Fără această hartă de orientare, nu putem scrie nici despre Biserica Sfântului Mormânt. O hartă a Ierusalimului. Ierusalimul, precum arată harta de la pagina următoare, are trei cartiere. Cartierul creștin, Cartierul musulman, arab și cartierul evreu. Ierusalimul e înconjurat și azi cu zid de cetate, rămas din vechile ziduri ale cetății Ierusalimului. Pe hartă, acest zid se vede tras cu o linie groasă, neagră. Cetatea are și azi șapte porți. În stânga se vede poarta Iafa, sus e poarta Damascului și a lui Rod, iar la dreapta e poarta Martirului Ștefan. Mai jos e poarta de aur. Pe această poartă a intrat Mântuitorul în Duminica Floriilor. Azi, această poartă e închisă cu zid. În partea de jos mai sunt încă două porți, poarta Sionului și poarta dublă. Zidurile vechiului Ierusalim erau înspre sud mai în jos de cum sunt azi, iar în partea nordică erau ceva mai intrate în oraș. Prin asta se explică faptul că Golgota se afla în lăuntru zidurilor Ierusalimului cu toate că evangheliile spun că Golgota a fost afară din cetate. S-a constatat că pe vremea Mântuitorului zidurile cetății dinspre nord erau mai băgate în oraș și astfel Golgota cădea pe atunci în afara cetății. Pe locul unde se vede scris Via Dolorosa, drumul crucii, e o stradă ce suie în sus spre Golgota. Acesta e drumul crucii, drumul durerilor, drumul mântuirii noastre sufletești, pe care Isus a urcat spre Golgota, ducând pe umeri crucea răstignirii. Dinspre sud și răsărit, Ierusalimul e înconjurat de două văi adânci, Valea Hinom și Valea Chedron sau Valea lui Iosafat. Apă însă nu este în ele decât pe timpul ploilor. Înconjurat fiind de toate părțile cu ziduri, Ierusalimul e și în privința aceasta unic în felul lui. El e un oraș ce nu se mai poate lăți ca alte orașe. Toată viața și întinderea lui e strânsă între zidurile cetății. Înăuntrul cetății fiecare palmă de loc e cucerită și folosită. Pe hartă sunt notate locurile mai însemnate, vom vorbi pe larg despre ele la vremea lor. Spre Biserica Sfântului Mormânt Și acum, după oprirea cu hărțile cunoașterii Ierusalimului, să urmăm calea Sfintei Călătorii în curtea Patriarhiei ne strângem în cortegiu de procesiune pentru a pleca spre Biserica Sfântului Mormânt. În fruntea cortegiului se așează prea fericitul patriar și în altă preastinția sa mitropolitul nostru. Pornim către Golgota, către Sfântul Mormânt, cântând Sfinte Dumnezeule, cruci tale ne închinăm Hristoase. Clopotele Bisericii Sfântului Mormânt umplu Sfânta Cetate cu glasul lor puternic, duios, plângător. Trăim clipe neuitate clipe pe care niciodată nu le vom mai simți în viața noastră. Înaintăm cântând cu capetele plecate, apăsați parcă de mărăția clipelor pe care le trăim. Străbatem uliți înguste, pline cu bolți încărcate de lumânări, tămâie, icoane și alte lucruri ce le caută pelerinii. Lucrătorii își lasă lucrul, comercianții își părăsesc prăvăliile, toată lumea iese afară să vadă cortegiul nostru înaintând spre Golgota în fața bisericii Sfântului Mormânt. Coborâm pe o stradă, cotim puțin la dreapta și iată, în fața noastră avem locul cel mai sfânt și cel mai scump din această lume. Locul unde s-a petrecut jertfa cea mare și sfântă a mântuirii noastre prin sângele mântuitorului. În fața noastră avem o clădire mare și puternică, parcă e o cetate uriașă. E biserica Sfântului Mormânt. Mă voi opri puțin aici ca să dau unele lămuriri despre Biserica Sfântului Mormânt. Am la mine o carte și o hartă din care am cercetat și am studiat înainte Biserica Sfântului Mormânt. Să nu creadă cineva că Biserica Sfântului Mormânt e o biserică așa ca oricare altă în care poți repede intra și ieși. Această biserică se cheamă numai biserică, dar de fapt e o cetate întreagă cu zeci de încăperzi zidite unele deasupra, altele de desubt și altele de pe ziduri îți trebuie o zi întreagă să le cercetezi pe toate. Pe lângă asta, îți trebuie să cunoști și viața Mântuitorului și Evangheliile, ca să înțelegi felul cum sunt așezate diferitele locuri și altare. Pe din afară și pe dinăuntru sunt săpate o mulțime de uși și încăperi. Abia pe urmă observi că întreaga biserică e clădită într-o stâncă mare, în stânca Golgotei. Zeci de încăperi și de adâncituri sunt săpate în această stâncă a mântuirii noastre. E ca și când omul mâna de setea mântuirii s-a afundat în stânca Golgotei, căutând după izvorul vieții. Pentru o mai bună orientare, înainte de a merge mai departe și a intra în Biserica Sfântului Mormânt, dăm un plan. În acest plan se vede harta încăperilor și a locurilor din biserică. O hartă cu planul Bisericii Sfântului Mormânt Precum spuneam, Biserica Sfântului Mormânt e o adevărată cetate, cu nenumărate încăperi. Pentru ca să poți lua în seamă tot ce cuprinde, îți trebuie o călăuză bună și pricepută și trebuie să cunoști și viața Mântuitorului. Eu am la mine o carte și o hartă pe care mi-a dat-o călugărul de la Casa Nova. Această carte îmi spune cu diamănuntul cum e împărțită Sfânta Biserică. Voi spune și cititorilor mei acest lucru cât se poate de lămurit și cât mai bine. Iată ce îmi spune harta că voi vedea în Biserica Sfântului Mormânt. Intrarea în biserică este printr-o stradă îngustă însemnată cu litera A. Pe acolo cobori în curtea bisericii, care e însemnată cu săgeata în Nord-Sud. Intrarea e printre numerele 12 și 13. Îndată la intrare, la numărul 13, e piatra Ungerii, locul unde a fost uns mântuitorul cu mir înainte de înmormântare. De aici se desface un coridor cu deschidere în dreapta și în stânga. Apucând spre stânga, la numărul 15, e locul unde a Sfânta Fecioară văzând moartea fiului său. Înaintând mai înăuntru, printre coloane uriașe însemnate cu puncte negre pătrate, dar într-o încăpere mare și rotundă, înconjurată de jur împrejur de coloane uriașe. Puncte negre pătrate. În mijlocul acestui loc, la numărul 15 și 16, e capela Sfântului Mormânt, în care se află Mormântul Domnului față în față cu capela Sfântului Mormânt la numărul 29, 30, 31 și 32, e catedrala ortodoxă grecească. De jur în această catedrală e înconjurată cu un coridor rotund. Toate încăperile sunt tăiate și săpate în stâncă, pentru că aici a fost dialul de stâncă al Golgotei. La numărul 18 e capela copților, o sectă a vechilor creștini. La numărul 20 sunt odăi tăiate în stânci, la numărul 27 e Capela Franciscanilor, catolici. La numărul 28 e Mănăstirea Latinilor. La numărul 34 e locul unde a fost închis Mântuitorul. La numărul 35 e Capela Sfântul Longhin, soldatul care a împuns coasta Mântuitorului. La 36 e Capela Împărțirii Hainelor Mântuitorului. La numărul 38 e Capela Încoronării cu Spini. Mergând înainte, înspre numerele 38 și 42, sunt niște trepte însemnate cu linioare în hartă. Suind aceste trepte, 14 la număr, ajungi la capela numărul 43. Aici e locul unde a fost Golgota și a fost răstignit Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. La numărul 6 e capela celor șapte dureri. Între numărul 36 și 37 sunt iarăși niște trepte în formă de linioare, Coborând aceste trepte peste 40, la numărul 38, 39, 40, 41, e capela Flării Sfintei Cruci. În amintirea împărătesei Sfânta Elena, care a săpat în acest loc și a aflat Sfânta Cruce, sunt zidite aici o capelă și un altar. La numărul 2 e mănăstirea lui Avram, zidită pe stânca unde a voit să jerfiască pe fiul său Isaac. La numărul 11 e capela celor 40 de martiri, în celelalte încăperi sunt mănăstiri, capele, etc. Ceva din istoria Sfântului Mormânt. Istoria acestei biserici, pe scurt, e aceasta. Creștinii cei din tâi au ținut în mare cinste locul unde a pătimit, s-a îngropat și a înviat Mântuitorul. În acest loc se făceau rugăciuni. Însă, la anul 70 după Hristos, Ierusalimul fă ajuns de profeția Mântuitorului, că va fi dărâmat și nimicit. Împăratul roman Titus cucerise Ierusalimul, îl prinse și îl nimici. Creștinii scăpară, fugind peste Iordan. Dar nimicirea ajunse și locul unde erau Golgota și mormântul Domnului. Pentru creștini urma zile grele. Romanii începură a persecuta creștinismul. Ca să slăbească amintirea creștinilor despre Isus Hristos, romanii ridicară pe locul Golgotei și al Sfântului Mormânt niște temple idolilor lor. Dar, prin aceasta ajunseseră tocmai la rezultatul contrar așteptărilor lor. Templele păgâne atraseră și mai mult privirea creștinilor asupra locului unde a fost Golgota și acest loc se va întipări și mai bine în mintea lor. Venind mai târziu la putere împăratul creștin Constantin cel Mare, acesta dă două să se dărâme templele idolești zidite pe locul Golgotei. Sosind acest scop la Ierusalim însă și împărăteasa Elena, mama împăratului. Împărăteasa Elena aduse cu sine și ostași de lucru și începu lucrările sub supravegherea și controlul ei. Dar rămându-se templele păgâne, se aflară sub ele păstrate prin minune, neatinse, Golgota, mormântul Domnului și crucile răstignirii. Împăratul Constantin cel Mare clădi pe acest loc o biserică uriașă, măreață, ce întrecea în mărime și frumusețe toate bisericile din acele vremuri. Zece ani ținură lucrările acestei biserici. Biserica avea cinci foișoare de o frumusețe neîntrecută, împodobite cu podoabe neprețuite. Mormântul se afla în foișorul din mijlocul bisericii, iar deasupra lui se înălța uriașa cupolă a acestuia. Dar cu acest prilej s-a făcut-o și o greșeală. Pentru reușita planului bisericii s-a tăiat vârful Golgotei și s-au schimbat într-o câtva locurile sfinte. Biserica zidită de Constantin cel Mare a trecut prin multe încercări. La anul 604, perșii dărâmară măreața biserică. La anul 629, se zidiră pe locul ei trei capele. Capela Sfântului Mormânt, Capela Golgota și Capela Flării Sfintei Cruci. La clădirea acestor capele se folosi în mare parte materialul din ruinele bisericii zidite de Constantin cel Mare. La anul 1099, cruciații cuprinseră cele trei capele sub acoperișul unei singure biserici uriașe. În forma aceasta se păstrează până în ziua de azi. Nu s a mai făcut decât unele reparații. În fața acestui sfânt locaș ajungem noi, pelerinii, în după sâmbătei de 26 septembrie. Pe aici e tot calendarul vechi, 13 septembrie, și ne grăbim să intrăm în vecernia spraznicului înălțării Sfintei Cruci. Coborâm din stradă pe niște trepte de piatră, tocite de urmele milioanelor de închinători care le-au călcat. Notez aici că prin fața Bisericii Sfântului Mormânt trece o stradă. Orice creștin care trece pe această stradă își descoperă capul, se oprește puțin și rostește o scurtă rugăciune. Unii îngenunchează. O mulțime de cercetori sprijină zidurile, cerșind milă. Jos, în curtea din fața bisericii stau de pe lături negustori cu cruciulițe, lumânări, tămâie, icoane și alte lucruri pe care le caută pelerinii. O ușă deschisă larg ne așteaptă să intrăm în Sfânta Biserică. Intrăm în Biserica Sfântului Mormânt. Și acum, după această oprire de lămurire, să intrăm în Sfânta Biserică. Ne apropiem cu frică și cu tremur de ușa Sfântului Locaș. Toți avem capetele plecate și inima noastră tremură de fiorul locului pe care pășim. Trecem printr-un mic pridvor, deodată în fața noastră apare un loc împodobit de jur prejur cu sfeșnice și lumânări uriașe. Înainte e o lespede de marmură roșie, iar deasupra ei atârnă și ard candele în diferite culori. Sus, în față, pe un perete, o icoană mare arată înfășurarea Mântuitorului în giulgiuri curate după luarea de pe cruce. Ni se spune că aceasta e piatra Ungerii, locul unde Iosif cu Nicodim și Mironosițere au uns cu mir pe Mântuitorul coborât de pe crucea Golgotei. Ca fără de veste, genunchii noștri se apleacă și ochii ni se umplu de lacrimi. Ne apropiem să sărutăm piatra sfântă. O, oh, ce fior sfânt am simțit în acest loc! a plecat pe marmura roșie, buzele mele păreau că ating sângele mântuitorului și de sus din icoană părea că aud tânguirea preacuratei. Dăm pe pagina următoare fotografia acestui loc sfânt. În biserica Sfântului Mormânt Ne ridicăm să mergem înainte. Înaintăm printr-un coridor luminat de lumina candelelor și a lumânărilor. În fața noastră, deodată, iată, se ivește mijlocul bisericii Sfântului Mormânt. Un spațiu larg, rotund, înconjurat de jur în împrejur cu stâlpi uriaș ce se pierd în înălțimi uriașe. Deasupra, la mijloc, se ridică o cupolă la o înălțime imensă. Veșnicia parcă stă acolo sus, deasupra capului nostru. În mijlocul bisericii, iată, altarul Sfântului Mormânt având în față la intrare sfeșnice, lumânări uriașe și candele de aur, de argint, în fel de fel de culori. De jur împrejurul bisericii, capele, altare, uși și încăperi tainice, tăiate în zidurile de stâncă ale bisericii. Mă uit prin biserică, ce priveliște neuitată! Oameni din diferite țări și neamuri se roagă, plâng, suspină și sărută locurile sfinte. Alături de noi, românii, stau arabi veniți de prin pustiurile Arabiei, negri veniți de pe undeva din Africa, armeni veniți din Armenia, etc. Pe toți ne-a strâns aici același mântuitor. Înfrățirea popoarelor prin Evanghelie nicăieri nu se poate vedea așa de minunat ca în Biserica Sfântului Mormânt. Lângă mine stă un sătean din Bucovina, în frumosul port național. Un arab venit de undeva de departe din pustiurile Asiei se uită mai întâi cu mirare la românul nostru și apoi se pleacă și el în genunchi să se roage. Doi oameni veniți din două continente, iată-i, îngenunchiați ca niște frați într-o același mântuitor. O, binecuvântată Evanghelia lui Hristos, binecuvântate sunt roadele tale, și binecuvântată va fi lumea când toți oamenii vor cunoaște cu adevărat pe Mântuitorul și se vor întâlni în el ca niște frați adevărați. Dar, în biserica din Ierusalim se întâlnesc într-un Mântuitorul nu numai oameni din țări și neamuri diferite, ci se întâlnesc și diferitele confesiuni. De jur împrejurul Sfântului Mormânt, toate confesiunile își au altarele și capelele lor. În cea mai frumoasă biserică, din fața Sfântului Mormânt, slujesc ortodoxii. Dincolo se roagă armenii. În altă parte cântă copții. Mai încolo e capela catolicilor. Așa a vrut Dumnezeu ca în acest loc să se întâlnească toate neamurile și toate confesiunile din lume, atrase de Golgota și de mormântul Mântuitorului. În toată vremea, zi și noapte, acest loc răsună de slujbe, de cântări religioase, de rugăciuni, de plânsete și plângere. Suspinul și graiul omenirii întregi parcă se au neîncetat în acest loc sfânt. Dar fiorul cel mai mare ce l-am simțit intrând mai întâi în biserica sfântului mormânt nu îl constituie aceste lucruri văzute. Le-am spus pe acestea mai întâi ca să-și facă cititorii o idee despre interiorul bisericii. Fiorul cel din tâi și cel mai mare l-am simțit în mine, în sufletul meu. Nu știu alții cum au simțit mai întâi când au intrat în biserica Sfântului Mormânt. Fiecare simte altceva și altcum. Eu am simțit înainte de toate nevoia unei descărcări sufletești. În sufletul meu parcă aveam o greutate pe care nu o mai puteam purta Simțeam o greutate ce mă dobora în genunchi. Să mă retrag undeva, să fiu o clipă singur. Asta era dorința sufletului meu. Mi se părea că prea repede am venit aici. Îmi trebuia răga sufletesc, îmi trebuia o descărcare a inimii. M-am retras în dosul unei coloane și, căzând în genunchi, am început să plâng. Când m-am ridicat din această rugăciune plină de fior. Pelerinii începuseră să sărute Sfântul Mormânt. Până să vină și rândul meu, mi-am notat pentru orientarea cititorilor și voi da pe pagina următoare o descriere a locului unde se află Sfântul Mormânt. Voi scrie amănunțit despre tot ce am văzut și am simțit stând pe locul unde au fost odinioară Golgota și Mormântul Mântuitorului. Voi scrie despre tot ce am văzut în Biserica Sfântului Mormânt în legătură cu Golgota, cu patimile, cu moartea și învierea Mântuitorului. Rămânând să vorbesc la sfârșit și despre alte locuri ce mai sunt în Sfânta Biserică. Capitolul 4 Iată Sfântul Mormânt. Precum am amintit mai înainte, Biserica Sfântului Mormânt e zidită pe locul unde a fost răstignit și îngropat Mântuitorul. Locul unde a fost mormântul Mântuitorului e în mijlocul Bisericii. Acesta e locul despre care spun evangheliile că Iosif cu Nicodim și Mironosițele au luat corpul lui Iisus de pe cruce și, înfășurându-l în pânză curată, l-au pus în mormânt nou săpat în piatră. Matei 27, versetele 59 la 61 Acesta e locul unde l-au străjuit pe Iisus în noaptea învierii. Aici e locul unde un înger, ca o lumină de fulger, s-a arătat mironosițelor și le-a vestit în învieria. Matei 28, versetele 2 la 3. Acest preasfânt loc ce s-a făcut izvorul vieții și învierii noastre e cuprins în altarul, capela, a cărui fotografie o dăm pe pagina următoare. În această capelă se află mormântul Mântuitorului. De jur împrejurul capelei este loc umblător prin biserică. Ca să poți vedea și săruta Sfântul Mormânt, trebuie să intri în capelă. Pe din afară, capela este împodobită cu candele sfeșnice și fel de fel de scumpeturi și podoabe. În fotografie se văd fața și intrarea capelei Sfântului Mormânt. Sfeșnice uriașe, înalte de metri întregi și nenumărate candele de aur și argint, în toate culorile ard neîncetat în fața acestei intrări. Deasupra, la mijloc, e o icoană mare înfățișând învierea Mântuitorului. Și acum iată sosește și rândul meu să intru în altarul Sfântului Mormânt. Vino, dragă suflete ciditor, vino și intră și tu cu mine, în locul cel sfânt unde Mântuitorul s-a făcut izvorul vieții și învierii noastre. Pășesc înainte cuprins de fior sufletesc. Intrând înăuntru, observ că în această capelă se află două încăperi. Cea din tâi în care am intrat e ceva mai mărișoară, în cap în ea cam 10-15 persoane. În mijlocul ei e o masă rotundă de marmură, acoperită cu scumpeturi și lucruri sfinte. Acesta e locul unde îngerul a vestit învierea Domnului. Acesta e locul despre care spun evangheliile că îngerul Domnului, pogorându-se din cer, prăvăli piatra și stătu deasupra ei și era înfățișarea lui ca lumina de fulger și îmbrăcămintea albă ca zăpada. Străjerii se cutremurară de spaima lui și căzură ca morți. Aici a vestit îngerul învierea Domnului, mironostițelor cuprinse de frică și bucurie mare. Matei 28 În masa din mijloc e o parte din piatra pe care a prăvălit-o îngerul Domnului e îmbrăcată în marmură scumpă. Locul acesta se cheamă și Piatra Îngerului. Pe această piatră se face și slujbă ca pe o sfântă masă de altar. Pentru o mai bună orientare a cititorilor, dăm pe pagina alăturată fotografia în care se vede interiorul capelei Sfântului Mormânt. În față se vede prima încăpere unde la mijloc e masa cu piatra îngerului. Un pelerin e tocmai în acest loc și își așteaptă intrarea la Sfântul Mormânt. În cealaltă, a doua încăpere, se vede Sfântul Mormânt, în fața căruia doi pelerini tocmai își fac închinarea. Mă simt cuprins de un fior sufletesc pe locul unde îngerul a vestit învierea. De frică și de bucurie mare, spun evangheliile, că erau cuprinse mironosițele, când îngerul Domnului le-a vestit învierea. Aceeași frică și bucurie o simt parcă și în sufletul meu. E ceva în acest loc ce te pornește să plângi cu toate suspinele inimitale, dar alături de aceasta e și ceva ce-ți șterge lacrimile, ce te mângâie și-ți strigă, nu plângeți că Fiul a înviat. Iertarea și viața din groapă au răsărit. E ceva în acest loc ce parcă te oprește să mergi înainte zicându-ți, suflete, oprește-te în loc, nu intra mai stai aici afară, mai plângi și te tânguiește că și tu l-ai răstignit și l-ai îngropat pe Mântuitorul cu ticăloșiile tale. Însă, odată cu acest cutremur de mustrare, deodată parcă se aude și glasul lui. Veniți la mine toți cei osteniți, veniți cei păcătoși, veniți de luați iertare și viață, veniți căci eu sunt învieria și viața. Cine crede în mine, viu va fi. Chiar dacă va fi murit. Ioan 11 cu 25 Și acum, iată, stau gata de intrare în cealaltă încăpere unde e mormântul mântuitorului. Trebuie să trecem acolo printr-o deschizătură mică și joasă. Poți intra numai aplecat. Înăuntru nu încap decât trei persoane odată. Mă plec și intru. Este aceasta și o aplecare sufletească din care nu te mai poți ridica. În clipa următoare ca doborât în genunchi lângă lespedea de marmură în care e îmbrăcat mormântul Mântuitorului. E greu să spui cu vorba sau înscris ceea ce simți când te apropii de mormântul Mântuitorului. Oricât meșteșuga ai avea și ai pune în pana de scris, nu poți să spui tot ceea ce simți când ajungi în fața Sfântului Mormânt. Înainte de a intra în altarul Sfântului Mormânt de afară, plănuisem o rugăciune frumoasă pe care să o rostesc când voi ajunge înăuntru, în fața Sfântului Mormânt. Însă, când am ajuns înăuntru, n-am mai putut grăi nimic. În fața Sfântului Mormânt, deodată tace și amuțește tot ce e lut și trecător în om. Pentru o clipă și graiul omului se închide, numai inima singură vorbește înainte și ochii slobot toate lacrimile. A plecat lângă marmura unde a fost mormântul mântuitorului, mi se părea că a rămas afară trupul meu cel pătimaș. În lumina ce se revărsa peste mine din toate părțile, din candele și sfeșnice de aur și de argint, mi se părea că se topește lutul de pe mine, mi se părea că se topește în mine tot ce este o travă și patimăriac simțeam cum moare în mine omul cel lumesc, firea cea lumească, și rămâne numai omul cel duhovnicesc, firea cea nouă. A plecat lângă mormântul Mântuitorului, mi se părea că s-a topit pe mine lutul cu toate patimile lui și încep să fiu legat cu veșnicia, cu viața cea de dincolo de mormânt. Ca nicăieri într -alt loc lângă mormântul Mântuitorului simți veșnicia, simți trecerea de pe pământ la cer și din moarte la viață. În lumina candelelor de aur, în lumina ce se revarsă printr-o deschizătură de sus, din înălțimea cerului, te simți transportat într-o altă lume. Te simți dintr-o dată iertat și ușurat de toate ticăloșiile, de toate patimile acestei vieți. Te simți un supraom, un om duhovnicesc. Te simți trecut pe jumătate într-o altă lume, sufletească, spirituală. În fața Sfântului Mormânt, simți cum deodată ți se deschide toată inima și toată ființa să-i alumină, așa cum o floare se deschide dimineața în fața soarelui, să-i alumină și căldură. Iată, buzele mele ating marmura în care e îmbrăcat Sfântul Mormânt. Un fior sufletesc, îmi cutremură toată ființa. Mi se pare ca și când inima mea și viața mea s-au pus în legătură cu focul, cu lumina, cu un izvor din care iese o de dulce bunătate și bucurie. Iertare, viață și lumină. Simt cum mi se umple sufletul de viață, de lumină. Îmi vine parcă zile întregi să stau mereu așa lipit cu buzele de acest izvor de viață și lumină sufletească. Când mi-am ridicat buzele de pe marmura sfântă, am simțit că mi se deschide și graiul și am început să mă rog așa. Iisuse, scumpul meu mântuitor, îți mulțumesc că ai murit, te-ai îngropat și ai înviat pentru mine, pentru păcatele mele, pentru iertarea mea și învierea mea la o viață nouă. Isus, mântuitorul meu cel bun, tu singur cunoști viața mea, tu singur cunoști frământările mele și trecutul meu. Tu singur știi că păcatul deschisese în fața mea un mormânt de pieire trupiască și sufletească. Iar am judecat să mor în păcatele mele, să fiu azi un mormânt acoperit cu iarba uitări. Tu mai ai scăpat, Iisuse, mântuitorul meu cel scump. Mormântul tău a deschis mormântul meu, moartea ta a omorât moartea mea, învierea ta s-a făcut viața mea. Viața mea e viața ta și trebuie să fie întreaga ta. Trăiesc prin tine și darul morții și în tale Mă cutremur aici în fața locului de unde au ieșit iertarea și viața mea. Mă cutremur gândindu-mă că nu trăiesc încă de plin pentru tine, numai pentru tine și lucrul tău. Mai este încă în mine o travă ce nu s-a topit. Râul vieții mele încă nu curge întreg spre tine. Omul cel vechi încă n-a murit cu totul în mine mă aplec aici la izvorul învierii și vieții, ca să iau dar de înviere de plină la o viață nouă, ca să se topească în lumina învierii tale toată o travă ce mai este în mine, din omul cel vechi, ca să mă fac un om nou, o făptură nouă. Aici, în lumina învierii tale, îmi deschid larg toată inima și toată ființa mea, ca să iau lumină din lumina ta, viață din viața ta, învierea din sfântă învierea ta. Mă opresc aici cu rugăciunea mea personală, fiecare se roagă în felul lui. În fața Sfântului mormânt, fiecare își aduce și își pune toată viața sa, tot trecutul său, toate durerile, necazurile și păsurile lui sufletești. Fiecare își are scumpii lui vii și morți, pe care îi pomenește și pentru care se roagă în fața Sfântului mormânt. O rugăciune pentru cei din oastea Domnului. La mormântul Mântuitorului, am mers cu lumânări pe care să le aprind și pentru cei din oastea Domnului, și pentru cititorii foii lumina satelor. După ce am isprăvit cu rugăciunea mea personală, am început să mă rog și pentru dânși, zicând: Eu mă rog ție, Mântuitorul meu, nu numai pentru mine, ci și pentru acei pe care i-ai trezit prin mine din somnul păcatelor. Mă rog pentru cei care s-au hotărât să iasă din ticăloșia patimilor rele și să înceapă o viață nouă cu tine. Mă rog pentru cei care s-au strâns la luptă în ta contra păcatelor. Mântuitorule Doamne, noi suntem niște ființe slabe și neputincioase. Fără de tine noi nu putem face nimic, fără de tine nu ne putem ridica din ticăloșie și nu putem învia la o viață nouă. Învie-ne Tu, Doamne, cu viața și învierea Ta luminează-ne cu lumina ta, întărește-ne cu darul tău, dune la biruință cu puterea ta. Aprind aceste lumânări în numele lor, ca și în sufletul lor să se aprindă lumină din lumina ta, viață din viața ta, dar din darul tău. Aprind aceste lumânări să se lumineze cărările lor și gândurile lor, să umble ca fiii luminii în lumina Evangheliei tale aprind aceste lumânări și pentru cei care citesc cu râvnă de mântuire sufletească, învățăturile din foaia lumina satelor, unde tu, mântuitorule, mai pus să predic Evanghelie. Fie ca Evanghelia ta pe tot să-i învieze din moartea păcatelor și la o viață nouă să-i aducă. Cum e locul Sfântului Mormânt? Și acum trebuie să mă ridic să ies din acest loc sfânt, căci vine rândul altora să intre. Să încă o dată piatra sfântă, cu gândul să vin și mâine să mă rog. Înainte de a ieși, mă uit mai atent să pot spune la vremea potrivită cititorilor mei ce înfățișare are acest sfânt loc și mormântul Mântuitorului. Pereții Sfântului Locaș sunt căptușiți peste tot cu marmură albastră, pereții și stâlpii de marmură se ridică sus la o uriașă înălțime, de unde, printr-o deschizătură înfundată cu ochi rotunzi de fereastră, străbate în chip minunat și lumina soarelui din înalt. Locul și stânca unde a fost mormântul mântuitorului se află în dreapta încăperii spre răsărit, fiind îmbrăcate peste tot cu marmură lucie albastră. Această lespede de marmură e lungă de șase picioare, lată de trei și adâncă de două picioare. De supra mormântului ard neîncetat 15 candele de aur precum și o mulțime de lumânări puse în sfeșnice de aur și argint. Tămâie și smirnă fină împrăștie neîncetat miros de bună mireasmă. O maramă de mătase roșie, cusută în chip minunat cu fire de aur și argint, atârnă deasupra sfântului mormânt. Flori naturale sunt puse zi de zi în vase de aur și argint. Sus, în fața sfântului mormânt, sunt trei icoane mari, înfățișând învierea Domnului într-un loc lespedea de marmură ce îmbracă Sfântul Mormânt e crăpată? În legătură cu aceasta, călugării spun că în vremurile mai de demult s-a aflat un arab încreștinat, care a început a tăgădui învierea Domnului. Atunci un vestitor al Evangheliei a făcut o propunere. Să doarmă amândoi o noapte în biserica Sfântului Mormânt și, de nu se va evi nicio arătare, arabul să rămână în încredințarea lui. Noaptea s-a făcut un mare cutremur în capela Sfântului Mormânt și lespedea s-a crăpat. Arabul a căzut ca și străjerii din noaptea învierii Domnului cu fața la pământ și s-a umplut de credința învierii. Începe vecernia. Pe când am ieșit din capela Sfântului Mormânt, se începuse vecernia praznicului înălțării Sfintei Cruci. Intrăm în biserica ortodoxă, greacă, ce se află în fața Sfântului Mormânt. E cea mai încăpătoare și cea mai frumoasă biserică din întreg edificiul Sfântului Mormânt. E încărcată de podoabe, aurituri și scumpeturi, dăruite cele mai multe de mulțimea pelerinilor ortodoxi veniți de prin Rusia. Un policandru uriaș cu sute de brațe aurite stă în mijlocul bisericii. La dreapta se ridică tronul înalt și măreț în care șade de patriarhul ortodox Damianos, un bătrân impunător de peste 80 de ani, cu o barbă mare și albă, care pare un apostol rămas din vremile de demult. Vecernia începuse, cântă frumos două strane de preoți și călugări, amestecați cu glasuri de copii. Slujba și glasurile merg în tocmai ca la noi. Deodată, o toacă de argint începe de undeva de sus să răsune. Plin de tânguire și înfiorare religioasă, e oriunde glasul toacei de metal. Aici însă, Glasul acestei toace are atâta înfiorare de parcă în glasul ei răsună ciocanele care au bătut cuie în sfintele mâini și picioare ale Mântuitorului. Glasul acestei toace are un fior și o înfiorare pe care până voi trăi pe pământ nu le voi putea uita. Ai senzația, scrie prietenul meu, doctor Cristescu, în cartea sa, că în sunetul asurzitor al bătăilor ei e prinsă o mare protestare, o durere profundă, o mustrare, un ultimatum, o osândă, o trezire, o mobilizare de uriașe forțe, o amenințare, un atac, un strigă de ajutor, o lumină în luptă cu întunericul. Parcă dumnezeirea însă își cheamă omenirea la pocăință. Aștept să vezi aievia, catapeteazma despicându-se și să auzi pe Mântuitorul gemând. Mie sete! Aștept ceva mare, catastrofal, apocaliptic, când auzi bătând cu putere această toacă din Biserica Sfântului Mormânt. Din scaunul patriarhal, patriarhul ne face semn să intrăm și noi în altar să slujim. Ieșim din ceata pelerinilor și intrăm în Sfântul Altar. Suntem acum cu toții peste 80 de preoți care luăm parte la slujba vecernii. Toți avem în mâini lumânarea aprinse. În public sunt și câțiva credincioși arabi și femei din Ierusalim. În portul lor și în înfățișarea lor plină de evlavie și de durere, femeile din Ierusalim au ceva din chipul și înfățișarea mironosițelor femei. La sfârșitul vecerniei se face litania cea mare cu rugăciuni pentru noi pelerini. După vecernie, în Alprea Sfinția sa, Mitropolitul Nicolae ține în fața Sfântului Mormânt o frumoasă vorbire către pelerini, spunând că Bunul Dumnezeu ne-a ajutat să ne vedem împlinită ținta călătoriei noastre. Am ajuns la Ierusalim și Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit să sărutăm Sfântul Mormânt, izvorul învierii și al mântuirii noastre. Ne închinăm încă o dată în fața Sfântului Mormânt și apoi plecăm spre locurile noastre de cazare. Abia acum începem să simțim oboseala. Cei din clasa a treia suntem acum în a șaptea zi de când n-am dormit pe pat așternut și fiertură n-am mâncat. Ne-a căzut sufletește însă atât de bine această mică ostenială, gândindu-ne la cumplitele chinuri ce le-a răbdat Mântuitorul pentru noi și mântuirea noastră. În dimineața următoare avem praznicul înălțării Sfintei Cruci. Ne gătim de biserică. Înainte de a pleca, eu trimit o telegramă pentru gazeta Lumina Satelor. Praznicul Înălțării Sfintei Cruci În Biserica Sfântului Mormânt începe slujba praznicului cu mare ceremonie. Slujește însuși Patriarhul, înconjurat de doi mitropoliți, în al preasfinția sa, mitropolitul nostru Nicolae și mitropolitul Chievului, ajutat de încă zece episcopi și arhimandriți. Biserica e plină de lume. Sunt și arabi credincioși, veniți de prin depărtările Asiei. O noutate pentru noi sunt și doi arabi care țin ordinea, îmbrăcați în vechiul port turcesc, în cinci cu iatagane, iar în mână autoiege de metal cu care izbesc podelele când fac loc prin mulțime. La început nu ne împăcam deloc cu acești păgâni, îmbrăcați ca pentru măcel, dar pe urmă am băgat de seamă că, din punctul de vedere al ordinii. Sunt folositori. Un pelerin de lângă mine șoptește că n-ar strica și câte un turc de aceștia prin unele biserici de ale noastre unde nu-i nicio ordine. Mai rea impresie fac polițaii stăpânire engleze care stau aici în biserică așa ca pe uliță, cu chipiul în cap și cu biciul în mână. Când îi vezi, ți-aduce aminte de Evanghelia în care Mântuitorul a luat biciul în mână și a scos din biserică unele lucruri urâte. Slujba decurge frumos. Evanghelia se citește în două limbi, greacă și arabă. Începe a cânta și corul nostru al pelerinilor. Un diacon dintre noi rostește ectenile în românește și corul nostru răspunde cu Doamne miluiește. Poate că e cea din tâi cântare românească ce răsună în Biserica Sfântului Mormânt. Un alt diacon zice ecteniile în rusește și corul răspunde cu Gospodii Pamilui, Doamne miluiește. Grecii răspund cu Chirie eleison, Doamne miluiește. Și așa se perindă slujba când pe românește, când pe grecește, când pe rusește. Ni se împarte tuturor busioc. Părintele I. Popa, din Apoldu de jos, oferă un litru de vin adus de acasă pentru trebuințele Sfintei Liturghii. Sfânta Liturghie se face astfel cu vin adus din țara noastră pe când se apropie sfârșitul Sfintei Liturghii, suntem chemați cu toții preoți în altar, unde ne îmbrăcăm pentru scoaterea și înălțarea Sfintei Cruci. Observăm că aici sunt odăjdi din belșug, tuturor ni se dau veșminte bisericești, lumânări și busuioc. Suntem acum îmbrăcați de slujbă cel puțin 100 de preoți. Se începe procesiunea. Înainte merg cântăreții cu sfeșnice lumânări și o cruce mare urmează patriarhul, ținând în mână o cruce mare de argint în formă de toiag. Apoi mitropoliții, episcopii și noi preoții, toți având în mâini lumânări aprinse. În urma noastră venea drept credinciosul popor compus din greci, arabi, ruși, români, etc. În sunetul cântărilor înconjurăm de trei ori Sfântul Mormânt și coridorul umblător ce este în jurul Bisericii Ortodoxe. După a treia înconjurare, ne pogorâm la locul unde s-a aflat crucea Mântuitorului. Înainte de a ne pogorâ în acest loc, voi spune cum a fost aflată crucea Mântuitorului. După învierea Mântuitorului, iudeii, în ura lor, au aruncat crucile răstignirii într-o adâncitură pe lângă stânca Golgotei. Peste ele au cărat apoi gunoaie, mai târziu veniră și păgânii și mai astupară și ei locurile sfinte, clădind peste ele temple idolești venind la putere împăratul creștin Constantin cel Mare, la anul 326, împărăteasa Elena plecă din Constantinopol la Ierusalim să afle crucea pe care fusese răstignit Mântuitorul. Numai cu mare greutate putu afla împărăteasa Elena locurile sfinte, căci muntele Golgota era clădit cu temple idolești care trebuie rădărâmate. sa, însă își stătea de față la lucrări și arăta ostașilor și lucrătorilor unde să sape. După multă săpătură, în sfârșit, fu descoperită peștera Sfântului Mormând. Și nu departe de acolo, fur aflate și cele trei cruci de lemn în care se păstrau încă piroanele răstignirii. Greutatea era însă acum să se afle care dintre acele trei cruci este crucea Mântuitorului. Atunci, patriarhul din acele vremi, Macarie, duse toate cele trei cruci și le atinse de o femeie bolnavă. Când se atinse de ea a treia cruce, îndată se tămădui. Prin această minune se află crucea Mântuitorului. Împărăteasa Elena o îmbrăcă într-o lată de argint făcută în formă de cruce, iar Patriarhul Macarie o așeză cu mare prăznuire în biserică. Poport mult se strânse cu acest prilej la biserică și gloata năvălea să vadă și să sărute Sfânta Cruce. Atunci Patriarhul Macarie, se sui pe un loc înalt și ridică Sfânta Cruce în văzul tuturor. Poporul în genunchie în fața ei, strigând cu glas înalt, Doamne miluiește! În amintirea acestei aflări a rămas praznicul aflării și înălțării Sfintei Cruci. Împărăteasa Elena a lăsat Sfânta Cruce în grija Patriarhului Macarii. Ea a adus cu sine numai o parte din Sfânta Cruce și piroanele. Însă, în curgerea vremilor și a prigoanelor, Sfânta Cruce s-a pierdut. În muzeul Patriarhiei din Ierusalim se arată azi numai câteva firicele de lemn despre care se spune că ar fi din crucea Mântuitorului. Pe locul unde sa Elena a aflat Sfânta Cruce. Și acum să ne pogorâm la locul unde a fost aflată crucea Mântuitorului. Coborâm într-un loc adânc de stâncă, 30 de trepte, apoi se desface un loc larg. Aici e capela Sfânta Elena. Dăm pe pagina alăturată fotografia acestui loc. În acest loc a stat împărăteasa Elena și, arătând dostașilor unde să sape, privea cum decurg lucrările. Calugării arată o deschizătură, unde ar fi șezut împărăteasa și ar fi privit lucrările. Pe acest loc a târnă o icoană cu chipul împărătesei Elena. Locul unde s-a aflat Sfânta Cruce e și mai adânc. Din capela Sfânta Elena coborâm în adânc încă vreo 15-20 de trepte. Acest coborâș e mai îngust, prin săpătura stâncii, abia pot străbate deodată câțiva oameni. Jos, în adânc, se află un loc ceva mai larg. Acesta e locul unde a fost aflată crucea Mântuitorului. Stau cu sufletul înfiorat pe acest loc. Abia acum încep am dat seama că întreagă biserica Sfântului Mormânt e săpată și vârâtă în stânca Golgotei. Parcă dorul și setea mântuirii sufletești au săpat tot mai adânc, mai adânc după izvorul vieții din stânca Golgotei. E aici o adâncime de peste 20 de metri, deci crucea Mântuitorului a fost aflată la o mare adâncime, a fost aflată la o uriașă adâncime. Stând aici pe acest loc eu mă gândesc, o ce înțeles adânc are acest lucru pentru noi creștinii de azi. Ca și oarecând împărăteasa Elena și noi trebuie să aflăm crucea Mântuitorului. Crucea Mântuitorului e și azi o taină ce se află numai pătrunzând în adânc, mai adânc în înțelesul vieții creștinești. Să afli crucea Domnului înseamnă să afli dragostea lui Isus, Fiul lui Dumnezeu, care s-a răstignit pentru tine și păcatele tale. Să afli crucea lui Isus înseamnă să afli cât de grozav a fost păcatul tău, că a trebuit însuși Fiul lui Dumnezeu să moară pentru iertarea ta. Să afli crucea lui Isus înseamnă să afli și să înțelegi cuvintele apostolului Pavel. Voi nu mai sunteți ai voștri, ci sunteți ai lui Isus Hristos, care v-a răscumpărat cu un preț mare. 1 Corinteni 6 cu 19 și 3 23. Și trebuie să trăiți o viață pusă cu totul în slujba Lui. Dacă n-ai aflat aceste lucruri, atunci să știi, dragă cititorule, că pentru tine și azi e îngropată Crucea Mântuitorului, adică darurile ei. Sunt și azi destui creștini care încă n-au aflat Crucea Mântuitorului și de aceea nu-i nicio putere în viața lor. Cu aceste gânduri stau pe locul unde s-a aflat Crucea Mântuitorului. Patriarhul face rugăciunea înălțării Sfintei Cruci, apoi ieșim afară și intrăm iarăși în Sfântul Altar. După sfârșitul slujbei, pelerinii se cuminecă. O seamă dintre noi rămânem să venim la liturgia, ce se va face la noapte, să ne împărtășim atunci. După ce sărutăm Sfântul Mormânt, ieșim din biserică. Vizită la Patriarhie În program e prevăzută vizita la Patriarhie și plecăm în coloană spre acest loc. Reședința Patriarhului nu e departe de Biserica Sfântului Mormânt. E o clădire veche cu sute de încăperi călugării roiesc în toate părțile. Suntem primiți cu toată dragostea în saloanele patriarhiei. În Alprea Sfinția sa, mitropolitul Nicolae Bălan, în numele închinătorilor români, ține o prea frumoasă vorbire, amintind printre altele că pe noi ne-a dus aici, la Ierusalim, și recunoștința unui neam între care mulțumește bunului Dumnezeu că l-a ajutat să-și vadă idealul național împlinit. Am venit la Ierusalim să mulțumim pentru toate câte ne-a făcut nouă Domnul. La vorbirea în alprea Sfinției sale, răspunde Patriarhul Damianos, urându-ne binecuvântare și ajutor în toată călătoria noastră. Încă multe, multe am mai văzut în Biserica Sfântului Mormânt. Aici e și locul unde a fost Golgota, locul răstignirii Mântuitorului. Ne vom întoarce însă mai târziu la acest loc sfânt, venind pe drumul crucii, pe unde a suit Mântuitorul spre Golgota, ducând pe umeri crucea răstignirii. După amiază avem un program vizitarea Betleemului, locul unde s-a născut Mântuitorul. Acum vom ieși din Ierusalim și vom pleca spre Betleem. Conform programului, mersul acestor însemnori va fi acesta. Vom cerceta întâi Betleemul, de aici vom merge la Iordan, la Marea Moartă și la Erihon ne vom întoarce apoi iarăși în Ierusalim ca să cercetăm drumul Crucii și Golgota. Foarte potrivit este acest program. El s-a făcut ținându-se seamă de viața Mântuitorului, așa cum e spus în Evanghelii, de la Iordan și Erihon, vom reveni pe cea din urmă cale pământească a Mântuitorului. Vom trece cu el prin Betania, unde a fost înviat Lazar în sâmbăta Floriilor. Vom intra cu el în Ierusalim în Duminica Floriilor, însoțindu-l pe tot locul pe unde a umblat și a pătimit, începând din Duminica Floriilor până la Golgota. Capitolul 7 Cu Isus Mântuitorul pe drumul crucii Întâiul popas din drumul crucii Și acum, după această orientare, să ne întoarcem iarăși la locul unde l-am lăsat pe Mântuitorul, în curtea lui Pilat, unde iudeii și ostașii se pregăteau să-l ducă spre răstignire. Spunea mai înainte că pe drumul spre Golgota, pe care a mers Mântuitorul cu crucea pe umeri, sunt 14 opriri, popasuri, adică 14 locuri unde a căzut Isus sub greutatea crucii. Cel din tâi popas din drumul crucii este locul unde s-a adus sentința de moarte a Mântuitorului în curtea lui Pilat. Amintirea acestui loc se păstrează și azi în clădirea așa numită Pretoriu. O tabliță cu slove latinești spune că aici a fost judecat la moarte Mântuitorul și de aici a plecat spre Golgota. Dar despre acest loc am vorbit pe larg mai înainte. Când toate pregătirile răstignirii fură gata, iudeii și ostașii plecară să iasă cu Domnul afară din curte. Afară, la poartă, aștepta crucea răstignirii, pe care mântuitorul trebuia să o ducă în spate până sus la Golgota. Din clipa în care mântuitorul a luat crucea în spate, începe o parte nouă și partea cea din urmă din Sfintele Patim. Unul din Sfinții Părinți spune că în patimile Mântuitorului sunt trei părți, pe care le-au închipuit cele trei despărțituri cele le avea templul din Ierusalim și pe care le-au și bisericile noastre. În prima parte, tinda, foișorul templului, bisericii, se cuprind cele întâmplate din lunea cea mare până în noaptea când s-a rugat Mântuitorul cu sudor de sânge în grădina Ghețimani. Acestea ar fi o introducere, o intrare în biserica Sfintelor Patim. În partea a doua, naosul, mijlocul bisericii, sunt patimile Mântuitorului, de când a fost prins și până a fost judecat la moarte în curtea lui Pilat. Partea a treia, Sfânta Sfintelor, din templul Ierusalimului, altarul din biserică, e drumul crucii, Golgota, răstignirea Mântuitorului. Am ajuns, deci, cu însemnările călătoriei în fața Sfântului Altar, în fața Golgotei, în fața tainei celei mari și sfinte a mântuirii noastre sufletești. Iisuse Mântuitorule, învrednicește-mă pe mine păcătosul să te însoțesc mai departe pe drumul crucii, pe drumul cel sfânt al vieții și mântuirii noastre sufletești. dă dar și ajutor, Isuse Doamne, să pot atrage și pe alții în drumul crucii, să-i pot aduce în urma ta până sus la Golgota, la picioarele crucitale, la izvorul mântuirii noastre. Al doilea popas din drumul crucii. Mântuitorul își ia crucea pe omeri. Când Isus Mântuitorul ieși din curtea lui Pilat, un slujbaș îi puse pe omeri crucea cu care urma să fie răstignit. Isus era slăbit de răni și bătăi, dar nu șovăi și nu se tulbură. El luă cu desăvârșită liniște crucea ce îi se dădu. Acesta este al doilea popas din drumul crucii. Creștinilor, aplecați-vă și vă rugați, căci iată-l acum pe mântuitorul pornit spre Golgota, cu crucea pe umeri, o gloată fioroasă îl însoțește. În urma lui merg soldați cu sulițe lungi, merge gloata biată de furie. Alături pășește și caiafa mulțumită de izbânda ce-a avut-o. Toată gloata este împotriva Domnului, toți abia așteaptă să-l vadă murind în chinuri. Iisuse Bunule! Tu n-ai pe nimeni lângă tine în aceste clipe grele. Maica ta încearcă să se apropie de tine, dar e oprită de soldați, te-au părăsit și apostolii. Unde ești, Petre, cel care te lăudai că mergi și la moarte cu Mântuitorul? Unde sunteți voi, cei tămăduiți de Domnul? Dar pe Mântuitorul nu-l tulbura și nu-l întunecă această părăsire. El merge în fruntea gloatei ca o lumină blândețea, liniștea și bunătatea strălucesc în fața lui ca o lumină într-o noapte de întuneric și de ură. Iar crucea e grea. Începe să fie tot mai grea. Pe umerii Mântuitorului apasă nu numai lemnul din cruce, ci apasă și toate păcatele noastre. În crucea din spatele Mântuitorului s-au strâns toate păcatele lumii, toată pediapsa și toată osânda acestor păcate al treilea popas din drumul crucii. Mântuitorul cade sub greutatea crucii. Pe lângă greutatea crucii, mântuitorul mai era slăbit și de rănile, de loviturile, de bătăile ce căzuseră asupra lui în curtea lui Caiafa și Pilat. Sudor reci amestecate cu sânge picurau din fruntea lui. Puterile îi se topiau. După ce înaintă puțin pe drumul crucii, mântuitorul căzu jos la pământ. Soldații începură a-l lovi cumplit, dar după ce văzură că nu se poate ridica singur, îl ajutară să se ridice și îi puseră din nou crucea pe umeri. Locul acesta este al treilea popas, a treia stațiune din drumul crucii sau Via Dolorosa. Pe acest loc iaz o biserică armiană. Pe locul unde Mântuitorul a căzut doborât de greutatea crucii și a loviturilor, e un stâlp de piatră sfărămată. În îngenunchez și îmbrățișând piatra sfântă, încep să mă rog cu lacrimi fierbinți. Iartă-mă, Mântuitorule bun, că și eu te-am lovit cu fără de legile mele. Ai căzut sub greutatea păcatelor și fără de legilor mele. Mărire îndelung răbdării tale, Doamne, mărire ție. Al patrulea popas din drumul crucii. Mântuitorul se întâlnește cu Maica Sfântă al patrulea popas din drumul crucii, este locul unde tradiția ne spune că Isus, mergând spre Golgota, s-a întâlnit și a vorbit cu Maica Sfântă. O placă pusă pe peretele străzii indică în scris acest loc. În în acest loc, mi-am adus aminte de icosul ce se citește în biserică la slujba din Vinerea Mare, Văzând mielușeaua pe mielușelul său, trăgându-se la înjunghiere, mergea după dânsul zdrobită, împreună cu alte femei strigând așa, Unde mergi, fiule? Pentru ce faci această călătorie grabnică? Au doară, mai este o altă nuntă în cana și acolo te grăbești acum? Oare merge voi cu tine, fiule, sau voi aștepta mai bine? Dă-mi un cuvânt, cuvinte, nu mă trece tăcând, că tu ești fiul meu și Dumnezeul meu o maică îndurerată. Fiul tău nu merge acum la nunta din Cana Galilei, el merge acum la o altfel de nuntă. El merge acum la nunta despre care a zis într-o pildă, asemănatul s-a împărăția cerurilor unui împărat care a făcut nuntă fiului său și a trimis pe slugile sale să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. Matei 22, versetele 1 la 14. El merge acum să împlinească o altă pildă ce zice, un om a făcut cină, o spăț mare, și a trimis pe sluga sa în ceasul cinei să zică celor chemați, veniți căci iată, gata sunt toate. Această cină este jertfa Mântuitorului. Nu plânge, Maică îndurerată, pe Fiul tău, ci plânge-ne pe noi care fugim de o spățul cel mare al Fiului tău. Plânge-ne pe noi, căci iată mirele vine și noi dormim în păcate și în fără de legi. Aici, la acest popas, este o clădire frumoasă cu etaj zidită cu pietre de diferite culori. Dăm pe pagina următoare imaginea acestei case. Jos, lângă acest palat luminos, e o hrubă de casă săracă. Tradiția spune că aici, la casa aceasta, s-ar fi petrecut Evanghelia cu bogatul cel nemilos și Lazar cel sărac. Aici ar fi fost casa bogatului din Evanghelie, care se îmbrăca în porfiră și în vison, veselindu-se în toate zilele, în vreme ce la poarta casei sale Lazar murea de foame și de suferință. Luca 16, de la 19 la 31 În mod foarte potrivit, Evanghelia cu bogatul nemilostiv și Lazar cel sărac stă în drumul spre Golgota, ca o predică despre datoriile ce le avem față de ajutorarea aproapelui. Nu uita, iubite cititorule, că drumul ce duce spre Golgota, spre mântuirea noastră sufletească, trece și pe lângă Lazar cel sărac. Adică trebuie să treacă pe lângă alinarea rănilor suflete și trupești ale de aproapelui nostru. Căci Domnul a zis, toate câte ați făcut uneia dintre acești mai mici, mie mi-ați făcut. Matei 25 cu 40 al cincilea popas din drumul crucii. Simon Cirinianul ajută Mântuitorului să-și ducă crucea. Să mergem mai departe pe drumul crucii, pe drumul vieții și mântuirii noastre sufletești. Slăbit de bătăi, de răni și de dureri, Mântuitorul abia înaintează sub greutatea crucii și sub povara păcatelor noastre. De la locul unde Mântuitorul s-a întâlnit cu Maica Sfântă, începea urcuș mai mare. Mântuitorul abia putu face câțiva pași pe treptele acestui urcuș și căzu din nou sub greutatea crucii. Ostașii îl loviră din nou. Dar văzând că bătaia nimic nu mai poate ajuta, siliră pe un oarecare Simon Cirinianul, care se întorcea de la câmp să-i ajute Mântuitorului a -și duce crucea. Și-au silit pe un oarecare Simon Cirinianul, care trecea venind din țarină ca să ducă crucea lui. Marcu 15 cu 21. Despre acest Simon spun Evangheliile că era tatăl lui Alexandru și al lui Ruf. Marcu 15 cu 21. Fiii săi cunoșteau evanghelile și primiseră pe Mântuitorul, însă Simon tatăl lor încă nu. Acesta a fost pentru el și mai ales pentru sufletul lui un bun prilej de a-l cunoaște pe Mântuitorul. Greutatea crucii i-a fost spre mântuirea sufletească lui Simon, căci văzu liniștea și răbdarea mântuitorului, auzi cuvintele lui de pe cruce, văzu minunia ce se întâmplă la moartea lui și se întoarse acasă, mărturisind pe Isus, Fiul lui Dumnezeu. Am îngenunchiat și m-am rugat pe acest loc, aducându-mi aminte că și eu eram odată un Simon care nu cunoștea pe Mântuitorul. Însă Domnul nu m-a lăsat să mă pierd. Pe când mergeam pe drumul vieții, sau mai bine zis al pierzării, fără nicio grijă de cele sufletești, deodată, ca și în calea lui Simon, mi-a ieșit și mie o cruce. Mi-a pus Domnul o cruce pe umeri, o cruce grea, crucea suferințelor și a încercărilor. O, scumpul meu mântuitor, viața și lumina mea, iartă-mă că la început și eu ca Simon n-am priceput această cruce. Îmi venea să o arunc din spate, îmi venea să scap de ea, mi se părea o nefericire, un nenoroc căzut peste capul meu. Acum, însă, Isus Mântuitorule, îți mulțumesc pentru această cruce, căci ea m-a ajutat să te aflu pe tine și crucea ta cea sfântă. Acum nu te mai rog să mă scap de ea, ci te rog, lasă-mă să stau mereu sub greutatea ei. Apasă-mă mereu sub greutatea ei ca să mă țin mereu de tine și să te urmez pe tine. Lasă, Doamne, această cruce pe umerii mei, ca să nu uit niciodată cuvintele tale. Oricine voiește să vină după mine, să-și ia crucea sa în fiecare zi și să-mi urmeze mie. Marcu 8, cu 34 Lasă, Doamne, această cruce pe umerii mei, căci acum, după ce am aflat crucea ta, crucea mea nu mai este grea. Din potrivă, această cruce mi este o greutate dulce, îmi este jugul cel ușor despre care ai zis, luați jugul meu asupra voastră și veți afla o dihnă sufletelor voastre, că jugul meu este bun și povara mea ușoară. Matei 11, versetele 29 la 30. Aici, la popasul acesta, m-am gândit la cei mulți, mulți care umblă să scape de crucea pe care Domnul o pune pe umerii lor cei sufletești. Suferințele, prigoanele, necazurile, lepădarea de lume, li se pare un juc prea greu. Le-ar plăcea o cruce ușoară de tot. Umblă neîncetat să scape de crucea pe care Domnul a pus-o pe umerilor, lor, pentru că nu cunosc dulceața și odihna și mântuirea acestei cruci. Al șaselea popas din drumul crucii Veronica șterge cu o maramă sudorile Domnului și pe maramă se întipărește chipul mântuitorului. Să merge mai departe cu Mântuitorul pe drumul crucii, pe drumul patimilor și durerilor. O, ce priveliște grozavă se vede în drumul crucii! O gloată de oameni orbiți și beți de ură îl lovesc și îl silesc pe Domnul să meargă înainte. Domnul abia urcă, de pe fața lui picură sudor mari amestecate cu sânge. O ce înfățișare plină de chin și de durere are Domnul, însă pe iudei nu-i mișcă durerile lui. Ei îl lovesc înainte fără milă și fără cruțare. Înaintând pe acest loc, mi-am adus aminte de istoria iudeului Ahas Verus, un frumos roman religios, care din fața casei sale a văzut pe Domnul mergând spre Golgota, cu chinuri și dureri mari, dar în loc de milă l-a lovit cu piciorul, strigându-i un rânjet de ură. Mergi, Isuse. Dar iată se ivește și un suflet mai bun, un suflet înduioșat de durerile Mântuitorului. Tradiția spune că în drumul spre Golgota, când Isus mergea cu chinuri și dureri mari, o femeie cu numele Veronica l-a văzut din foișorul unde cosea o haină și făcându-i se milă de durerea Mântuitorului, a ieșit afară în calea convoiului și a făcut loc prin mulțime și ajungând în fața Domnului, i-a șters cu o maramă nouă sudorile și sângele de pe fața lui cea sfântă. Dar o minune! pe maramă, a rămas chipul mântuitorului. Veronica se bucură de această minune și a aleargă în casa ei pentru a aduce și tatălui ei această veste uimitoare. Însă tatăl ei, fiind și el un iudeu plin de ură, aruncă marama în cuptorul cu foc. Dar marama nu arse în foc, ci mai mult se înălbi, iar chipul Domnului de pe ea și mai mult se desluși așa cum era blând, liniștit și iertător. Acest loc e al șaselea popas din drumul crucii. Pe acest loc unde a fost odinioară casa Sfintei Veronica, e azi o capelă unde călugării au făcut din ceară, în mărime naturală, pe Veronica, ținând în mână marama cu chipul Domnului rămas pe ea, în fața ei pe Iisus apăsat de crucea grea, iar, de o parte, un soldat roman cu biciul ridicat. Îngenunchiat pe acest loc, m-am gândit că și eu am o maramă pe care se poate întipări chipul Mântuitorului. Inima mea este această maramă. Iisuse Mântuitorule, ca o Veronica, femeia cea milostivă, ies și eu în calea patimilor tale. Ies și eu cu o maramă curată, ies cu inima am desfăcută, pe care să se întipărească și în care să rămână de apururi chipul tău cel chinuit, bătut și însângerat pentru mine, pentru păcatele mele, și mântuirea mea. Cititorule dragă, apropie-te și tu de Domnul cu marama inimii tale, pentru ca să rămână de apururi în inima ta, în gândul tău și în sufletul tău, chipul cel chinuit al Domnului, care pentru tine și mântuirea ta a răbdat aceste cumplite bătăi, chinuri și dureri. Al șaptelea popas din drumul crucii Mântuitorul cade din nou sub greutatea crucii. De la casa Veronicai, ostașii romani și gloata iudeilor plecară înainte cu mântuitorul spre Golgota a răstignirii. Slăbit de bătăi și dureri, mântuitorul abia putea merge. Însă ostașii îl zoreau înainte cu lovituri aspre de bici. Acum convoiul se apropie de ieșirea din cetate. Iată, se ivește poarta cetății. Când ajunge Mântuitorul să treacă poarta cetății, cade din nou jos la pământ, doborât de greutatea crucii. Osta și lovesc din nou și ca să-l poată ridica de jos, îl leagă pe Domnul de peste mijloc și în acest chip îl ridică iarăși. O, scumpul meu mântuitor, ce grozave chinuri s-au slobozit asupra ta și tu pe toate le rabzi în liniște pentru ca pe noi să ne mântuiești. Iartă-ne, bunule Doamne, că și păcatele noastre sunt acolo, deasupra Ta și te apasă, te lovesc și te doboară la pământ. Iartă-ne, Mântuitorul nostru cel bun, și ne învrednicește să îngenunchem în fața Ta cea plină de sudori amestecate cu sânge și să-ți cântăm mărire îndelung răbdării Tale, Doamne, mărire Ție. Acesta e al șaptelea popas din drumul crucii. Popasul acesta se numește și Poarta Judecății, căci pe acest loc era poarta cetății Ierusalimului dinspre Golgota și prin această poartă erau scoși afară cei osândiți la moarte. Precum am mai amintit, pe vremea Mântuitorului, orașul Ierusalim se întindea numai până aici, însă în curgerea vremii orașul s-a întins spre nord, așa că Golgota de odinioară cade azi înăuntrul orașului. Într-o vreme erau nedumeriri dacă nu cumva Golgota ar fi fost afară de zidurile de azi ale Ierusalimului. Un cercetător, arheolog englez, și începuse a spune că Golgot ar fi fost mai spre nord, afară din orașul de azi. Atunci învățații au făcut cercetări și săpături. Săpându-se pe acest loc unde se spune că ar fi fost vechea poarta cetății Ierusalimului, printr-o adevărată minune dumnezească, s-a aflat în pământ pragul de piatră al vechii porți ce era pe vremea Mântuitorului. Aici, la ieșirea din cetate, o minune dumnezeiască a vrut să se afle această piatră sfântă peste care a călcat Mântuitorul când a ieșit din cetatea Ierusalimului să moară pentru noi și mântuirea noastră. Piatra se păstrează azi într-un muzeu bisericesc. Această minunată descoperire împrăștie toate nedumeririle și îndoielile, Drumul Crucii și Golgota au fost tocmai pe locurile unde sunt arătate azi la Ierusalim. Pe acest loc se află azi o mănăstire rusească, împodobită cu admirabile icoane. optului popas din drumul Crucii. Nu mă plângeți pe mine, ci vă plângeți pe voi. Să mergem mai departe pe drumul Crucii. Iată și optului popas. Pe zidurile unei mănăstiri grecești, cu numele Sfântul Haralambie, e făcut o cruce neagră ce arată acest popas. Aici, pe acest loc, s-au petrecut cele istorisite în Evanghelia de la Luca, capitolul 23, versetele 27 la 30. Și mergea după el mulțime de norod și de femei care plângeau și se tânguiau pentru dânsul. Și întorcându-se către ele, le-a zis Isus: „Fiicele Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci vă plângeți pe voi și pe fiii voștri. Căci iată vin zile în care vor zice, fericite sunt cele ce n-au copii. Atunci vor zice munților, cădeți peste noi și dealurilor, acoperiți-ne. Căci de se fac acestea lemnului verde, cu cel uscat ce va fi? Nu mă plângeți pe mine, zicea Mântuitorul către femei, ci vă plângeți pe voi Plângeți pe cei ce mă lovesc și mă bat jocoresc, căci vai va fi lor în ziua cea mare a judecății când vor sta în fața mea. Atunci vor zice munților și stâncilor, cădeți peste noi și ne acoperiți de fața celui care șa de pe tron și de mânia mielului. Apocalipsa 6 ,16. Dacă se întâmplă astfel de lucru cu mine, zice Iisus, cu lemnul cel verde, cu un nevinovat, adică, ce va fi cu acești iudei care sunt niște lemne uscate, adică și-au pierdut sufletul? Așa ne zice și nouă Mântuitorul, nu mă plângeți pe mine, ci vă plângeți pe voi și păcatele voastre. Plângeți pe cei ce nu mă cunosc, plângeți pe cei ce nu primesc darul meu, pe cei ce nu primesc suferințele mele și jertfa sângelui meu. Patimile Mântuitorului nu trebuie să le plângi numai din milă ca și când ai plânge chinurile unui om, ci trebuie să le plângi dându-ți seama că pentru tine și păcatele tale, pentru iertarea ta și mântuirea ta, a suferit Fiul lui Dumnezeu aceste înfricoșate patimi. O, oh, ticălosul de mine, mă înfricoșez dându-mi seama că tu, mântuitorule bun, rabzi aceste cumplite bătăi și bați jocuri pentru mine și păcatele mele. Stând pe locul unde tu, Doamne, ai rostit cuvintele, nu mă plângeți pe mine, ci vă plângeți pe voi, mă înfricoșez, o, ticălosul de mine. Dându-mi seama ce cumplite chinuri, bătăi, jocuri ai răbdat pentru mine și păcatele mele. Dă-mi lacrimi, mântuitorule bun, să-mi plâng ticăloșia mea, să-mi plâng patimile și năravurile mele cele rele. Înfricoșatele tale pati n-au lipsă de lacrimile mele. Ție-ți trebuie lacrimi ce stropesc păcatele, îți trebuie lacrimile căinței, fie ca ochii mei și inima mea să nu se usuce niciodată de omezea la acestor lacrimi. Să ne plângem cu amar ticăloșiile vieții noastre și cu lacrimile părerii de rău să cădem în fața Mântuitorului, închinându-ne lui și zicându-i mărire îndelung răbdării tale, Doamne. Și acum să plecăm mai departe pe drumul crucii în urmele patimilor Mântuitorului. O, scumpul meu Mântuitor, te văd în fruntea gloatei, istovit de bătăi, de răni și de dureri. Te văd singur. Unde sunt apostolii tăi? Unde ești Petre, cel care te laudai că vei merge și la moarte cu învățătorul? Toți te-au părăsit, toți au fugit. Numai Maica Sfântă și femeile credincioase te însoțesc. Ele nu te-au părăsit. Ele sunt aici, în drumul crucii. Ele nu s-au înfricoșat nici de sulițele ostașilor, nici de ura iudeilor. Frumoasă mărturie de credință din partea femeilor. Nu uita, dragă cititoare, că femeile au însoțit pe Domnul în drumul crucii. Nu uita că și tu ești chemată să mergi pe acest drum al vieții și să fugi de drumul dezmierdărilor. Nu uita că inima ta este făcută mai simțitoare pentru ca să o pui în slujba Domnului, în slujba milei, în slujba dragostei creștine și nu în slujba diavolului al nouălea popas din drumul crucii. Mântuitorul cade a treia oară. Și acum se merge mai departe cu Domnul pe calea cea grea a crucii. Iată, se apropie Golgota. Drumul începe a urca mai tare. Istovit de bătăi și de dureri, Domnul abia mai înaintează. Se clatină ca o umbră și cade a treia oară sub greutatea crucii. Acesta e al nouălea popas din drumul crucii. De data asta, Domnul cade ca mort la pământ se înfioară și ostașii, se înfioară chiar și iudei, suspină Maica Sfântă, plâng femeile, plâng și îngerii din cer de atâta suferință. O, ce priveliște grozavă! Pana cade din mâini, lacrimile mă podidesc și încep și eu să plâng. În drum spre Golgota În drum spre Golgota e fiul durerii, pe noi să ne scoată din calea pierzării. El merge înainte și în urmă îi se țin iudeii cei răi și și păgâni. Coroană de spini îl apasă pe cap, soldații cu bice într-una îl tot bat. Din fruntea ei senină îi picură sânge și Maica cea sfântă cu lacrimi îl plânge. O frate iubite și drag cititor, eu plâng cu durere și mult mă gândind că în crucea din spatele lui s mele păcate a tale, șorcui, cu a noastre păcate și noi îl lovim, pe Domnul Preasfântul și chinui sporim. Dar, frate iubite și drag cititor, pe Domnul nu aceste păcate îl dor, Că cel a venit ca anume să ia păcatele noastre ca sarcină grea, pe Domnul îl doare și inima îi plânge de cei ce refuză prea sfântul său sânge, de cei ce n-au vrut a lui viață și dar, și cărora moartea îi le-a fost în zadar. Pe locul unde a fost al nouălea popas din drumul crucii, se află azi o mănăstire rusească, în care sunt zugrăvite patimile Mântuitorului în culori atât de vii și de înduioșătoare, cum n-am mai văzut în viața mea. Tot aici am văzut și un lucru de suflet mișcător despre care scriem mai departe. Un lucru mișcător am văzut la al nouălea popas, unul care a dus o cruce în spate până la Ierusalim. Era aici o cruce mare de lemn pe care un pelerin din Ungaria, în vremile de pace de dinainte de război, o dusese în spate până la Ierusalim. Pe cruce era însemnat omul cu numele și anul în care o dusese, dar mi-a scăpat din vedere să însemnez aceste date. Închinătorul a mers tot pe jos cu crucea în spate până la Ierusalim a străbătut Serbia, Bulgaria, Turcia și trecând Bosforul, a luat-o peste Asia Mică până la Ierusalim. Ne putem închipui prin câte ostenel, prin câte primejdi, ba și prin câte râsete și jocuri, va fi trecut închinătorul până să ajungă la Ierusalim. El însă n-avea grijă de nimic și nu simțea nimic. El vedea mereu înaintea ochilor săi numai chipul lui Isus cel răstignit, care îl atrăgea spre Ierusalim și îi dădea putere să meargă înainte. Văzând acest semn grăitor despre o credință atât de mare și vie, mi-am adus aminte de cuvintele Mântuitorului. Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa în fiecare zi și să-mi urmeze mie. Marcu 8 34 În înțeles sufletesc și noi trebuie să facem ceea ce a făcut pelerinul din Ungaria spre Ierusalimul cel sufletesc, spre mântuirea noastră cea sufletească, trebuie să călătorim și noi, purtând mereu o cruce sufletească, o cruce pe care Domnul o pune pe umerii noștri. Știi tu care este acea cruce? Este aceasta o cruce ce îți spune să te lepezi de tine, adică să te lepezi de plăcerile și de patimile tale cele rele? Este aceasta o cruce ce îți aduce mereu aminte de grozave chinuri pe care le-a răbdat Domnul pentru tine și te întreabă, tu ce rapsi pentru Domnul și pentru sufletul tău? Este aceasta o cruce ce îți spune, mai bine să rabzi jocuri și ocări și pagube, decât să-ți vatăm sufletul și pe Domnul. Această cruce trebuie să o ducem și noi, așa cum o ducea pelerinul din Ungaria privind mereu la chipul celui răstignit, care ne atrage la el și ne dă putere să înaintăm spre Ierusalimul cel sufletesc. Fie ca măcar pilda creștinului care a adus o cruce grea în spate pe jos până la Ierusalim, să fie un îndemn și o întrebare. Ce jertfe facem noi pentru Domnul și pentru sufletul nostru? Mântuitorul e bătut încă o dată și acum se merge mai departe pe drumul crucii în urmele patimilor Mântuitorului. Am spus la început că drumul cruci are 14 popasuri, din care am arătat până acum 9. Celelalte 5 popasuri sunt sus, pe vârful Golgotei. Precum am mai scris, pe locul unde a fost vârful Golgotei, sa Elena a clădit o măriață biserică. Această biserică cuprinde în ea locul unde a fost răstignit Mântuitorul și locul unde a fost îngropat și a înviat. Să mergem, dar înainte, spre vârful Golgotei, spre Biserica Sfântului Mormânt, ca să vedem toate înfricoșatele patim ce le-a răbdat Mântuitorul pentru noi și mântuirea noastră. De la al nouălea popas, drumul durerilor începe a urca tot mai mult, trecând printr-o stradă cu bazar, un târg cu fel de fel de mărfuri de negoță. Ieșind din această stradă și mai urcând puțin, iată, ajungem în fața bisericii Sfântului Mormânt, adică la locul unde a fost vârful Golgotei. Intrând în Sfânta Biserică, din partea aceasta, fațada bisericii și intrarea principală sunt pe partea cealaltă, ajungem la al zecelea popas din drumul crucii. Este aici locul unde convoiul s-a oprit în loc și mântuitorul, înainte de a fi răstignit, a fost legat din nou de un stâl de piatră și bătut cumplit. O, vai, fără de inimă, ostașilor păgâni și voi de ură în fierbântaților iudei! Omul pe care îl duceți la moarte se clatină ca o umbră, slăbit fiind de bătăile și de loviturile voastre, și voi, tot vi se pare că n-a fost chinuit de ajuns? Vai vouă, nelegiuiților! Pe acest loc unde Mântuitorul a fost din nou biciuit, este azi o capelă ce se cheamă Capela Biciuirii. Se păstrează în această capelă și stâlpul de piatră de care a fost legat Mântuitorul când îl băteau. Cu sufletul înfiorat, în genunchem pe acest loc și cu ochii plini de lacrimi, sărutăm piatra sfântă. Mergem mai departe printr-un coridor din Biserica Sfântului Mormânt, Iată și locul unde tradiția spune că, pe timpul pregătirii răstignirii, Mântuitorul a fost din nou legat în cătușă și încuiat în temnița unei peșteri. Un călugăr ne duce cu o lumânare prinsă, în această temniță adâncă și plină de întuneric și de fior. O, scumpul meu Mântuitor! Cumplite chinuri ai răbdat prin temnițe grozave și pline de întuneric ai intrat, pentru ca pe noi să ne scoți din întuneric la lumină și din moarte la viață însă vai cât trăiesc nepăsători în întuneric și în moarte. Sus pe vârful Golgotei Fiind toate pregătirile răstignirii gata, Mântuitorul e scos din temniță și convoiul pleacă spre vârful Golgotei. Locul unde se pedepseau cu moartea crucicei cei era tocmai sus, pe piscul Golgotei. Pe vrește, numele acesta Golgota înseamnă căpățână, căci avea forma unui cap pleșuv, mai înseamnă și rostogolire, pentru că de aici se rostogoleau la vale capetele celor osândiți la moarte. Acest pisc al Golgotei a rămas într-o câtva până azi. Căci în Biserica Sfântului Mormânt, altarul zidit pe locul unde a fost vârful Golgotei, e cu mult mai înalt decât toate celelalte locuri sfinte din Biserică. De la al zecilea popas, unde Mântuitorul a fost biciuit și a stat în temniță, Trebuie să urci 18 trepte de piatră până ajungi sus la Golgota unde a fost răstignit Mântuitorul. Pregătește-te, dragă cititorule, pregătește-te să ne suim la locul cel mare și sfânt unde Iisus Mântuitorul s-a răstignit și a murit pentru noi și mântuirea noastră. Despre cum e azi locul unde a fost Golgota, ce am văzut și ce am simțit pe acest loc, vom scrie pe larg arătând locul și o fotografie mare. Acum vom merge mai departe cu istoria patimilor Mântuitorului. Al zecilea popas din drumul crucii. Locul unde l-au dezbrăcat pe Mântuitorul și l-au adăpat cu fiere și oțet. Iată convoiul a ajuns la locul răstignirii. Mulțime mare de gloată stă strânsă în jurul Domnului. Sunt de față și Caiafa și ceilalți arhierei care veniseră să se desfăteze în chinurile Domnului înfrântă de durere, se află de o parte și Maica Sfântă cu femeile credincioase. Mântuitorul stă liniștit în fața morții. Privirea sa, plină de bunătate și de lumină, se îndreaptă spre cer, spre Tatăl Ceresc. O ultimă rugăciune a Domnului. Tată, a sosit ceasul să săvârșesc lucrul pe care mi l-ai dat să-l fac. Ioan 17, versetele 1 la 4. Osta și începură să-l dezbrace pe Mântuitorul pentru răstignire. Moartea pe cruce era o moarte cu dureri grozave. Din milă față de cei osândiți la o astfel de moarte, era datină pe atunci să li se dea osândiților înainte de răstignire un fel de băutură amețitoare, vin amestecat cu smirnă, tămâie, fiere și alte băuturi tari. Li se dădea această băutură din milă ca să nu simtă toată grozăvia durerilor. Această băutură îi se îmbie și Mântuitorului, precum amintește Evanghelia. Și l-au adus pe el la locul numit Golgota, care se tălmăcește locul căpățânii, și i-au dat să bea vin amestecat cu smirnă și gustând nu a voit să bea. Atei 27, versetele 33 la 34. Mântuitorul voia să sufere în deplină cunoștință toată grozava moarte și jertfă a izbăvirii noastre. Locul acesta unde l-au dezbrăcat pe mântuitorul și l-au adăpat cu fiere și oțet, e al zecelea popas din drumul patimilor. Mântuitorului. Al 11-lea popas din drumul crucii. Mântuitorul e pironit pe cruce. Ca o oaie spre junghiere se duce și ca un miel fără de glas înaintea celui cel tunde, așa nu-și deschide gura sa. În tot drumul spre Golgota, Maica Sfântă și femeile credincioase îl însoțiră pe Domnul. Ele erau și aici de față la groasnica moarte cei se pregătea Mântuitorului. Se apropiaseră și câțiva dintre învățăcei Domnului. Maica Sfântă tot mai credea și nădăjduia că Fiul cel Sfânt se va lăsa până la sfârșit, va scăpa cumva, va face vreo minune. Dar Mântuitorul acum nu mai făcu nicio minune. El era acum mielul care se aducea jertfă pentru ispășirea păcatelor noastre. Osta și se apucară de lucru. Alături cei doi tâlhari se izbiau din toate părțile când îi legau de cruce dar Domnul nu se împotrivi. El își întinse de bunăvoie mâinile pe cruce, ca o oaie spre junghiere seduse și ca un miel fără de glas înaintea celui ce îl tunde, așa nu-și deschise gura sa. Isaia, capitolul 53 O, oh, ce priveliște grozav urmează acum! Ciocanele se ridicară în aer și în clipa următoare, din sfintele mâini și picioare ale Domnului țâșni sângele. Maica Sfântă căzu jos leșinată, femeile începură a plânge cu hohot, învăță cei se retraseră îngroziți. Mă îngrozesc și eu, Isuse Bunule, dându-mi seama că în ciocanele ce răsună și în cuiele ce sfredelesc sfintele tale mâini și picioare sunt și toate păcatele mele. Mântuitorule bun, cu ce voi răsplăti eu, ticălosul, această mare jertfă ce o faci pentru mine și iertarea mea? Mă aplec plângând și sărut sfintele tale răni. Veniți, fraților, veniți suflete însetoșate să gustăm din cei dintei picuri de viață și iertare ce țâșnesc din rănile Domnului. Durerile cele rabdă mântuitorul în vremea sa când cu ele sfredeleau mâinile și picioarele sale sunt groasnice. Cu ele fiind mari și lătărețe, trebuiau multe lovituri de ciocan până ce pătrundeau carnea și osul. Mântuitorul rabdă în tăcere aceste grozave dureri. Nici un strigă de durere nu ieși din gura lui. În nemărginita sa iubire de oameni, Mântuitorul începu să uite grozavele sale dureri văzând pe cei care îl pironeau pe cruce, i se făcu milă de ei și de cumplita pediapsă ce trebuia să-i ajungă în ziua judecății. Domnul se rugă pentru ei zicând, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Luca 23, cu 34 Auzi tu, dragă cititorule, ce zice Mântuitorul? În vreme ce și îi străpung mâinile și picioarele, el se roagă pentru ei și iertarea lor. O, oh, cum n-am eu glas de înger și de arhanghel să strig aceste cuvinte în toată țara, să le audă toți acei creștini care pentru nimicuri se dușmănesc și își petrec viața întreagă în ură, răzbunare și dușmănie. Cele din tâi cuvinte ale lui Iisus de pe cruce au fost iubirea și iertarea. Cine nu le are pe acestea nu poate înainta spre mântuire și nu poate primi jertfa și darurile cruce. Iată, crucea se înalță. După ce o sta și îl pironiră pe Mântuitorul pe cruce, câțiva bărbați mai tari apucară crucea să o ridice și să o înfigă în pământ. Durerile cele mai grozave abia acum începeau. Când se ridica crucea, cel răstignit se sprijinea cu totul, în cuiele și rănile mâinilor și picioarelor. Ridicat pe cruce, în starea aceasta, cel răstignit simțea o durere teribilă, ce trece peste închipuirea noastră. Creștinilor, aplecați-vă căci iată se înalță crucea, iată se înalță mântuirea noastră, iată gerfa cea de taină negrăit se aduce. Iată pe răscumpărătorul pe care ni l-a prorocit Isaia, prorocul când a zis, acesta păcatele noastre le poartă și pentru noi rabdă durere. Și ne-am gândit că de la Dumnezeu este el într-o durere iar el s-a rănit pentru păcatele noastre și a pătimit pentru fără de legile noastre. Răscumpărat unii ai pe noi din blestemul legii cu scump sângele tău, cu sufletul înfiorat și cu ochii plini de lacrimi, ne închinăm sfintelor tale patim și sărutăm rănile tale, din care curge pentru noi izvor de iertare și de viață. O, ce priveliște grozavă! Din mâinile și picioarele Domnului curge sângele valuri. Se înfioară și îngerii din cer de această vedere. Iadul se cutremură. Dar la răstignirea Mântuitorului s-au înfiorat și s-au îngrozit nu numai îngerii din cer, ci mai ales s-a îngrozit diavolul, știind că îi se dărâmă puterea. Diavolul căuta în tot chipul să zădărnicească planul cel mare al mântuirii omului prin jertfa lui Isus. De aceea, pe tot drumul Golgotei, diavolul a aprins mereu ură în sufletele iudeilor și ale ostașilor. Ca să-l bată și să-l bat jocorească tot mai cumplit pe Domnul. În că Domnul își va pierde răbdarea, va lovi cu puterea sa pe bat jocoritor și va scăpa din mâinile lor. Dar Domnul le rabdă pe toate. Când satan văzu că Domnul rabdă și cuiele ele, se îngrozi și mai mult. Iar când crucea se înălță în vârful Golgotei, tot iadul se cutremură diavolul mai făcu o ultimă încercare. În fața crucii, el nu lăsă să se trezească mila în chinuitorii Domnului, ci trezi din nou ura în sufletele lor. Diavolul puse în gura lor fel de fel de bazjocuri și hule la adresa Domnului, în nădejdea că Domnul nu le va răbda până la sfârșit. Va face vreo minune, se va izbăvi și, prin aceasta, planul mântuirii se va zădărnici. Iudeii și ostașii începură al bazjocorii pe Domnul zicând, Auzi, măi, tu cel care strici biserica și în trei zile o zidești, mântuiește-te pe tine însuți și pogoară-te de pe cruce. Marcu 15, versetele 29 la 30 Pe alții a mântuit, iar pe sine însuși nu poate să se mântuiască. Mântuiască-se pe sine însuși dacă este Hristos, împăratul lui Israel. Pogoară-se acum de pe cruce, ca să vedem și să credem în trânsul. Marcu 15, versetele 31 și 32 Nădăjduia spre Dumnezeu izbăvească-l acum de-l voiește căci a zis fiul lui Dumnezeu sunt Matei 27 cu 43 Mântuitorul răbdă în liniște și tăcere și aceste ultime zvârcoliri ale lui Satan El s-ar fi putut coborâ de pe cruce Cu un singur cuvânt domnul ar fi putut dobori la pământ pe bat jocoritori dar atunci planul mântuirii noastre ar fi fost pierdut și Satan ar fi triumfat. O, Isuse bunule! Satan mă ispitește și pe mine în fel și chip ca să pierd mântuirea. Mă aplec sub crucea ta ca să scap de ispitele lui. Mă aplec și rămân la picioarele crucitale, căci aici Satan n are puterea asupra mea. Al 12-lea popas din drumul crucii. Mântuitorul rabdă pe cruce chinuri și moarte pentru noi și mântuirea noastră. După ce au isprăvit cu lucrul răstignirii, soldații romani au împărțit între ei hainele mântuitorului, făcând patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa care nu era cu sută, ci țesută peste tot și au zis între ei să nu o sfâșiem, ci să aruncăm sorți a cui să fie, ca să se împlinească scriptura ce zice. Împărțit au hainele mele loruș, și pentru cămașa mea au aruncat la sorți. Psalmul 21 cu 20. Pe locul acesta se află astăzi o capelă numită Capela Împărțirii Veșmintelor. Pe cruce, deasupra Domnului, Pilat pusese și o plăcuță pe care erau scrise în trei limbi, latinește, evreiește și grecește, cuvintele: Iisus Nazarinianul, împăratul iudeilor era această inscripție un fel de vină a Domnului. Pe iudei i-a supărat această scriere și o delegație a mers la Pilat rugându-l, nu scrie împăratul iudeilor, ci că el a zis împărat sunt al iudeilor. Însă Pilat, fiind întristat și tulburat de toată această osândire a unui nevinovat, i-a respins. Strigându-le aspru, ce am scris, am scris. Ioan 19, versetele 19 la 22. Împreună cu Isus au fost răstigniți și doi tâlhari, unul de-a dreapta, altul de-a stânga lui. Ca să se împlinească scriptura care zice, și cu cei fără de lege împreună s-a socotit. Isaia 53 cu Mântuitorul a stat pe cruce șase ceasuri, de la ceasul al treilea până la ceasul al nouălea. Ceea ce față de vremea noastră se potrivește cu ceasurile de la nouă dimineața până la trei după amiază cele șapte cuvinte ce le-a rostit Isus pe cruce. În acest răstimp, Mântuitorul a rostit șapte cuvinte de pe cruce. Sunt aceste cuvinte un ultim și minunat testament pe care Mântuitorul l-a lăsat lumii și oamenilor. Cu ajutor de la Domnul vom tâlcui cândva pe larg aceste cuvinte. Acum vom spune numai pe scurt înțelesul lor. Tată, iartele le lor căci nu știu ce fac. Luca 23 cu 34 acesta a fost cel din tâi cuvânt pe care l-a rostit Mântuitorul de pe cruce. N-a fost acest cuvânt numai o predică și o mareață pildă despre iubirea și iertarea vrășmașilor, ci în acest cuvânt e pusă și marea jerfă a sângelui ce cuprinde pe toți păcătoșii de la începutul lumii până la sfârșitul ei. De câte ori păcătuim, Mântuitorul sângerează din nou și își ridică din nou mâinile străpunse spre cer, rugându-se și zicând, Tată, iartă-le ia lor!" Din clipa în care Mântuitorul a sângerat, el s-a făcut marele mijlocitor între noi și Dumnezeu. 1 Timotei 2 cu 5 și ne-a dat darul să ne putem curăți de orice păcat prin sângele lui. 1 Ioan 1 cu 7 Vai însă de cei ce nu primesc acest dar mare și sfânt, ci îl resping și îl bat mereu, prin fără de legile și nepăsarea lor, ca o dinioară iudei. Femeie, iată pe fiul tău. Ioan 19 cu 26 Acesta a fost al doilea cuvânt ce l a rostit Iisus pe cruce Învățăceii Domnului fugiseră Văzând grozava primești de a răstignirii Însă Maica Sfântă Și încă două femei credincioase Maria lui Cleopa și Maria Magdalena Rămăseseră la picioarele crucii Plângând cu hohot chinurile Domnului Cu el era și Ioan Învățăcelul cel iubit al Domnului Singurul dintre apostoli care l-a însoțit pe Domnul până la moarte. Mântuitorul, uitându-se jos, i se făcu milă de Maica Sfântă. Prin inima ei cu adevărat trecea acum sabia. Luca 2, 35. Deci văzând Iisus pe Maica sa și pe ucenicul pe care îl iubea, a zis Maicii sale, femeie, iată fiul tău. După aceea a zis ucenicului, iată mama ta. În aceste cuvinte, nu sunt numai mila și îngrijorarea Mântuitorului pentru o mamă chinuită, ci este și un înțeles mai adânc. Isus îi zice Maicii Sfinte Femeie, închipuind în acest cuvânt împlinirea făgăduinței ce a dat-o Dumnezeului Adam când i-a făgăduit Cel care se va naște din femeie și va zdrobi capul șarpelui. Facere, capitolul 3, versetul 15. La picioarele crucii, Maica Sfântă închipuia mântuirea noastră, închipuia pe Eva cea răscumpărată și mântuită. Astăzi vei fi cu mine în rai. Luca 23, cu 43 Acesta este al treilea cuvânt ce l-a rostit Iisus pe cruce. Unul dintre cei doi tâlhari răstigniți împreună cu Isus, îl bat jocorea și el pe Domnul în rând cu iudeii, însă celălalt tâlhar rămăsese zguduit în sufletul lui de când auzise pe Domnul rugându-se pentru bat jocoritor și zicând, Tată, iartele lor. Aceste cuvinte au fost ca un fulger de lumină în noaptea sufletului său. Îndată și-a dat seama că alături de el nu poate fi decât Hristos, Fiul Cerului și a început a mustra pe celălalt îl har zicându-i, Nu te temi tu de Dumnezeu? că noi, după dreptate cele vrednice de faptele noastre, suferim, iar acesta nici rău n-a făcut. Și zicea lui Isus: pomenește-mă, Doamne, când vei veni într un împărăția ta. Și a zis Isus lui, amin, zicție, astăzi împreună cu mine vei fi în rai. Luca 23, versetele 41 la 43. O, dragă cititorule, de-am luat pildă și noi măcar de la acest tâlhar mântuit în clipa din urmă, în sufletul acestui păcătos a petrecut o zguduire, o rupere fulgerătoare cu trecutul său, cu păcatele sale. Și-a simțit și-a mărturisit păcatele și în data a luat iertare și viață prin sângele Mântuitorului. Oric de păcătos ai fi, dragă suflete, printr-o rupere cu păcatul, cu trecutul tău cel păcătos și printr-o simțire și mărturisire a păcatelor ce te apasă, poți lua iertare și viață. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Matei 27 cu 46 Acesta este al patrulea cuvânt ce l-a rostit Isus de pe cruce. Și de la ceasul al șaselea, adică de la orele 12 ziua, întuneric s-a făcut peste tot pământul până la al nouălea ceas, adică până la trei. Iar în ceasul al nouălea a strigat Isus cu glas mare zicând Eli, Eli, lama sabachtani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Matei 27, versetele 45 la 46. În aceste cuvinte nu era durerea Mântuitorului, nici descurajarea lui, nici groaza de moarte, ci era altceva. Mântuitorul luase acum cu totul firea cea omeniască. Ca om, luase asupra și toate păcatele lumii și toată osânda și pediapsa acestor păcate. Iisus căuta spre cer, dar văzu că acum Tatăl îl părăsise pentru păcatul ce luase asupra. -și. Tatăl nu poate iubi păcatul. Pământul îl va jocoria și cerul îl părăsise pentru păcatele ce luase asupra și pentru păcatele noastre. Mântuitorul se-a văzut pentru o clipă despărțit de Tatăl și se îngrozi. Mântuitorul s-a îngrozit văzând cum păcatul rupe legătura dintre om și Dumnezeu. Și în această groază a strigat Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Strigătul Mântuitorului a fost un strigăt de durere pentru păcat și pentru cei ce trăiesc în păcat. Glasul Mântuitorului răsună și azi și va răsuna până la sfârșitul viacurilor. El strigă azi, pentru ce m-ați părăsit? De câte ori părăsim învățăturile lui, el strigă spre mine și spre tine, cititorule, de ce m-ai părăsit? Auzi tu acest strigăt și această întrebare? mi sete. Ioan 19,28 Acesta este al cincilea cuvânt pe care l-a rostit Mântuitorul de pe cruce. Chinurile celor judecați la moarte pe cruce erau groaznice. Clipă de clipă sângele li se scurgea, oasele slăbeau din încheieturi, corpul se înțepenea. Sângele se urca la tâmple, gâtul se usca și osânditul simțea o sete grozavă. Și pe lângă aceasta... Mântuitorul fusese chinuit încă aproape 24 de ore, pe la Caiafa, la Pilat și pe drumul crucii, fără să guste niciun pic de apă. Mântuitorul răbdă și acest chin al setei până aproape la moarte. Mântuitorul era îngrijorat de planul mântuirii noastre și această grijă pentru noi era mai presus de durerile sale. Abia după ce îi sprăvi cu toate, se gândi și la cumplita lui sete și strigă, mie sete. O, scumpul meu mântuitor, cât de mult te-ai uitat pe tine și grozavele tale dureri ca să fie al nostru și să ne mântuiești pe noi. Dar ce văd? O, oh, ce lucru grozav! Un ostaș îți întinde în bagiocură o trestie cu un burete muiat în fiere și oțet. Ioan 19 cu 29 Așa au știut oamenii să răsplătească binefacerile tale, cu fiere și oțet. Precum prorocise cu o mie de ani înainte prorocul David, au dat spre mâncarea mea fiere și în setea mea cu oțet m-au adăpat. Salmul 68 cu 25 Acestea, zice Domnul către iudei, poporul meu, ce v-am făcut eu sau cu ce v-am supărat? Pe orbii voștri i-am luminat, pe cei leproși am curățit. Poporul meu, ce v-am făcut eu și cu ce m-ați răsplătit? În loc de mană cu fiere, în loc de apă cu oțet, m-ați adăpat. În loc să mă iubiți pe cruce, m-ați pironit din cântările bisericești. Dar să nu i-o sândim numai pe iudei, căci de cele mai multe ori și noi îl răsplătim pe Domnul tot așa. Mântuitorul strigă și azi, mie sete. Este sete Domnului după viața noastră cea curată, după inima noastră cea aprinsă pentru el și lucrul lui. Este sete după faptele noastre cele bune, după dragostea noastră cea creștină. Iar noi, în loc de acestea, îl adăpăm pe Domnul cu oțet de ură și cu fiere de păcate și de străbălări. Cu astfel de băutură la dăp și tu, cititorule, pe Domnul? Săvâr și tu sa. Ioan 19 cu 30. Acesta a fost al șaselea cuvânt pe care l-a rostit Isus de pe cruce. Iar dacă a gustat Isus oțetul ce i se dăduse, cu sulița într-un burete, a zis săvâr și tu sa. Prin acest cuvânt, Mântuitorul spunea că și-a împlinit chemarea ce a avut-o în lume. Adăparea cu oțetul era acea din urmă prorocie ce trebuia să se mai împlinească. După ce s-a împlinit și aceasta, Mântuitorul a strigat, săvârșitul sa. A fost acesta un strigă de biruință. Mântuitorul biruise toate ispitele și durerile. Diavolul era biruit, jertfa era gata. Dar vai, acest strigăt pentru mulți va fi un strigă de pieire în ziua judecății. O, scumpul meu mântuitor, tu ne-ai lăsat gata jertfa mântuirii. O, spățul tău este gata, masa e întinsă, toate ușile sunt deschise. Din toate părțile se aude chemarea, veniți că toate sunt gata. Luca 14, versetele 17 la 24. Veniți că iată cuiele au săpat mâinile și picioarele mele. Veniți că sulița am pun scoasta mea. Veniți că totul e gata. Însă vai, cei mai mulți nu vor să intre și să guste din cina mântuirii. Cei mai mulți își sfârșesc viața cu pieire sufletească trăiesc o viață cheltuită în zadar, o ce o sândă îi așteaptă. Părinte, în mâinile tale îmi încredințez Duhul meu. Luca 23 cu 46 Acesta a fost al șaptelea și cel din urmă cuvânt ce l-a rostit Isus de pe cruce. Întreaga viața Mântuitorului a fost o viață de supunere și de ascultare față de Tatăl. Știind că a împlinit toată voia Tatălui, el își lasă lucrul acum mai departe în grija tatălui și -a plecându și capul în semnul celei din urmă rugăciuni, își dă duhul în mâinile tatălui. Ce moarte liniștită și măreață! E moartea unei vieți trăite în ascultare de Dumnezeu și în jerfire pentru mântuirea celor pierduți. Învrednicește-ne și pe noi, Mântuitorule, și ne dă dar și putere să murim și noi în ascultare de Tatăl Ceresc și de Tine dă -ne dar și ajutor ca la sfârșitul vieții să ne putem încredința și noi Duhul nostru în mâinile Tatălui Ceresc. Acestea sunt cele șapte cuvinte ce le-a rostit Isus de pe cruce. Aceste șapte cuvinte sunt cel din urmă testament ce ni l-a lăsat Mântuitorul în clipele morții. Cu tremur și întuneric mare se făcuse când a rostit Isus aceste cuvinte. Fulgere lumina Golgota și morminte se deschideau. O, de-ar fi și aceste cuvinte niște fulgere de lumină în întunericul sufletelor noastre și un cutremur care pe mulți să i poată scoate din mormintele păcatelor. Stau pe locul unde a fost răstignit Mântuitorul. Înainte de a merge mai departe cu patimile de pe cruce și moartea Mântuitorului, mă voi opri puțin să spun unele amănunte despre ce înfățișare are azi locul unde a fost răstignit Mântuitorul. De la al zecelea popas din drumul crucii urci 18 trepte de piatră până sus pe vârful Golgotei, unde sunt al 11-lea și al 12-lea popas, pironirea pe cruce și răstignirea Mântuitorului. Începem să ne suim la acest preasfânt loc unde crucea a deschis izvorul mântuirii noastre. Nu voi uita niciodată fiorul cu care am suit mai întâi aceste trepte. Cu sufletul plin de fior urc treptele Golgotei. Suișul duce printr-un loc închis de pe lături cu pereți. Sunt la a 10-a treaptă și nu se vede încă locul cel sfânt. Pășesc pe a 11-a, a 15-a, a, 15 -a, a 17-a. Pășesc ultima treaptă și iată, mă aflu în fața unui altar ce strălucește în mulțimea luminilor și a podoabelor. Iată locul unde a fost răstignit Mântuitorul. Să spun în cuvinte ce am simțit când am ajuns în acest loc, îmi este peste putință. Oricât meșteșug aș pune în pana descris, n-aș putea spune fiorul ce l-am simțit în aceste clipe. În fața locului unde s-a răstignit Mântuitorul, simți un ceva ce te tremură de sus până jos. Simți fiorul grozavelor chinuri ce le-a suferit Isus aici. În fața locului unde s-a răstignit Mântuitorul, simți ceva ce te toboară îndată jos în genunchi și te pornește să plângi cu toate suspinele inimitale și cu toate lacrimile ochilor tăi. O rugăciune pe locul răstignirii Mă aplec pe locul unde a stat înfiptă crucea răstignirii și încep să mă rog. Iisuse, Mântuitorul meu cel scump, îți mulțumesc că m-ai adus la locul acesta mare și sfânt al răstignirii tale. Îți mulțumesc că m-ai adus aici nu numai cu vaporul și cu picioarele, ci m-ai adus mai de mult cu sufletul o bunul meu mântuitor, cât de mult ai umblat tu după mine să mă poți atrage aici. M-ai chemat cu glas dulce și eu nu te-am ascultat. M-ai bătut și eu nu te-am priceput. O cruce grea de necazuri mi-ai pus pe omeri și eu n-am înțeles-o. Pe urmă, ai deschis în fața mea mormântul pe irii mele trupești și sufletești. Abia atunci m-am îngrozit. Abia atunci am alergat la tine. Abia atunci te-am aflat pe tine. Abia atunci am alergat și am scăpat aici sub crucea ta, unde am aflat iertare, mântuire și viață. Aici, la picioarele crucii, mi s-au deschis ochii să înțeleg că tu, mântuitorul meu cel bun, ai suferit și ai murit pentru mine, pentru păcatele mele, pentru iubirea mea și mântuirea mea. Isuse, mântuitorul meu cel bun, astăzi trăiesc prin jertfa ta, tot ce sunt și tot ce am este jert ta cea scumpă. Aici, de desubtul crucii tale, m-a auzit spunându-se că e îngropat Adam. Dar nu este îngropat numai Adam, ci este îngropat și trecutul meu cel păcătos. Este groapa trecutului meu peste care a picurat sângele tău cel scump și m-a înviat la o viață nouă. Isuse bunule, stau pe locul unde sângele tău a curs valuri din sfintele tale mâini și picioare îmi deschid larg toată inima mea și toată ființa mea. Stau aici la picioarele crucii, cu toate păcatele mele și cu toate lacrimile mele, ca sângele tău să picure peste mine și să mă spere de orice păcat. 1 Ioan 1 cu 7 Îți mulțumesc, bunule Doamne, că mi-ai aplecat viața la picioarele crucii, că mi-ai ajutat să aflu acest izvor de iertare, de viață și de mântuire, fie ca nimeni și nimica să nu mă mai poată ridica de aici de la picioarele crucitale. tale. Iisuse, Mântuitorul meu cel scump, tot ce sunt și tot ce am este jertfa ta cea scump. Prin ea am scăpat de moarte, prin ea trăiesc, prin ea predic și eu cred că n-am o altă chemare în această lume decât să te predic pe tine cel răstignit, 1 Corinten doi cu doi, și să aduc mereu suflete aici, la acest izvor de viață și mântuire. Iisuse, Mântuitorul meu cel bun, tu știi că am venit aici cu o hotărâre. Am adus hotărârea să trăiesc o viață cu tine, să trăiesc o viață pentru tine și să mă jertfes pentru tine și lucrul tău. Am adus aici această hotărâre să o întăresc cu sângele tău, căci fără de acest sigiliu, hotărârea mea n-ajunge nimic și n-are nicio putere. Desfac aici, în fața crucitale, hotărârea mea ca să primească pecetea sângelui tău pe cei care să-mi dea putere, să nu mai viezi eu, ci să viez tu întru mine. Galaten 2 cu 20 Să nu mai fiu al meu, ci să fiu al tău, să fiu cu totul al tău, căci tu m-ai răscumpărat cu un preț mare. 1 Corinten 3 cu 23 și 6, versetele 19 la 20 O rugăciune pentru cei din oastea Domnului Sfârșind cu rugăciunea mea personală, m-am rugat pentru cei din oastea Domnului, zicând, eu mă rog ție, Mântuitorul meu, și pentru cei ce i-ai trezit prin mine din somnul păcatelor. Mă rog pentru cei care s-au hotărât să iasă din ticăloșia a păcatelor și s-au strâns sub steagul tău la luptă contra păcatelor ca niște buni ostași ai tăi, 2 Timotei, doi cu trei. Eu mă rog pentru ei ca să-i atrag și pe ei aici, la picioarele crucitale, căci fără această atragere și fără jertfa crucitale, nu poate fi nimeni un ostaș biruitor. Hotărârea noastră împotriva păcatelor n-ajunge nimic dacă n-am îngenunchiat cu ea la picioarele crucii, dacă nu stăm mereu cu ea sub darurile ce izvorăsc din jertfa crucii. Iisuse Mântuitorule, ne aplecăm în fața crucii Tale cu hotărârile noastre. Pecetluiește-le, întărește -le cu scump sângele Tău, cu jertfa Ta cea mare și sfântă. Dă-ne, Doamne, dar și putere, căci noi suntem niște ființe slabe și neputincioase. Fără de tine și fără jertfa de cea sfântă, noi nu putem face nimic. Iisuse Mântuitorule, eu mă rog și pentru abonații și cititorii foii lumina satelor, ca toți să înțeleagă și toți să fie atrași aici, la izvorul iertării și mântuirii noastre sufletești. O, cum n-am eu glas de înger și de arhanghel să strig, ca să se audă în toată țara mea că aici este împăcarea noastră cu Dumnezeu, aici este viața noastră. Aici este mântuirea noastră. Un arab și soția lui Sfârșindu-mi rugăciunea, mă aplec să sărut plângând locul unde a stat în înfiptă crucea răstignirii. În clipa când mă ridic, iată sosez doi închinatori arabi veniți de undeva de prin pustiurile arabii. Era un bărbat cu soția lui. Femeia se apleacă în rugăciune, în rugăciune adâncă și fierbinte. Însă bărbatul său stă deoparte nepăsător. Nu înțeleg acest lucru. Un călugăr îmi spune că bărbatul ei nu este creștin, ci mahomedan. Când și-a sfârșit rugăciunea, i-am făcut semn de întrebare: de ce nu-și aduce și pe soțul ei la Mântuitorul? Femeia și-a ridicat atunci mâinile și ochii plânși, în semn de rugăciune spre crucea răstignirii. Îmi dădea să înțeleg că se roagă pentru el să fie atras și el la mântuire. M-a mișcat adânc această întâmplare și m-a făcut să mă gândesc câți creștini sunt și azi care nu cunosc jertfa Mântuitorului, ci stau în fața crucii nepăsători, așa cum stătea arabul. Iubiților frați din oastea Domnului și voi, iubiților cititori, care cunoașteți cu adevărat crucea răstignirii, pe astfel de pierduți se aducem cu rugăciunile noastre și cu pilda vieții noastre la picioarele crucii, la izvorul mântuirii. Spinii din care s-a făcut cununa lui Isus. Când am fost la Iordan, am văzut și spinii din care s-a făcut o dinioară cu nuna Mântuitorului. Sunt pline pustiurile iudei și câmpia Ierihonului cu astfel de spini. Nu cresc în alți, sunt mai mult ca niște buchete lipite de pământ, însă, în schimb, au niște ghimp groasnici, cu mult mai lungi și mai înțepători decât spinii noștri. Clima caldă întărește acești ghimpi atât de mult încât par făcuți din oțel, din metal. Te înfioară gândul la ce dureri a putut răbda Mântuitorul când i s-a înfipt pe cap o cunună făcută din astfel de spini. Acestor spini li s-a dat pe latinește denumirea de Zizifus Spina Christi, spinii lui Hristos. Am adus și eu de la Ierusalim o ramură din acești spini. De câte ori mă simt nefericit și nemulțumit, mă uit la ei. Ce înfățișare are azi locul unde a fost răstignit Mântuitorul? Acum voi scrie unele amănunte despre ce înfățișare are locul unde a fost răstignit Mântuitorul. Pentru o mai bună orientare a cititorilor, dăm pe pagina următoare clișeul cu înfățișarea locului unde a fost răstignit Mântuitorul. Precum am mai amintit în această carte, împărăteasa Elena a zidit o măriață biserică pe locul unde au fost Golgota și mormântul Domnului. Unde e azi biserica Sfântului Mormânt? S-a făcut însă atunci o mare greșeală, întrucât, de dragul planurilor, vârful Golgotei a fost întrucâtva retezat, ca să fie mai asemenea cu celelalte locuri. Însă cu toată această greșeală, vârful Golgotei tot s-a păstrat în parte și a rămas până as cu mult mai înalt decât celelalte locuri. A rămas întreagă și se păstrează întreagă stânca ce s-a cutremurat și s-a despicat în două, când Mântuitorul și-a dat Duhul. Pe locul unde Mântuitorul a murit pe cruce, iaz altar ortodox, un altar deschis, îngrijit de Patriarhia din Ierusalim, se află și acest altar în Bisericii Sfântului Mormânt. Podoabe scumpe și lumini nenumărate împodobesc acest altar. Întreg locul este îmbrăcat în marmură scumpă. Dăm mai jos imaginea acestuia. La mijlocul altarului a fost odinioară crucea răstignirii, se găsește icoana răstignirii Mântuitorului îmbrăcată în aur. Mai jos la mijloc, în față, se vede o formă de masă, iar de desubtul ei, pe o ridicătură, se află stia. Acesta este locul unde a stat înfiptă în stâncă crucea răstignirii. Această stia este întreagă din argint, iar masa și toate cele din jurul ei sunt din marmură scumpă. Aici, la această stia, se apleacă închinătorii în genunchi să sărute locul sfânt unde a curs sângele Domnului, pentru noi și mântuirea noastră. De cele două laturi ale icoanei răstignirii sunt două icoane mari, icoana Maicii Domnului și a unei mironosițe femei. Ambele aceste icoane sunt în mărime naturală, în mărimea omului și îmbrăcate în aur și argint. De jur împrejurul altarului se ridică un fel de curcubeu pe care sunt zugrăvite raze în fel de fel de culori. Are acest curcubeu o minunată înfățișare, parcă țâșnesc din el raze de lumină, parcă-i o răsărire de soare luminos. Foarte potrivit e acest lucru, căci Golgota este cu adevărat o răsărire de soare luminos, este răsărirea soarelui dreptății, care ne-a luminat viața și ne-a scos din întunericul morții. La stânga altarului, jos, în adânc, se vede o icoană mai mică. E icoana Maicii Domnului, când privia de departe chinurile fiului său și plângea. Este în această icoană atâta durere încât stoarce lacrimi din ochii tuturor celor care o văd. De însemnat e că aproape toate aceste podoabe sunt dăruite de Rusia și în special de țarii și țarinele Rusiei. Nenumărate candele de aur și argint ard zi și noapte în acest preasfânt loc. Sus, în fața altarului, atârnă un candelabru mare și minunat de frumos. Este întreg din aur curat, dăruit de țarul rușilor. Jos, la dreapta altarului și la dreapta mesei din mijloc, sus, pe o mică ridicătură, se vede ceva negru ca o okay. cheie. acolo o bucată de metal, o balama, ce mișcă în dreapta și în stânga și acoperă o gaură prin care, uitându-te, vezi stânca ce s-a crepat de sus până jos în clipa când a murit Mântuitorul. Această stâncă se păstrează până azi, așa cum a fost pe vremuri. Despre această stâncă și despicătura ce se vede în ea, Învățați ei sfătoși și necredincioși spuneau într-o vreme că e o despicătură de rând sau cel mult vreun cutremur de pământ a pricinuit-o. S-a întâmplat însă că a venit un mare învățat englez și a cercetat stânca cu deamănuntul. Și spune învățatul că după felul cum e făcut această despicătură nu poate fi nici de cum explicată de știința omenească. Încep să devin creștin, scrie învățatul, am făcut o amănunțită cercetare și sunt convins că această despicătură nu poate fi pricinuită de vreun cutremur de pământ, pentru că, în acest caz, despicătura merge prin venele stâncii. Aici însă e cu totul alcum. Stânca e despicată de-a curmezișul, despicătura trecând peste vene, ceea ce dovedește că ne aflăm în fața unei minuni neînțelese de știință omenească. Mulțumesc lui Dumnezeu, încheie englezul, Că m-a condus în aceste locuri să văd această stâncă ce confirmă puterea divină și mă face să văd în toată lumina ei Dumnezeirea lui Isus Hristos. O, de a -ar lua pildă de credință din această deverire și alți învățați sfătoși care se laudă cu necredința lor. La dreapta și la stânga Crucii Mântuitorului sunt însemnate și locurile unde au fost crucile celor doi tâlhari răstigniți. Răstignirea e al 12-lea popas din drumul crucii. Întuneric mare s-a făcut peste tot Ierusalimul. Și acum, după aceste lămuriri, să ne întoarcem iarăși la locul unde l-am lăsat pe Mântuitorul, chinuindu-se pe cruce. Pe la al șaselea ceas, adică pe la ora 12, soarele își pierdu dintr-o dată lumină. Nu mai putea privi chinurile Domnului. Întuneric mare s-a făcut peste tot Ierusalimul. Luca 23, cu 44 o spaimă mare cuprinse mulțimea. Blestemele și bazjocurile iudeilor deodată încetară. Toți începeau a fugi care încotro. Întunericul acesta ținu până la al nouălea ceas, până la trei după amiază, adică până în clipa când Mântuitorul și-a dat Duhul. În timpul cât a ținut întunericul, s-a petrecut o minune mare, s-a petrecut o a doua facere a lumii celei sufletești. Biblia ne spune că la facerea lumii Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Însă păcatul lui Adam iarăși a amestecat lumina cu întunericul. Când s-a coborât Iisus în lume, întuneric mare era peste tot pământul. Întunericul păcatului și al morții. Prin jertfa sa cea sfântă, Domnul Iisus a despărțit iar lumina de întuneric. Golgota este o a doua facere a lumii sufletești. Când s-a făcut iar lumină, după întunericul ce învăluise Golgota și Ierusalimul, era o lume nouă. O lume nouă sufletească a celor mântuiți și a celor care vor să se mântuiască prin scump sângele Domnului. Iudei s-au cutremurat, dar nu s-au îndreptat. Să nu fie și cutremurul nostru așa. Moartea Mântuitorului să fie pentru noi un cutremur de renaștere sufletească, un cutremur deschizător de morminte, un cu tremur care să ne scoată din mormântul păcatelor. Moartea pe cruce era o moarte groasnică. Cel o osândit cu o astfel de moarte nu murea în grabă, ci se chinuia zile întregi. Sângele din rănile cuielor în curând se închega și înceta mai curge. Moartea o aduceau nu atât rănile și curgerea sângelui, cât mai ales starea nefirească în care era atârnat corpul de pe cruce. Această stare oprea circulația sângelui, pricinuind răstignitului grozave dureri de cap și de inimă. Pe urmă, mădularele osânditului înțepeneau cu totul. Răstigniții mai tari de fire nu mureau decât de foame, după zile întregi de chinuri. Așa zicând, putrezeau pe cruce. Mântuitorul era acum mult mai stovit și mai slăbit de chinuri și de bătăi, încât să mai poată purta pe o cruce o chinuire atât de lungă. El muri după o groasnică chinuire de șase ore. Longin Sutașul Când l-au răstignit pe Mântuitorul, era în preziua Paștilor Evrești. Iudeii au intervenit la Pilat să le dea voie să ridice pe cei răstigniți, sau mai bine zis, să-i omoare mai degrabă, ca să nu li se spurce Paștile. Celor ce nu mureau curând pe cruce, era datina să li se zdrobească picioarele ca să moară mai degrabă. Deci, au venit ostașii și celui din tâi tâlhari au zdrobit fluierele, asemenea și celuilalt, iar venind la Isus, dacă au văzut că atunci murise, nu i-au zdrobit fluierele, ci unul din ostași cu sulița, asta lui a împuns și îndată au ieșit sânge și apă. Și cel care a văzut a mărturisit și adevărat este mărturisirea lui. Ioan 19, versetele 31 la 35. Cel care a împuns cu sulița coasta domnului a fost Longhin, sutașul, care din acea clipă a devenit un înflăcărat mărturisitor al domnului. Acesta a fost cel din tâi păcătos care a gustat din jerfa sângelui și s-a mântuit. Milioane și milioane de suflete au mai gustat de atunci din jerfa aceasta care până la sfârșitul viacurilor va sta mereu deschisă ca un izvor de tămăduire, de viață, de mântuire. Ai gustat și tu suflete din acest izvor? Longhin Sutașul are azi o capelă în Biserica Sfântului Mormânt. Al 13 lea popas din durerile crucii. Mântuitorul e coborât de pe cruce. Trupurile celor răstigniți pe cruce se îngropau în locuri pângărite, într-un loc anume ales pentru acest scop. Mântuitorul fu cruțat de această bază bazjocură, căci făcându-se seară, adică vineri seară, a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, fiind sfernic însemnat în sfatul cel mare, bărbat bun și drept, care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu. Și fiind ucenic al lui Isus, însă întrascuns căci se temea de iudei. Omul acesta, care nu luase parte la sfatul și fapta iudeilor, îndrăznind, a intrat la Pilat și a cerut trupul lui Isus. Și înțelegând Pilat că Isus a murit, a poruncit să se dea trupul lui Iosif. Și Iosif, cumpărând giulgiu curat, a mers să pogoare pe Iisus de pe cruce. Și a venit și Nicodim, cel care venise mai înainte noaptea la Iisus, și-a dus amestecătură de smirnă și de aloie ca la 100 de litri. Și-au luat trupul lui Iisus și l-au înfășurat în giulgiu și miresme, așa cum este obiceiul iudeilor a îngropa. Ioan 19, versetele 38 la 40. O, oh, ce înfricoșată vedere! Ca un om se vede mort și fără de chip cel care era mai frumos decât toți oamenii și firea toată a frumusețat. Lângă el, iată și pe îndurerata mamă, izvoare de lacrim cu tânguiri vărsând și grăind, Vai mie, lumina lumii, vai mie, lumina mea, Iisuse, prea iubite al meu, o, Dumnezeule și cuvântule, o, bucuria mea, cum voi răbda îngroparea ta mi se rupe inima ca unei maici. Cine-mi va da apă și zvoare de lacrim ca să plâng pe Domnul meu Isus? O, munți înalți și dealuri și voi, oameni toți, plângeți și vă întristați împreună acum și cu mine, tânguiți-vă. Pe locul unde l-au uns pe Isus cu miruri, este azi o piatră de marmură scumpă, așa numită piatra ungerii, deasupra căreia ar neîncetat candele de aur și de argint. Acest loc se află în la intrarea în Biserica Sfântului Mormânt. Am vorbit despre el pe larg la începutul cărții, unde i-am dat și fotografia. Acesta e al 13-lea popas din drumul mântuirii noastre. Al 14-lea popas din Durerile Crucii. Mormântul Mântuitorului. Și era grădină în locul unde fusese răstignit Isus, și în grădină un mormânt nou al lui Iosif săpat în piatră în care nimeni niciodată nu fusese pus. Deci, acolo au pus pe Isus că era vineri târziu și mormântul era aproape. Și prăvălind o piatră mare pe ușa mormântului, s-au dus. Ioan 19, versetele 41 la 42, Matei 27 cu 60. Aceasta era vineri seara. În cealaltă zi, arhierei și farisei, cerând voie lui Pilat, au întărit mormântul, pecetluind piatra și așezând strajă, conform Matei 27, versetele 62 la 66. Veniți, fraților, să ne închinăm și să sărutăm Sfântul Mormânt, în care s-a coborât Mântuitorul pentru noi și mântuirea noastră. Veniți împreună cu El să murim și noi față de păcat și să ne îngropăm cu El, ca să umblăm într-o înnoire a vieții și să înviem la o viață nouă. Roman 6, versetele 2 la 6. Făcând această înnoire a vieții, cu amar să plângem și noi grăind, murind de voie și îngropându-te izvorule al vieții Isuse al meu, m-a înviat pe mine cel mor pentru neascultarea cea amară. Închinându-mă patimilor tale, laud îngroparea ta, măresc puterea ta, iubitorule de oameni, căci prin ele m-ai dezlegat de patimile cele făcătoare de stricăciune. Locul unde a fost îngropat Mântuitorul e în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim sub același acoperământ cu locul unde a fost Golgota răstignirii. Mormântul cel să pase Iosif în stâncă, unde l-au coborât pe Mântuitorul, nu era departe de vârful Golgotei, precum amintește și Evanghelia de la Ioan, capitolul 19, versetele 41 și 42. Locul acesta este al 14-lea popas și ultimul din calea durerii pe care Isus a făcut-o pentru noi și mântuirea noastră. Despre ce înfățișare are azi locul unde a fost mormântul Mântuitorului, am scris mai înainte pe larg și am anunțit. Capitolul 8 A treia zi, Iisus învie din morți Sâmbătă seara, a doua zi după răstignire, mormântul Mântuitorului era sigilat cu pecete romană și străjeri romani patrulau în jurul lui. Caiafa și ceilalți farisei dăduse răstrăjerilor porunci aspre de veghere. O, voi fără de minte iudeilor! Cu o piatră mare, cu o pecete de ceară și cu o ceată de străjeri, credeați că veți putea să țineți închis în mormânt pe Domnul, viața și adevărul? Măcar de ați grămădi pe oșa mormântului toate pietrele din lume și toate armatele de le-ați strânge aici, Domnul tot va învia treia zi, precum mai înainte a spus. Sâmbătă noaptea de către ziua, adică în revărsatul zorilor de duminică, deodată cerul deasupra mormântului se lumină cu o lumină mare. Și iată, cu tremur mare s-a făcut că îngerul Domnului, pogorându-se din cer și venind, a prăvălit piatra de pe ușă și ședea deasupra ei. Și era vederea lui ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada și de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca niște morți. Matei 28, versetele 2 la 4. Îngerul se apropia de piatra pusă peste ușa mormântului, o rostogoli în lături, ca și când ar fi fost o pietricică și strigă cu glas înalt, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, vino afară, Tatăl tău te cheamă. Atunci Domnul ieși din mormânt. În mâna sa purta acum stiac de biruință asupra morții și asupra diavolului. El stătu deasupra mormântului, biruit, rostind cuvintele, eu sunt învierea și viața. Ioan 11 cu 25 Cete de îngeri se închinară acum în fața lui cerul și pământul se umplură de bucuria biruinței și a învierii. Străjerii rămaseră privind buimăciți la toate cele ce se petreceau. Pe cel care îl bat jocoriseră, îl vedeau acum strălucind în lumină cerească. Când Domnul se făcu nevăzut și lumina dispăru, Ostașii se ridicară de jos speriați și clătinându-se de groază ca niște beți, plecară spre oraș, istorisind tuturor minunea ce o văzuseră și mărturisind că cel răstignit și îngropat a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Caiafa și mai mari poporului iudeu se spăimântară auzind vestea învierii. Firesc ar fi fost ca spaima lor să fie o căință amară pentru nelegirile cele făcuseră Domnului dar în loc de această căință, ei încercară să ascundă adevărul învierii. Făcură iudeii de atunci așa cum fac și azi. Se duse răcumită mare la Pilat și îl înduplecară pe el și pe ostaș să spună minciuna că ucenicii lui Isus venind noaptea l-au furat pe Domnul pe când ei dormeau. Iar... De se va auzi cumva că garda a dormit în decursul slujbei, vor potoli ei cu punga pe dregătorul. Matei 28, versetele 13 la 14. Încă din vremile acelea se vede că era în firea unora din poporul evreu corupția mituire. O, pe veci pierduților iudei, cu bani și cu minciune ați crezut că puteți ține ascunse adevărul și viața? Bine a zis Domnul despre voi. Voi din tatăl diavolului sunteți și poftele tatălui vostru voi să le faceți. Acela ucigător de oameni a fost dintr-un început și adevăr nu este în el. Când grește minciună, dintr-o ale sale grește. Ioan 8,44 cu Vai ție, Pilate, că ți-ai spălat odată mâinile, iar acum mai tare ți le-ai mânjit. După înviere, Iisus a arătat mai întâi Mariei Magdalena și celorlalte femei care veniseră la mormânt să-L ungă pe Domnul cu mir și aromate, după cum era datina la evrei. Aceasta a fost cea din tâi arătare și întărire a învierii Domnului, cu multe alte arătări a întărit Domnul în vierea sa, iar pe urmă s-a arătat însuși el ca să întărească temeiul și temelia vieții noastre în vierea din morți. Cum se face la Ierusalim slujba în vierii Domnului? Slujba în vierii se face la Ierusalim într-un chip deosebit și în legătură cu o minune. La Ierusalim ni s-a spus că lumina din dimineața învierii se primește printr-o minune ce se petrece la mormântul Mântuitorului. Lucrurile decurg astfel. Sâmbătă noaptea, spre ziua învierii, se sting toate lumânările și candelele din Biserica Sfântul Mormânt. E singurul timp când se întâmplă acest lucru, pentru că în Biserica Sfântului Mormânt, unele dintre candele ard neîncetat zi și noapte. După ce s-au stins toate luminile, biserica se încuie și se pecetulește cu sigiliu, ca nimeni să nu poată intra în ea în timpul nopții. Pe la ceasurile trei după miezul nopții, lumea se strânge la biserică pentru înviere. Vine și patriarhul, înconjurat de mulțimea preoților, să facă slujba. E de față și înaltul comisar al Palestinei, în fața căruia se rupe sigiliul și se deschide biserica. Patriarhul e căutat să nu aibă la sine niciun fel de material de aprins lumină. Publicul intră pe întuneric în biserica tăcută. Patriarhul intră atunci în altarul Sfântului Mormânt să scoată lumina învierii. Minunea urmează acum. În noaptea învierii, lespedea de marmură care acoperă locul unde a fost mormântul Mântuitorului, asudă și sloboa de sudor de apă. Patriarhul ia în mână o bucată de vată de bumbac curat și freacă cu această vată lespedea asudată. Din această frecare, iese îndată o flacără albastră de la care patriarhul aprinde cea din tâi lumină a învierii. În felul acesta, la mormântul mântuitorului din Ierusalim, lumina învierii iese și as printr-o minune din mormântul cel de viață și de lumină dătător. După ce patriarhul a aprins lumina din lumina lui Hristos, iese în încăperea cealaltă din altarul Sfântului Mormânt și pe două deschizături făcute anume pentru acest lucru, întinde afară două făclii aprinse zicând, veniți de luați lumină. Aceste făclii sunt apucate în data de doi creștini din neamul arabilor, anume aleși pentru acest lucru, care aleargă cu ele la altarul ce se află în biserica din fața Sfântului Mormânt. Preoții aprind cu ele luminile altarului și, după aceasta, tot publicul își aprinde lumânările. Când toată biserica e plină de lumină, patriarhul îmbrăcat cu o haină lungă și albă ca zăpada, iese din ușa altarului Sfântului Mormânt și cântă de trei ori, Hristos a înviat. Urmează apoi slujba învierii. Lumina ce se aprinde la ziua învierii în biserica din Ierusalim nu se stinge un an de zile. Anumite candele de la mormântul Domnului și de la altarul Golgotei sunt lăsate să ardă neîncetat zi și noapte întreg anul. Pelerinii ruși își duceau acasă astfel de lumina aprinsă din lumina lui Hristos în noaptea învierii. Ei aveau o felinare anume făcute în care puneau lumânări groase aprinse sau un fel de candele închise pe care apoi le duceau aprinse până acasă, schimbând mereu lumânarea ce se topea. Acasă le păstrau apoi mai departe. O astfel de lumină adusă de la Ierusalim se păstrează la ruși din tată în fiu. Mai sunt și azi prin Rusia destule case în care ard candele aprinse cu lumină adusă de la mormântul mântuitorului din Ierusalim. Dragă cititorule, cu învierea Domnului sfârșește lucrarea cea mare a mântuirii noastre sufletești. Răstignirea și învierea sunt cele două mari lucrări, cele două mari minuni pe care le-a făcut Dumnezeu pentru noi și mântuirea noastră. Dar aceste minuni n-au nicio însemnătate pentru noi, dacă ele nu se petrec și în noi și în sufletul nostru. Cu Hristos împreună trebuie să ne răstignim și să murim și noi față de păcat, ca să înviem și să viețuim în El ca o făptură nouă, în 2 cu 20 și 6 cu 15. Din jerfa cea mare a răstignirii și din mormântul Domnului, trebuie să luăm lumina vieții și viața nouă. Minunea de care ni s-a spus la Ierusalim, că se petrece cu lumina învierii la Sfântul Mormânt, trebuie să se petreacă și în sufletul nostru. Crucea răstignirii și mormântul Mântuitorului asudă mereu și slobod și pentru noi sudor de sânge, sângele Domnului. Numai cu ajutorul acestor sudori de sânge se poate aprinde lumina vieții și învierii în sufletul nostru. Aprinde-te, dragă suflete, ca o Veronica cu marama inimitale și șterge aceste sudori ca să rămână diapururi pururi întipărită în inima ta icoana lui Isus cel răstignit pentru tine și păcatele tale. Șterge cu marama inimitale aceste sudori de sânge și atunci, în sufletul tău și în viața ta, deodată, se va aprinde lumina vieții și învierii la o viață nouă. O liturghie românească în Biserica Sfântului Mormânt La paginile 61-70 am scris pe lar despre slujba ce s-a făcut în Biserica Sfântului Mormânt la ziua Sfintei Cruci, când am fost și noi acolo și am luat parte la slujbă. Pe lângă această slujbă, s-a mai făcut în Biserica Sfântului Mormânt și o liturghie românească, ca să dea putință tuturor închinătorilor a se împărtăși la mormântul Domnului, în al Sfinția, sa, Mitropolitul Nicolae a slujit o liturghie românească în noaptea de 14 septembrie. Neuitată va fi acea noapte pentru toți câți am petrecut-o în Biserica Sfântului Mormânt. Noaptea, pe la orele 12, am intrat în Biserica Sfântului Mormânt. În tăcerea nopții, în Alprea sa, mitropolitul Nicolae a început slujba Sfintei Liturghii, înconjurat de ceata preoților. Corul nostru a început a cânta răspunsurile liturgice și deodată, în liniștea nopții, Biserica Sfântului mormân și Golgota Răstignirii au început să răsune de frumoasele noastre cântări bisericești. Părea că în acea tainică noapte suspină și se roagă în biserica din Ierusalim un neam întreg. În altă Sfinția sa, Mitropolitul Nicolae pregătește Sfânta Cuminecătură pe piatra Îngerului din altarul Sfântului Mormânt, adică pe locul unde a fost îngropat și a înviat Mântuitorul. Ce mare fericire ne așteaptă! Ne vom împărtăși și cu scum trupul și sângele Domnului, chiar aici unde s-a adus această jertfă mare și sfântă. Ne apropiem rând pe rând de cina cea sfântă. Ce bucurie sufletească văd pe fața tuturor închinătorilor, pelerinilor! în privirea tuturor citesc cuvintele bătrânului Simeon, acum slobozește stăpâne pe robul tău în pace. Înainte de a ne depărta din Biserica Sfântului Mormânt, țin să spun și aici câteva cuvinte despre prea fericitul patriarh al Ierusalimului, Damianos, al cărui prea frumos chip îl dăm pe pagina următoare. Este un adevărat patriarh din Biblie pe care Bunul Dumnezeu l-a învrednicit cu peste 80 de ani. Când îl vezi, prima dată gândul ți se duce îndată la vremurile biblice, la vremurile apostolilor. Pare un apostol rămas din vremurile de demult, dar patriarhul Damianos impune nu numai cu bătrânețea sa patriarhală, ci mai ales cu duhul, cu apostolica sa dragoste, râbnă și înțelepciune. În jurul său și în glasul său simți duhul vremurilor apostolice. Eu m-am gândit mult la Ierusalim, Oare de ce ar fi papa de la Roma mai mare decât acest patriarh și apostol care slujește la mormântul Domnului? Cuprins de diavolească trufie, papa spune că el singur e locțitorul vicarului Hristos pe pământ și lui trebuie să-i se supună și să-i se închine toți patriarhii. O, ce rătăcire grozavă e aceasta! Căci doar apostolii au avut același rang și același dar și pe toți a trimis Domnul în lume să predice Evanghelia. Și când satana încerca să intre între apostol cu ispita trufiei, vrând ei să știe care dintre ei avea să fie socotit mai mare, însuși mântuitorul i-a mostărat aspru, spunând că astfel de lucruri numai între păgâni se caută. Citiți la Luca 22, versetele 24 la 26. Dacă mântuitorul s reviază în lume, eu socot că cel din tâi pe papa de la Roma l-ar mustra aspru pentru cumplita trufie și rătăcire de a se numi locțitorul lui Hristos pe pământ. În cealaltă zi, după slujba sfântă din Biserica Sfântului Mormânt, spre amintire, noi, pelerinii, ne-am fotografiat în fața Sfintei Biserici. Dăm mai jos această fotografie. Ce am mai văzut în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim? Precum am mai amintit la început, Biserica Sfântului Mormânt este o cetate întreagă, plină cu biserici, altare și alte multe încăperi. Cele mai însemnate și cele mai frumos împodobite sunt altarul Sfântului Mormânt și altarul răstignirii, despre care am scris pe larg. Pe dinăuntru, în zidurile bisericii, sunt săpate o mulțime de uși și încăperi. Pentru o mai bună orientare a cititorilor, dăm încă o dată pe pagina din față planul Bisericii Sfântului Mormânt cu schițele încăperilor și ale locurilor sfinte ce se află în biserică. Locurile sunt însemnate cu numere. Le vom lua deci pe rând. La numărul 1 este curtea din fața bisericii, pe aici intrarea în biserică. La numărul 2 este mănăstirea lui Avram, o biserică zidită pe locul unde Avram a voit să aducă jerfă pe fiul său Isaac. La numărul 3 se află muzeul bisericesc și o cancelarie a preoților ortodoxi greci. În muzeu se află moaștele și părți din moaștele mai multor sfinți vestiți ai bisericii. Între aceste moaște am văzut și pe ale sfinților Ioan Gură de Aur, Grigorile Teologul, Vasile cel Mare, etc. Aici, în acest muzeu, se păstrează într-o cutie de argint, închisă cu capac de sticlă și o bucățică mică de lemn, despre care spun călugării că ar fi din lemnul Crucii Mântuitorului. La numerele 4, 5, 6 sunt trei capele, a armenilor, a copților și a abisinienilor. La numărul 7 e capela lui Adam, la numărul 8 e capela Sfântului Iacov, la numărul 9 e capela Sfânta Tecla, la numărul 10 e capela Mariei Magdalena, la numărul 11 e capela celor 40 de martiri, la numărul 14 Piatra Ungerii, locul unde l-au uns pe Mântuitorul cu mir după luare de pe cruce, la numărul 15 e locul unde a leșinat Maica Sfântă privind chinurile Fiului Său, sus pe vârful Golgotei, acest loc e în stăpânirea armenilor și înconjurat cu un grilaș de fier, în care picior de om nu poate și nu-i iertat să calce. O candelă arde neîncetat în acest loc. La numărul 16 și 17, altarul Sfântului Mormânt, așezat în mijlocul bisericii, de jur împrejurul lui e un loc mai slobot pentru umblare. La numerele 29, 30, 31 și 32 în fața acestui altar se află catedrala grecească în care slujește patriarhul, E biserica cea mai frumoasă și mai încărcată cu podoabe dintre toate celelalte biserici ale altor confesiuni. De jur împrejurul ei este un coridor cu loc umblător. La numărul 18 este altarul copților lipit de altarul Sfântului Mormânt. Acești copți sunt creștini vechi din neamul lui Faraon al Egiptului. Sunt negri la față și slujesc într-un chip cu totul deosebit de al nostru. Fesurile le țin pe cap și în biserică citesc și ei din Evanghelie și cântă, cam tare. De jur împrejurul altarului Sfântului Mormânt, spre stânga, pe la numele 19, 20, 21, 22, se află încă săpate în zidurile de stâncă ale bisericii. La numărul 21 e mormântul lui Iosif și Nicodim, care au îngropat pe Mântuitorul. La numerele 26, 27 și 38 sunt capelele catolicilor. Drumul crucii, via dolorosa, pe unde a venit Mântuitorul cu crucea în spate, ajunge și intră în Biserica Sfântului Mormânt pe la numărul 47-44, adică nu prin fața intrării la numărul 1, ci printr-o intrare mai mică din fața cealaltă a bisericii. Suind Mântuitorul pe aici, a fost băgat în temniță la numărul 34. La numărul 35 e locul și capela, unde l-au dezbrăcat pe Mântuitorul. La numărul 36 e capela lui Longin, sutașul, la numărul 37 e capela încororării cu spini, unde i s-a pus mântuitorului pe cap cu una nouă de spini. La numărul 42 e locul unde, suind pe vârful Golgotei, mântuitorul a fost adăpat pentru răstignire și pironit pe cruce. La numărul 43 e locul unde a fost înfiptă crucea răstignirii și unde mântuitorul a murit pentru noi și mântuirea noastră. De desubtul acestui loc este capela lui Adam, la numărul 7. Între numerele 36 și 37 sunt 40 de trepte, se văd în formă de linioare, pe care cobori în locul unde împărăteasa Elena a aflat crucea răstignirii. Numărul 38, 40 și 41. Despre locul acesta am vorbit pe larg la paginile 67 la 70. La numărul 39 e o capelă în amintirea tâlharului care s-a mântuit strigând pe cruce, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Și când te gândești că toate aceste lucruri se află sub acoperișul unei singure biserici, îți poți da seama cât de mare e biserica Sfântului Mormânt. Unele lucruri ce nu plac Pe la Ierusalim sunt și unele lucruri în fața cărora trebuie să-ți închizi ochii, să nu le vezi și să-ți astupi urechile să nu le auzi. Astfel bunăoară sunt paznicii de la ușa bisericii Sfântului Mormânt. Sunt niște arabi necredincioși care stau tolăniți alene pe un divan așezat în pridvorul Sfintei Biserici, în dată la intrare. Pe acești paznici păgânii au adus și au introdus aici tocmai neînțelegerile dintre ortodoxi și catolici. Despre aceste neînțelegeri se spune că nu odată au dus la păruieli în toată regula între călugării ortodoxi și catolici. Spre a curma aceste neînțelegeri, guvernul turc de pe vremuri a pus străji în armate ca să păzească pacea între creștini. Și în Biserica Nașterii din Betreem se află o astfel de strajă în armată. Aș mai putea înșira și alte lucruri ce nu plac, dar nu vreau să tulbur cu ele vlabe acestor însemnări. Sunt și pe la Ierusalim atâția creștini care nu cunosc cu adevărat pe Domnul și nu trăiesc o viață cu el. De altfel, la locurile sfinte am căutat pe Domnul și urmele lui, și nu pe oameni și pe urmele lor. După înviere, Isus se arată apostolilor. După Sfânta Învierea sa, Mântuitorul s-a arătat în mai multe rânduri apostolilor săi. Ca să întărească în ei credința învierii și abiruinței, a biruinței, s-a arătat celor doi învățăcei care mergeau în drum spre Emaus, Luca 24. S-a arătat apostolilor când erau strânși la un loc și Toma nu era cu ei. L-a convins pe Toma cu rănile cuielor sale. Locul unde s-a arătat celor 12 și lui Toma este tocmai acolo unde s-a ținut cina cea de taină, despre care am vorbit mai pe larg la vremea sa. Pe locul unde Isus a arătat în muntele Galilei. Încă înainte de moartea sa, Isus a făgăduit învățăceilor că va merge înaintea lor în Galileea, Matei 26 cu 32. Această Galilee nu era Galileea neamurilor, aceea se află la o depărtare de 200 de kilometri de Ierusalim, ci era un munte din apropierea Ierusalimului, face parte și acest munte din muntele măslinilor, ce se află spre răsărit față în față cu Ierusalimul. O înălțime din acest munte se cheamă Mica Galileea. Aici s-a arătat Isus învățăceilor. Se cheamă acest loc Mica Galileea, pentru că pe aici trece drumul ce vine din Galileea și aici poposeau călătorii veniți din Galileea. Aici li s-a arătat Mântuitorul Apostolilor și le-a zis, Datul mi sa mie toată puterea în cer și pe pământ, drept aceea, mergând, învățați toate neamurile și propovăduiți Evanghelia la toată făptura, botezându-i pe ei în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i pe ei să păzească toate câte am poruncit vouă. Și iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. Matei 28, versetele 16 la 20 și Marcu 16 cu 15 pe locul unde s-a petrecut această arătare și unde Isus a rostit cuvintele, mergând învățați toate neamurile, se află o icoană mare înconjurată de grilaj de fier. Icoana arată pe Mântuitorul în clipa când îi trimite pe învățăcei să învețe toate neamurile. În jurul icoanei e scris în limba greacă porunca Mântuitorului, mergând învățați. Spre întărirea mintirii acestui loc, împărăteasa Elena a ridicat aici doi stâlpi de piatră, cu câte o cruce săpată în vârful lor. Stâlpii de inuiesc până în ziua de azi. Pe grecește, acest loc se cheamă imbomon, ceea ce înseamnă altar. De aici, din vârful acestui munte, a trimis Mântuitorul pe cei 11 apostoli să cucerească lumea întreagă pentru împărăția lui Dumnezeu. De aici plecăm spre muntele celălalt, unde s-a înălțat Mântuitorul la cer. Mă gândesc aici că 12 oameni simpli au cucerit lumea cu puterea Evangheliei. Și iarăși mă gândesc că lumea de azi e o păgânătate grozavă ce trebuie cucerită din nou pentru Evanghelia lui Hristos. Fiecare creștin trebuie să ajute la biruință Evangheliei. Pe locul înălțării Domnului la cer. În decursul celor 40 de zile de după înviere, Isus a arătat mereu apostolilor. Aceste 40 de zile au fost un fel de școală cu apostolii pentru înțelegerea scripturilor și mai ales pentru înțelegerea de plină a jertfei Mântuitorului. Căci învățăcei nu înțelegeau încă de plin locul cel are jertfa crucii în planul mântuirii noastre sufletești. Când lucrul ce îi se dăduse era gata cu totul, Mântuitorul se pregătise să se întoarcă înapoi de-a dreapta Tatălui de unde venise. El biruise păcatul și iadul și acum se pregătea să se întoarcă la Tatăl. Locul pe care și-l-a ales Isus pentru a se despărți de apostol și a se înălța la cer a fost muntele măslinilor. Precum am mai amintit, muntele măslinilor stă față în față cu Ierusalimul înspre răsărit și are două vârfuri. Vârful așa numit muntele Galilei și vârful numit muntele Eleonului sau muntele înălțării. Vârful cel mai înalt al muntelui măslinilor este Eleonul. Acesta este locul de unde s-a înălțat Isus la cer. După ce Isus li s-a arătat apostolilor în muntele Galilei și le-a lăsat ca testament porunca, mergând învățați toate neamurile, a plecat cu ei spre muntele Eleonului și i duse pe ei până afară spre Betania, Luca 24,50. Betania nu era departe de muntele înălțării. Mântuitorul știa că a sosit clipa în care se va despărți de apostolii săi, știa că apostolii se vor întrista, Spre mângâiere și întărire le amintește vorbele și iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. Matei 28 cu 20 Ajungând în vârful muntelui Eleon, Mântuitorul își adună încă o dată pentru cea din urmă dată pe apostol în jurul său. Se uită cu duioșie și dragoste la ei. Știa că despărțirea îi va duria și de aceea le amintește încă o dată de făgăduința Tatălui, de trimiterea Duhului Sfânt pe care să-L aștepte în Ierusalim. Luca 24 cu 49. Cele din urmă cuvinte ale Mântuitorului fură acestea. Veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și în veți fi mie martori în Ierusalim, în toată Iudeea, de la Samaria și până la marginile pământului. Faptele Apostolilor 1 cu Acestea zicând, își ridică mâinile sale și îi binecuvântă. Și, pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și s-a înălțat la cer. Luca 24, de la 50 la 51. Și acum ne apropiem de locul preasfânt de unde Iisus Mântuitorul s-a înălțat la cer. Din muntele Galilei despre care am vorbit, plecăm spre muntele înălțării. Pe locul unde s-a înălțat Iisus la cer, ia o biserică arabă musulmană, înconjurată cu mai multe clădiri, având de o parte și un turn. În mijlocul acestor clădiri, lângă turn, la stânga, unde se vede o cupolă, este biserica arabă, o biserică mică, având acoperiș boltit. Aici, în această biserică arabă, se află locul unde s-a înălțat Isus la cer. Intrăm cu evlavie înăuntru, cântând troparul înălțării, înălțatul te-ai într mărire, Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicilor cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se prin ei binecuvântare că tu ești Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii. Înăuntru, în biserică, se păstrează o stâncă de pe care s-a înălțat Isus la cer. E un vârf de stâncă pătrată în care se vede săpată o urmă de om. Călugării spun că e urma ce a lăsat-o Iisus Mântuitorul când s-a suit la cer. Ne închinăm cu evlavie în fața acestui sfânt loc și sărutăm piatra sfântă care a fost martoră înălțării Domnului și Mântuitorului nostru la cer un fior te cuprinde când te rogi în acest loc. Este ceva în acest loc ce te mângâie, îți dă tărie, nădejde și putere. Parcă auzi glasul lui. Nu vă temeți, iată, eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Matei 28 cu 20 Să nu se tulbure inima voastră, să aveți încredere în Dumnezeu, aveți încredere în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Și după ce mă voi fi dus și vă voi pregăti vă loc, iarăși mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu și voi să fiți. Ioan 14, versetele 1 la 3 Nu vă temeți, credincioșilor, căci Domnul ne pregătește nouă loc în cer. Nu vă temeți voi, cei care suferiți nedreptăți, bat jocuri, bătăi pentru Domnul și sufletul vostru, că Cel vă gătește vouă lăcaș în casa Tatălui din cer. Bucurați-vă toți cei care trăiți o viață cu Domnul, căci plata voastră multă este în cer. Mă gândesc în acest loc că Domnul Iisus iarăși va veni așa cum s-a dus, faptele apostolilor 1 cu 11. Va veni pe norii cerului cu putere și mărire. Va veni ca judecător, ca să dea fiecăruia după faptele sale. Matei 24 și Apocalipsa 22 cu 12. Drept aceea, privegheați, că nu știți ziua și ceasul în care fiul omului va veni. Matei 25 cu 13 Luați aminte ca să nu vă afle ziua aceea dormind. Matei 25 Ferice de cel care va fi aflat priveghind. Pe locul unde s-a pogorât Duhul Sfânt peste apostoli. Locul unde s-a pogorât Duhul Sfânt peste apostoli este tot acolo și tot același unde s-a ținut cina cea de taină și unde s-a petrecut Evanghelia din Duminica Tomii. Acest loc se află în sudul Ierusalimului, afară de zidurile cetății de azi. Se vede și pe atunci locul acesta era mai retras din vederea iudeilor și din vuietul orașului și poate de aceea îl alegeau apostolii pentru întâlnirile și rugăciunile lor. Plecăm spre acest loc. Ieșim din vuietul orașului și apucăm spre sudul Ierusalimului. Mă gândesc în mine, iată ce potrivire minunată. Pentru ca să mergi la locul unde s-a pogorât Duhul Sfânt, trebuie să ieși mai întâi din vuietul și zgomotul orașului. Pentru ca să poți primi darul și harul Duhului Sfânt, trebuie să faci tot așa. Să te retragi mai întâi din voietul acestei lumi, să te retragi din moda și datinile acestei lumi, să te retragi în rugăciune, în cugetare despre cele sufletești și să încui ușa inimii tale față de Duhul acestei lumi. FSN 2 cu 2 Calea noastră spre locul pogorării Duhului Sfânt este și o predică pe care o pun aici spre învățătura tuturor. Iată ne ajuns în fața locului unde s-a pogorât Duhul Sfânt. Este azi pe acest loc o biserică arabă, mahomedană, al cărei echip l-am dat când am vorbit despre locul unde s-a ținut cina cea de taină. Pentru ca să putem intra înăuntru, trebuie să plătim bacșiși și trebuie să ne tragem peste ghete niște pantofi căci după legea mahomedană, în bisericile lor e oprit să intre cineva încălțat. Ei intră numai după ce mai întâi s-au descălțat și și-au spălat picioarele. Intrăm înăuntru și iată ne în locul unde s-a pogorât Duhul Sfânt, în chipul limbilor de foc peste apostoli. Este acest loc o încăpere mare și înaltă, având câteva columne ce se prelunge sus în niște boltituri și arcuiri. E o încăpere goală, rece și neîmpodobită, așa cum sunt cele mai multe moschei, biserici musulmane. Dăm pe pagina următoare fotografia. Ceea ce îți izbește privirea mai întâi când ajungi la locul pogorârii Duhului Sfânt este faptul că acest loc, de o atât de mare însemnătate creștină, se află în mâinile și stăpânirea necredincioșilor. E un loc străin nouă creștinilor și sufletul ți se umple de mâhnire când afli acest lucru. Ai vrea să te rogi, ai vrea să cazi în genunchi și n-ai unde ești într-o casă străină. Îmi vine să întreb, Doamne, cum se poate una ca asta? Cum poți Tu să suferi una ca asta? Simt însă că această mâhnire și indignare dintr-o dată se topește în sufletul meu și în locul ei îmi pune parcă cineva o altă gândire. Scrie la lumina satelor, înșoptește un glas tainic, că locul unde s-a pogărât Duhul Sfânt în chipul limbilor de foc nu este al creștinilor pentru că nici praznicul Duhului Sfânt nu este și n-a ajuns să fie praznicul creștinilor. Căci dacă Duhul Sfânt ar fi praznicul creștinilor, s-ar vedea în lume roadele Duhului Sfânt, dragostea, bucuria, pacea, credința, blândețea, înfrânarea. Galaten 5 cu 22 Scrie la lumina satelor că acest loc reprezintă în chip minunat viața creștinătății. Plină de focul, de lumina și căldura Duhului Sfânt, a fost viața celor din Tii creștini. Dar acest foc s-a stins mereu, căldura dragostei s-a răcit mereu. Sufletul creștinilor de azi a ajuns o casă goală, rece și străină de darul și harul Duhului Sfânt. Creștinătatea a pierdut locul pogorârii Duhului Sfânt, pentru că a pierdut puterea, darul și harul limbilor de foc. Câțiva intră să vadă mormântul lui David. Eu reazem în dosul unui stâlp. Mâinile mi se strâng cu putere împreună, ochii mi se umezesc și inima mi se roagă suspinând. Duhule cel de viață dătător, vino și te sălășluiește și în mine și mă curăță de toată o trava ce mai este în mine. Arde, Duhule Sfinte, tot ce mai este în mine de ars, ca să se curețe de rugină aurul inimii mele și de burieni ogorul sufletului meu. Duhule Sfinte, mângâietorule, cel făgăduit nouă de mântuitorul, rămâi de apururi în mine, să simt neîncetat focul ce arde în mele. Ieremia 10,19 cu Să te simt ca pe ploaia și roa ce adapă mereu pământul inimii mele. Duhule Sfinte, îmbată-mă și pe mine cu beția cu care i-ai îmbătat aici pe apostoli în ziua cinzecimii. Fă-mă și pe mine un nebun pentru Hristos. 1 Corinteni 4 cu 10 și mă umple ca o dinioară pe apostol cu îndrăzneală pentru vestirea Evangheliei, cu curaj în suferința pentru Domnul, cu zmerenie, răbdare, dragoste, înțelepciune și mai ales cu căldura, cu focul și puterea darului și harului tău. Duhule Sfinte, umple cu foc și lumină și sufletul celor care s-au strâns la luptă contra păcatelor în oastea Domnului căci fără de focul darului tău și fără de sabia ta, Efesen 6 17, noi nu putem face nimic. Ieșim afară. Citesc din Noul Testament, Faptele Apostolilor, capitolul 2, cele ce s-au întâmplat în Duminica 50.000. Citesc aici, la fața locului, despre cei trei mii care au primit pe Mântuitorul. Ei petreceau în învățătura apostolilor, în legătură frățească și în rugăciuni. În toate zilele erau în biserică lăudând pe Dumnezeu și erau una, sufletul și inima lor, și peste toți era un mare dar. Faptele Apostolilor 2, versetele 41 la 47 O cât de mult s-a depărtat viața creștinilor de azi, de viața cea plină de darurile Duhului Sfânt a creștinilor din tâi. Nicăieri n-am simțit în Ierusalim o durere și o întristare mai mare ca aici, la locul unde s-a pogorât-o Duhul Sfânt, în chipul limbilor de foc. Mulțimea era împărțită în două tabere. Unii ziceau că apostolii sunt beți de must, iar alții au fost răpunși în inima lor de cuvântul lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor 2, versetele 13 la 47. Aceste tabere sunt și azi. Unii oameni foarte puțini trăiesc în darul Duhului Sfânt, iar alții cei mulți trăiesc în Duhul acestei lumi. La lacul Siloamului locul unde s-a tămăduit orbul cel din naștere. Cred că cunoașteți cu toții Evanghelia orbului din naștere pe care l-a tămăduit Isus, ungându-i ochii cu tina și trimițându-l să se spele în scaldătoarea Siloamului. Ioan capitolul 9 Această Evanghelie s-a petrecut la Ierusalim. Lacul Siloamului este afară de Ierusalim. Ierusalimul este așezat sus, pe colina muntelui Sionului, iar lacul Siloamului e tocmai jos în Valea Chedron, în sudul Ierusalimului. Din Ierusalim trebuie să cobori un bun povărniș până ajungi la locul unde a fost lacul Siloamului. Un grup de vreo 20 de pelerini plecăm pe jos să cercetăm locurile din Valea Chedron. În această vreme, o parte din pelerini erau duși în Galileea. Aceștia n-au văzut Siloamul. E o căldură înăbușitoare. De mai întâi pe la o mănăstire așezată pe o coastă și apoi coborâm în vale să ne îndreptăm spre lacul Siloamului. Întreg drumul e tot piatră și iar piatră. Un or de pulbere se ridică pe urma noastră, ca după o turmă de oi care merg pe drum. Sărim pe întrecute unii înaintea altora ca să lăsăm praful să-l înghită cei din urma noastră. Mă gândesc în mine, Doamne, ce puțin trăim noi în Duhul Evangheliei. O milă mă cuprinde când mă gândesc de altă parte la orbul biet din Evanghelie. De câte ori se va fi împiedicat el sărmanul în acești bolovani până să ajungă la apa unde îl trimisese Isus. Iată ne ajungi în fața lacului Siloamului. Acest lac dăinuiește și azi și are și azi apă, ca pe vremea Mântuitorului. Numai că apa i s-a mai împuținat. E mai mult o fântână mare decât un lac. Dar locul cu apă nu e la suprafață, ci e în adâncul pământului. Trebuie să cobori în pământ vreo 30-40 de trepte de piatră până dai de apă. Am dat pe pagina dinainte fotografia siloamului de azi. Pentru o mai bună orientare și înțelegere, în imagine se vede siloamul deschis printr-o tăietură de sus de la suprafața pământului până jos în adâncime unde este apa. 32 de metri trebuie să cobori în adâncul pământului stâncos până dai de apa siloamului. Siloamul ia mai mult o fântână mare, cum am mai spus. O mulțime de oameni sărași din partea locului, mai ales fete și copii, scot mereu apă și o duc la mari depărtări. Fetele și copii au un fel de ulcioare mari de pământ pe care le duc pe umeri. Alții au și vase de tinichea. Unii au venit cu măgăruși pe care încarcă apa în burdufuri de capră și o duc sus, în Ierusalim, unde o vând pe bani. Orice lucru scump este aici apa. În întreg Ierusalimul sunt numai câteva izvoare mici de apă. În cea mai mare parte se folosește apa de ploaie. La Ierusalim plouă numai în timpul de iarnă, adică în lunile noiembrie-martie. În vremea asta, oamenii strâng apa de ploaie în cisterne niște fântâni săpate în piatră pe lângă zidurile caselor. În această vreme se strânge apă și în cele mai multe fântâni. O astfel de apă strânsă din ploaia de iarnă are și siloamul. Așteptăm să se sfârșească mulțimea ca să intrăm în adânc, dar în loc să se termine, tot mai mulți și mai mulți vin din cei ce însetează după apă. O, oh, ce comoară este pe aici apa! Eu mă gândesc la țara mea cea binecuvântată de Dumnezeu cu izvoare și râuri de apă limpede. Dar pe la noi oamenii nu știu prețui acest dar, căci dacă l-ar ști prețui, nu s-ar înfunda în crâșme să bea băuturile și otrăvurile cârciumarilor. Intrăm în lacul Siloamului. După zăpușala de afară simțim înăuntru o răcoare plăcută. Abia străbatem înăuntru cu mulțimea celor ce intră, și ies mereu, purtând mereu vasele de apă pe umeri și în mâini. Înaintăm mereu și tot mai avem. Trebuie să coborâm în adânc 33 de metri. Mă gândesc mereu la orbul din Evanghelie. Mă gândesc la viața sa tristă ce a petrecut-o în orbie și mă gândesc la bucuria tămăduirii sale. Mă gândesc că orbul a trăit două vieți, una în orbie și alta în lumină. Mă gândesc că și eu am trăit o viață de orbie sufletească, o viață pierdută. O, ce mult a lucrat Domnul până să mă aducă la lumina vieții. O, cum nu cunosc oamenii pe cel care a venit în lume să dea orbilor vedere. Luca 4,18 O, cum nu știu oamenii că vorba cea mai dulce și fericirea cea mai mare de pe lume sunt cuvintele orbului din naștere. Orb am fost și acum văd. Iată, apa siloamului. Aici s-a spălat cu apă orbul și atunci s-au deschis ochii mă aplec, iau apă cu mâna și îmi ochii rugându-mă cu cuvintele din cântarea bisericească. Fiind orbit la ochii sufletului, vin la tine, Hristoase, ca și orbul cel din naștere, strigând către tine într-o căință, milosti fi mie unule, cel ce ești lez neiertător. Ieșind afară, mă gândesc la cei mulți, mulți care au ochi și nu văd, orbiți fiind de patim și păcate. O, cum a orbit Dumnezeul viacului acestuia, diavolul, mintea oamenilor să nu vadă strălucind Evanghelia lui Hristos! 2 Corinteni 4,4 La lacul Vitezda, scăldătoarea oilor Între minunile pe care le-a făcut Mântuitorul la Ierusalim se află și cea cu vindecarea slăbănogului de la lacul Vitezda. Acest lac avea putere tămăduitoare. Îngerul Domnului, spune Evanghelile, se cobora la vreme în și tulbura apa. Și cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos ori de ce boală era cuprins. Evanghelia se citește și la Sfeștanie. Aici, la acest lac, a aflat Mântuitorul pe un slăbănoc care aștepta și el de 38 de ani să se bage în scăldătoare. Voiești să fii sănătos? L-a întrebat Isus. Doamne, Om nu am care să mă bage la vreme în scaldătoare. Scoală-te, a zis atunci Iisus, ia-ți patul tău și umblă. Și îndată s-a făcut omul sănătos. Și luându-și patul său a început a umbla. Ioan 5, versetele 1 la 15. Imaginea de alături arată această evanghelie. Această fotografie e adusă de la Ierusalim, de la locul unde s-a petrecut Evanghelia. O așa înfățișare se crede că ar fi avut locul unde s-a petrecut minunia tămăduirii slăbănogului. Locul unde a fost odinioară scăldătoarea oilor se păstrează și azi. Se află în Ierusalim, în partea de răsărit a orașului. Spre acest loc plecăm în după amiaza zilei de 28 septembrie. Locul e în posesia unui ordin călugăresc catolic, care își are aici un grup întreg de edificii. Intrăm pe o poartă largă un călugăr ne primește binevoitor și ne duce prin curte spre locul unde a fost lacul Vitezda. Înaintăm cu sufletul înfiorat, dându-ne seama că pășim pe locul unde a umblat mântuitor. O portiță se deschide și intrăm într-un loc înconjurat din toate părțile de ruine vechi. Ici colo se văd urme de scări vechi de piatră. Călugărul ne spune că pe baza săpăturilor și a studiilor făcute aici, la fața locului, lacul Vitezda s-a refăcut cam așa după cum era pe vremea Mântuitorului. Pentru ca să vedem acest lac, trebuie să intrăm în adâncul pământului. Trecem mai întâi printr-un gang boltit. Pe un perete al acestui gang vedem o ramă mare cu Evanghelia ce s-a petrecut aici, tradusă în 80 de limbi. O surpriză! Iată Evanghelia și pe limba noastră românească. Și încă de două ori. O dată cu litere chirilice și o altă dată cu litere latine. Pelerinii noștri încep a citi și este în Ierusalim, lângă poarta oilor, o scăldătoare ce se numește Vitezda. E ceva mișcător să citește Evanghelia la locul unde s-a petrecut și încă în românește. Înainte mai departe. Cu lumânarea prinse începem să coborâm în adânc. Coborâm o mulțime de trepte largi, de piatră cu cotituri. Tot coborâm în adânc și lacul nu se mai ivește. Eu mă gândesc mereu la bietul slăbănoc, cum a așteptat el sărmanul 38 de ani, că și n-avea cine să-l coboare în această afunzime. La a treia cotitură, o portiță se deschide și iată, în fața noastră lacul Viteznă. E cam cât o vatră de casă mare. Are și acum puțină apă pe fund. Fotografia de pe pagina din față arată încăperea din adâncul pământului, în care se află lacul așa cum e în starea de azi. Ne aplecăm cu evlavie de această apă a tămăduirilor ne udăm cu ea fața și ochii rugându-ne să ne fie și nouă spre tămăduirea bolilor trupești și sufletești. Eu mă gândesc la taina ce o avea această apă, numai când îngerul Domnului se pogora în ea avea putere de tămăduire. Mă gândesc că aceasta e și azi taina tămăduirii bolilor noastre sufletești și trupești. În viața noastră creștinească trebuie să se pogoare o putere, un dar de sus, darul și harul Duhului Sfânt, Cam unde ar fi locul unde a stat slăbănogul din Evanghelie? Îl întrebăm pe călugăr. Ieșim afară. Călugărul ne duce în două încăperi vechi ce stau deasupra lacului. Iată, aici se crede că a stat slăbănogul. Un fior sufletesc îmi străbate sufletul. Parcă aud pe slăbănog tânguindu-se și parcă aud pe mântuitorul întrebându-l Voiești să fii sănătos? Simt ceva ce-mi răscolește tot trecutul vieții mele. Mă retrag după un stil de piatră, ochii mi se umezesc și încep să mă rog. Doamne Iisuse, și eu am stat, ca slăbănogul de aici, o ologit în păcate și fără de lege. Am stat și eu cam vreo 20 de ani. Tu mă întrebai mereu, voiești să fii sănătos? Eu însă nu răspundeam nimic. Abia pe urmă te-am chemat. Și tu îndată ai venit și m-ai ridicat din patul fără de legilor dintr-o moarte sigură, trupiască și sufletească. De atunci eu am început să umblu și până la sfârșitul vieții mele n-am o altă dorință decât să umblu mereu în căile tale. Mă ridic, trebuie să plecăm, privind încă o dată la culvitezda, mă gândesc că e plină și lumea de azi de cei slăbănoci cu sufletul. Câți însă umblă să se vindece? Tot aici, în curtea acestui edificiu se găsește și biserica Sfânta Ana, zidită pe locul unde tradiția spune că ar fi fost casa sfinților părinții Joachim și Ana. Tradiția spune că aici s-ar fi născut și prea curată. Locul unde tradiția spune că s-ar fi născut fecioara e într-o criptă ce se află de dedesubtul altarului. Coborând în adânc vreo 20 de trepte, se vede un altar mai mic împodobit cu mătăsuri, flori și candele. Printre flori și candele se vede chipul preacuratei, în forma unei păpuși ce zâmbește. Această păpușă ar reprezenta nașterea preacuratei. Însă acest fel de prost gust și greșit de a reprezenta pe Sfânta Fecioară nu trezește simțămintele pe care ar trebui să le ai în fața unui asemenea loc. Tot așa au spus toți câți au cercetat acest loc, chiar și scriitorii catolici. O icoană frumoasă în și în nașterea preacuratei ar fi cu mult mai potrivită decât astfel de chipuri artificiale. În afară de lacul Vitezda și Biserica Sfânta Ana, mai este de văzut în acest loc un lucru interesant, un muzeu, în care se află adunate, reconstituite și făcute toate lucrurile și obiectele despre care se vorbește în Sfânta Scriptură. Aici am văzut mană de care a căzut în pustie, aici am văzut praștie de care s-a servit David când a omorât pe Goliat, Aici am văzut cum erau candelele pe care le-au avut cele cinci fecioare cu minți și cele cinci nebune din pilda Evangheliei. Aici am văzut arginți de care a luat Iuda în prețul vânzării Domnului. Aici am aflat un lucru ciudat despre cum erau talanții de care vorbește pilda Evangheliei. Un talant trebuia să țină la cântar greutatea unui bolovan de 42 de kilograme. Fotografia de alături arată o astfel de piatră măsurătoare de talanți am rămas uimiți aflând ce sumă enormă era un talant. O bucată de aur sau argint de 42 de kilograme. Cu adevărat, m-am gândit în mine mare, dar mare răspundere. Le dăduse Domnul oamenilor din pilda Evangheliei, că le împărțise la unul cinci, la altul doi și la altul un talant. Nebunia celui ce îngropase talantul în pământ reese a fi și mai mare, când afli ce sumă uriașă era un talant. Dăm mai sus chipul unui talant, o piatră grea de 42 de kilograme. O mână de om scoate alături banii cei mărunți. Încă multe alte lucruri interesante am mai văzut în Muzeul Sfânta Ana. În acest muzeu am aflat că mierea sălbatică, cu care s-a hrănit Sfântul Ioan Botezătorul, e sucul unor arbori care cresc în pustie, iar un soi de lăcuste se mănâncă și azi. Aici am văzut șervi despre care vorbește Biblia, Aici am văzut sulițe de care au împuns coasta Mântuitorului. Aici am văzut haine, arme și fel de fel de unelte și lucruri despre care vorbește Biblia. Un ajutor minunat este acest muzeu pentru cunoașterea Bibliei. A fost păcat că n-au avut răgazul cuvenit toți pelerinii să-l cerceteze cu deamănuntul. Ziua pe care am petrecut-o vizitând moscheile arabe de prin Cairo, Egipt, ar fi trebuit să o petrecem în Muzeul Sfânta Ana la mormântul preacuratei născătoare de Dumnezeu. Tradiția spune că după răstignirea Mântuitorului, Maica Sfântă a rămas mai departe în Ierusalim, unde a trăit o viață retrasă cu totul în rugăciune, în singurătate și în durere. Sabia ce a trecut prin inima preacuratei în clipele răstignirii fiului său, a simțit o până la sfârșitul vieții sale. Învierea Dumnezeescului fiu n-a putut închide cu totul rana din inima preacuratei. Tradiția spune că Maica Preacurată a fost îngropată la Ierusalim. Privitor la adormirea și îngroparea Maicii Domnului, Biserica Ortodoxă învață că Preacurata Fecioară n-a putrezit în țară în acestui pământ, ci a fost mutată la ceruri fără să vadă stricăciunea. Adormind pe pământ, în somnul morții, născătoarea de Dumnezeu s-a deșteptat în ceruri, unde șade în toată cinstea și mărirea cei se cuvin, precum întărește acest lucru și psalmistul care zice Statuta împărăteasa de-a dreapta, în haină aurită îmbrăcată prea înfrumusețată. Psalmul 44 cu Și precum stă scris în Apocalipsa, și semn mare s-a văzut în cer, femeie îmbrăcată cu soarele și luna sub picioarele ei, și pe capul ei cu una de 12 stele. Apocalipsa 12 cu Tradiția spune că la înmormântarea Sfintei Fecioare, apostolii s-au adunat cu minune de la marginile lumii, luați fiind de nori. Locul unde a fost îngropată vremelnic Sfânta Fecioară se păstrează până în ziua de azi la Ierusalim. Se află în partea de răsărit a orașului, pe drumul din Ierusalim spre grădina Ghesimani. Îndată ce ieși din Ierusalim și coborând în Valea Chedron treci un pod, se vede la stânga drumul mormântului Sfintei Născătoare. E aproape de grădina Ghețiman, de aceea zice cântarea bisericească, apostolilor de la margini adunându-vă aici în satul Ghețimani, îngropați-mi trupul meu. Zvetilna Ne apropiem cu evlavie de locul unde apostolii au îngropat pe preacurata fecioară. Pe acest loc e azi o biserică ortodoxă, o biserică unică în felul ei, săpată și așezată fiind cu totul jos în adâncimea pământului. Pe din afară nu se vede decât intrarea, un perete de zid puternic aproape pătrat îți face impresia unei intrări într-o cetate subpământeană. Am dat pe imaginea dinainte fațada intrării în sfântul mormânt al Maicii Domnului. În față se vede și o femeie îngenunchiată în rugăciune. Toți trecătorii creștini se închin în fața sfântului mormânt. Un călugăr ne deschide ușa și intrăm cu evlavie în sfânta biserică. Începem în data coborâ în adânc. Coborâm 60 de trepte de marmură, pe un coridor săpat în stâncă. Licăresc aici și colo candele. Un fior te cuprinde coborând aceste trepte. Cobor parcă prin viața cea plină de durere și de zbucium a maicii prea curate. Candelele ce licăresc în întuneric sunt parcă nădejdile ce ardeau în viața maicii durerilor. Sfârșind coborâtul treptelor, deodată o lumină mare ne izbește. Spre răsărit în fața noastră, se deschide un altar plin de lumină strălucitoare, Aici este locul unde Maica Sfântă a fost îngropată vremelnic. Lumina ce ne izbește după licăritul candelelor de pe perete e parcă vestea de bucurie pusă în cântarea Bucură-te, Fecioară, că fiul tău a înviat a treia zi din groapă și pe morți a ridicat. Lumina din adâncimea bisericii e parcă gradația pusă în acatistul născătoarei. Bucură de ceea ce te-ai născut cu zorile, fiind împodobită cu florile virtuților cerești, și ai crescut cu soarele, fiind încununată cu razele Dumnezeescului dar. Dăm mai jos fotografia acestui altar sfânt. Înăuntru se vede locul unde a fost Sfântul Mormânt. Ne apropiem cu evlavie de acest loc. În fața noastră stă un altar strălucit cu două încăperi. În încăperea din mijloc e locul unde a fost mormântul preacuratei, în încăperea din dreapta se află mormântul Sfinților Ioachim și Ana, părinții preacurate. Ne apropiem cu zmerenie de locul unde a fost mormântul preacurate. Altarul este întreg din marmură roșie și strălucește de mulțimea candelelor de aur și argint. Locul unde a fost Sfântul mormânt e o încăpere mai mică în care, întocmai ca la mormântul Mântuitorului, încap numai aplecându-te în genunchi. În Îngenunchem cu sufletul înfiorat și, intrând rând pe rând, sărutăm icoana adormirii așezată pe locul unde a fost Sfântul Mormânt. Călugări veghează neîncetat și fac slujbe în acest prea loc. Am aflat cu bucurie că și o călugăriță româncă, Maica Vitalia din Chișinău, veghează la mormântul preacuratei și se roagă aici pentru fiii și fiicele neamului nostru. În al preasfinția sa, mitropolitul nostru Nicolae, îi dă arhierească binecuvântare și cuvinte de îndemn la frumoasa chemare ce și-a ales. Un călugăr ne-a spus lucruri interesante despre trecutul acestei biserici. Pe locul unde prea curat a fost îngropată vremelnic, Sfânta Elena, mama lui Constantin cel Mare, a clădit mai întâi o măreață biserică. Această biserică a dăinuit până prin viacul al v când apoi a fost dărâmată și rezidită în mai multe rânduri. Pe urmă, cruceații reclădiră cu totul Sfânta Biserică și deteră forma pe care o are azi. Cruceații au zidit și fața de intrării în Sfântul Mormânt. Biserica e unică în felul ei în tot ținutul Ierusalimului, fiind întreagă săpată în stâncă în adâncul pământului. Biserica Sfântului Mormânt al Preacuratei aparține cu totul bisericii ortodoxe grecești. Și acum să urmăm mai departe cu cele văzute înăuntru în Sfânta Biserică. Doamne, ce lucruri de suflet înălțătoare vedem în toate părțile! Femei de prin toate țările și din toate neamurile și confesiunile vin mereu să se roage și să plângă lângă mormântul preacuratei. Ortodoxii s-au adeverit și aici mai îngăduitor față de alte confesiuni. Ei au îngăduit și altor confesiuni să-și aibă câte o capelă de închinare în acest preasfânt loc. Astfel de capele au armenii, abisinienii, copții, ba chiar și mahomedanii au avut un locaș de rugăciune numit pe limba lor Mihrab, pentru că și mahomedanii cinstesc pe Maica Domnului, Siti Miriam, cum îi zic ei Maica, profetului Isa. În acest chip, la mormântul preacuratei, se întâlnesc și se închină femei și popoare din toată lumea, fără deosebire de neam și confesiune. În ca la biserica Sfântului Mormânt al Mântuitorului, a așa a voi Dumnezeu ca și lângă mormântul născătoarei, să se strângă toate neamurile lumii atrase de lacrimile și de rugăciunile celei ce a fost maica durerilor, mai curată fără de asemănare și decât oamenii și decât îngerii. În afară de cele mai sus amintite, mai este la mormântul prea preacuratei ceva ce mișcă sufletul. Acolo, în adâncimi, în apropierea Sfântului mormânt, se află și un izvor din care curge neîncetat pe o țeavă de fier apă limpede și curată cum e cristalul. Un astfel de izvor pe la Ierusalim e un dar, o comoară neprețuită. Lângă mormântul preacurate, izvorul pare a fi un izvor al darurilor. Un izvor ce răsare din adâncimea vieții celei ce ne-a dat izvorul vieții. Ne apropiem de izvor, aducându-ne aminte de cântările Acatistului pe ai tăi cântăreți, născătoare de Dumnezeu, întărește ceea ce ești izvor viu și îndestulat. Ne apropiem și bem cu toții din apa izvorului ca dintr-un izvor viu și îndestulat. Călugării spun că izvorul are și darul tămăduirii bolilor și mulți bolnavi s-au tămăduit cu apa lui. În adâncimea și tăcerea Sfântului Mormânt, murmurul izvorului parcă e plânsul Maicii Domnului. Nu este pelerin care să nu plângă lângă mormântul preacuratei. Întocmai ca lângă mormântul Domnului și la mormântul preacuratei lasă închinătorii cele mai multe lacrimi. Sosește vremea să ieșim afară. Ne apropiem încă o dată de piatra Sfântului Mormânt. Două femei străine venite cine știe de unde de prin depărtările Asiei se roagă în genunchiate în fața Sfântului Mormânt. Ochii lor sunt plini de lacrimi. Cine știe ce dureri își descoperă în fața celei care a fost maica durerilor și acum e maica mângâierilor? Sărutăm și noi încă o dată piatra tocită de lacrimile milioanelor de închinători care au fost pe aici. Ieșind afară, un călugăr ne spune o legendă în legătură cu înmormântarea preacuratei. Pe când duceau apostolii pe preacurata spre mormânt, furat atacați de o ceată de iudei în inimile cărora ardea încă vechea ură contra Domnului Isus. În fruntea atacatorilor era un preot, rabin, și voiau să răstoarne sicriul purtat pe mâini de apostoli. Dar n-apucă preotul să se atingă de sicriu și îndată îi se uscară mâinile, iar ceilalți hulitori orbiră. Hulitorii se căiră plângând cu amar și trecând la legea creștină se botezară, recapătându-și vederea, iar preotul mâinile. Iată, am ajuns afară. Ne închinăm în fața intrării și ne depărtăm femeile care au fost cu noi în pelerinaj au mai venit și în alte zile să se roage aici la mormântul preacuratei. Într-o zi, am văzut pe una care își citea acatistul născătoarei, îngenunchiată pe locul unde a stat corpul preacuratei. Ce mare învrednicire, ce mare dar! Iată cetatea lui David. La Ierusalim sunt multe de văzut și din cele istorisite în Biblia Vechiului Testament, căci aproape toată Biblia Vechiului Testament s-a petrecut aici, în Ierusalim și în prejur. Aici la Ierusalim a trăit și David, prorocul, Solomon, înțeleptul și alți împărați împreună cu istoria și întâmplările lor. Le vom lua pe acestea rând pe rând. David, împăratul, a întărit Ierusalimul cu ziduri mari, a făcut din Ierusalim o cetate puternică, înconjurată cu zid și turnulețe. Din uriașa clădire a rămas încă până în ziua de azi o bună parte din zidurile temeliei, și o bună parte din vestitul turn al lui David nu s-a mai rezidit, ci se păstrează până în ziua de azi, așa cum a scăpat din curgerea vremurilor. Dă mai jos fotografia. Dar, așa ruinată cum este, această cetate este o ruină mareață și înfiorătoare. Când intri în Ierusalim, această ruină îți izbește mai întâi vederea. Chiar fără să cunoști Biblia și istoria acestei cetăți, un fior te cuprinde când o vezi. Te simți înfiorat și îți dai seama că aici s-au petrecut lucruri mari. În zidurile cetății se află blocuri uriașe de piatră pătrată. Turnul are o înălțime de peste 20 de metri. Cu sufletul înfiorat m-am apropiat de ruinele acestei cetăți. Pășind peste uriașele pietre rămase din vremea lui David, mi-am adus aminte de psalmi și psaltirea lui David, mi-am adus aminte de psaltirea pe care mi-a dăruit-o mama de moștenire când a murit, lăsându-mă singur în lume la vârsta de șapte ani. Mi-am adus aminte de toate mângâierile, de toată tăria și puterea ce le-am sorbit mereu din această carte sfântă. Fiecare piatră ce o atingeam cu piciorul parcă dădea un răsune de psalm. Părea că pietrele grăiesc și fiecare piatră spune un vers din psaltire. Iar mie a mă lipi de Dumnezeu bine este, a pune întru Domnul toată nădejdea mea. Psalmul 72 cu 28 Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Psalmul 26, versetele 1 și 2 Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce îmi va face mie omul. Psalmul 117 cu 6 Într-o inima mea am ascuns cuvintele tale ca să nu greșesc ție. Psalmul 118 cu 11 Adus-mi am aminte noaptea de numele tău, Doamne, și am păzit legea ta. Psalmul 118 cu 55 Iată, am ajuns sus în turn, un fior mă cuprinde. Când mă gândesc că aici, în acest loc, a scris David cei mai mulți psalmi. De aici a profețit David patimile Mântuitorului. De aici a strigat David în cele patru părți ale lumii, mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în viac este mila lui. Aleluia, psalmul 117 cu 1. De aici a strigat, nădăjduiți spre Domnul, temeți-vă de Domnul, că n-au lipsă cei ce se tem de el. Psalmul 33 cu 9. De aici a strigat, gustați și vedeți că bun este Domnul. Psalmul 33 cu 8. De aici a strigat și fioroasele cuvinte, moartea păcătoșilor cumplită este. Psalmul 33 cu 20. De aici a strigat David să laude toată suflarea pe Domnul. De aici a strigat David profeticele cuvinte: Fericit este neamul căruia Domnul Dumnezeu este nădejdea lui. Psalmul 32 cu 12: În mormânt vor intra toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Psalmul 9 cu 17: O, de-ar înțelege și neamul meu această strigare. Mă înfior când îmi aduc aminte mai departe din Biblie că de aici, din acest turn, a văzut David pe femeia lui Urie scăldându-se și s-a lăsat biruit de ispita desfrânării. Nu departe de acest loc, era pe vremea lui David o scăldătoare unde se scăldau femeile Ierusalimului. Într-o după amiază, David a văzut pe femeia lui Urie scăldându-se. Diavolul i-a pus înainte o ispită și David s-a lăsat biruit. Dar amare au fost urmările acestui păcat. Sabia nu s-a mai depărtat de casa lui și rând pe rând a pierdut pe cele patru oi, pe cei patru fii. În fața ispitei, David a lăsat din mână strunele și psalmii și s-a dedat păcatului. Mă înfior stând pe locul unde David a fost biruit de ispita desfrânării. Îmi vine parcă să zic, o, Davide, până fusesești la oi, nu scăpasești din mână fluierul psalmilor. N-ai scăpat strunele psalmilor nici când Saul a alergat după tine și tu fugeai din dial în dial. În ziua necazului tău, ai strigat mereu pe Domnul și te-ai întărit în el. Dar iată, când te văzusești aici la desfătare și belșug, când ajunsești în palat și scăpași de necazuri, te-ai dat păcatului și ai scăpat din mână strunele psalmilor. așa e omul când scapă de necazuri și ajunge la desfătare. Ispita mai ușor îl biruie. Eu totdeauna mă rog lui Dumnezeu, mai bine să mă lase în necazuri și în strâmtorări decât să ajung la îmbuibare și să mă biruie ispita. Dar David, prorocul, numai pentru o clipă a lăsat din mână strunele și psalmii și iarăși le-a luat, plângând cu amar păcatul făcut. Poate că pentru noi a fost un câștig sufletesc căderea lui David, căci după această cădere, el ne-a lăsat cele mai frumoase rugăciuni și cei mai frumoși psalmi stropiți cu lacrimi de căință pentru păcat. Psalmul 50. Miluiește-mă Dumnezeule și alții. În psaltire aflăm pe omul care a păcătuit în rând cu noi și plânge alături de noi, în psaltire aflăm lacrimile ce ne trebuie nouă păcătoșilor. Iată și locul unde se scălda odinioară femeia lui Urie, Batseba, cu care a păcătuit David. Are și astăzi tot aceeași formă de scăldătoare de jur împrejur, fiind înconjurată cu zid de piatră. Îi zice azi scăldătoarea lui Ezechias. Apa i-a secat. Într-o lespede de piatră, cineva a săpat îngrăcește cuvintele, feriți-vă de ispita desfrânării. O, Davide împărate, unde este azi frumusețea Batcebei? Unde sunt palatele și bogățiile tale? Toate au pierit. Toate s-au făcut pământ și ruină. A rămas însă frumusețea sufletului tău. A rămas aurul sufletului tău pe care l-ai pus în psalmi. Psalmii tăi nu vor muri niciodată, ci de apururi. Vor rămâne ca un izvor neîntrecut de mângâiere, de întărire și de mântuire sufletească. O de am înțelege și noi că nici după noi nu rămâne nimic altceva decât aurul inimii noastre, sufletul nostru și darurile lui. De aici, de unde a trăit David, prorocul și psalmistul, eu strig tuturor cititorilor acestei cărți cuvintele lui, omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa vor înflori. Că vânt a trecut peste el și nu va fi și nu se va mai cunoaște încă locul său iar mila Domnului din viac în viac spre cei ce se tem de dânsul și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Psalmul 102, versetele 15 la 19 La țarina olarului și locul pierzării lui Iuda Țarina olarului sau a sângelui care s-a cumpărat pe cei 30 de arginți ai lui Iuda se păstrează și în ziua de azi tot acolo unde era pe vremea Mântuitorului. Pe limba arabilor, ea se cheamă la Ierusalim Hakedalma, țarina sângelui. E așezată pe o coastă sud a Ierusalimului. Dăm pe pagina următoare fotografia acestei coaste unde se află țarina Olarului. Se vede din toate părțile Ierusalimului. Parca nume strigă tuturor, iată locul unde s-a sfârșit Iuda, trădătorul. Ca să cercetăm acest loc, ne-am coborât din Ierusalim în Valea Hinom și apoi am suit coasta din partea sud a orașului. Coasta aceasta, stâncoasă, este plină de peșteri și de văgăun săpate în stânca dealului. Sunt aceste peșteri și găuri morminte vechi din vremea lui Solomon. În acest loc se găsea încă din vechime cimitir. Deasupra, în vârful coastei se vede un pom cu ramurile apăsate. Vezi imaginea de mai jos. Tradiția spune că acesta ar fi pomul de care s-a spânzurat Iuda trădătorul, respectiv ar fi un urmaș al acelui pom, căci pomul care a văzut fiorosul sfârșit al lui Iuda n-a putut dăinui peste atâtea viacuri. Tot tradiția însă a păstrat amintirea acestui loc. În venele pomului cel arată tradiția, poate că mai curge și azi din sucul pomului care a văzut fiorosul sfârșit al lui Iuda tot aici se află și țarina Olarului. Locul unde Iuda și-a dat duhul în mâinile diavolului este și azi un loc urât și fioros. Te înfioară stâncile pline cu guri negre de morminte, te înfioară gândul că aici jos, în Valea Hinom, pe vremea Mântuitorului, ardeau gunoaiele Ierusalimului, care închipuiau ghiena, focul iadului. Te înfioară gândul că pe aici a umblat Iuda vânzătorul. Abia aștept să te vezi scăpa din acest loc fioros. Apăsat păsat de grozavei trădări. Iuda s-a tras unde era miros de moarte și fum de ghienă. S-a tras spre împărăția întunericului și aiadului. iadului. Dă mai jos fotografia cu țarina olarului, așa cum se află în starea de azi. În mijlocul acestei țarine se află cimitirul, o clădire cu o singură încăpere mare. Temelia acestei clădiri și jumătate din pereții ei le formează stâncă. În această încăpere închisă erau săpate mormintele. Evreii foloseau acest loc de cimitire închise ca apărare contra șacalilor și hienelor care dezgropau și mâncau pe cei îngropați în locuri deschise. Capitolul 9. Ce am mai văzut în văile Hinom și Chedron? Mormântul prorocului Isaia Precum spuneam, Văile Hinom și Chedron, care înconjoară Ierusalimul dinspre răsărit, apus și miază zi, sunt pline de amintiri biblice. Aflându-ne acum coborâți în aceste văi, vom scrie rând pe rând despre tot ce am văzut prin ele și pe urmă ne vom sui pe muntele Sionului, ca să vedem locul unde au fost Sionul și templul cel vestit al lui Solomon. Jos, în Valea Chedron, se află și lacul Siloamului, despre care am scris în pagina 244. Nu departe de lacul Siloamului se află locul unde a fost omorât și îngropat Isaia, prorocul. Acum vom începe descrierea acestui loc. Isaia, prorocul, a trăit la Ierusalim între anii 800 și 730 înainte de Hristos. A fost alesul și trimisul Domnului să cheme pe evrei la întoarcere către Dumnezeu. Pe la începutul vieții sale, a fost prietenul unui rege bun și cu frica lui Dumnezeu, cu numele Ezechia. Însă, după moartea lui Ezechia, a urmat la domnie un rege rău, Manase, care a făcut ce este rău înaintea Domnului. 2 Împărați, capitolul 21 atunci s-a ridicat prorocul Isaia și a început să mustre fără de legile regelui, profețind că vor veni pe diapsa și urgia lui Dumnezeu. Însă Manase n-a ascultat chemarea Domnului. El a început să omoare pe profeți, și a vărsat manase mulți în genevinovat, până acolo încât a umplut Ierusalimul de la un capăt la altul. Doi împărați, 21 cu 16. Între cei omorâți de regele cel păgânit s-a aflat și Isaia prorocul. Tradiția spune că Manase, regele cel ticăloșit, a dat ordin soldaților să-l târie pe prorocul Isaia afară din cetate, jos în Valea Chedron. Apoi, aici, în fața lui Manase, prorocul Isaia a fost teat cu fierăstrăul, o moarte fioroasă, însăși, o mărturie despre ce suflet păgânit era regele Manase. Amintirea locului unde s-a petrecut această fioroasă crimă se păstrează până în ziua de azi. Se află nu departe de locul unde a fost lacul Siloamului. Locul unde Isaia prorocul a fost omorât și îngropat e însemnat cu o ridicătură de pietre strânse în jurul unui arbore. La stânga se află o adâncitură în care se strânge apă pe vremea ploilor. Dă mai jos fotografia. Îmi e descoper capul și în îngenunchez. Mormântul acesta este al creștinătății. Prorocul Isaia aparține creștinătății. El a fost prorocul pe care Dumnezeu l-a ales să profețească viața Mântuitorului Până în cele mai mici amănunte. În prorociile lui Isaia, viața Mântuitorului e prezentată în culori atât de vii, încât parcă ar fi văzut cu ochii tot ce s-a întâmplat cu sute de ani înainte. O cruce frumoasă, o biserică ar trebui să ridice creștinătatea pe acest loc, căci Isaia este Evanghelistul Vechiului Testament, cum cu tot dreptul îi se zice. Deschid Biblia și citesc aici, la fața locului, prorociile lui Isaia despre nașterea Mântuitorului. O mlădiță va ieși din tulpina lui Iesei și un lăstar din rădăcinile lui va da. Isaia 11,1 Iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiu și se va chema numele lui Emanuel. Isaia 7,13 Căci prunc s-a născut nouă, un fiu ni s-a dat nouă, a cărui stăpânire e pe umărul lui și se cheamă numele lui Înger de Mare Sfat, sfetnic, minunat, Dumnezeu tare, biruitor, domn al păcii, părintele, al viacului ce va să vie. Și mare va fi stăpânirea lui și pacea lui nu va avea hotar. Isaia 9, versetele 5 și 6 Nimeni dintre muritorii pământului n-a scris despre jertfa Mântuitorului așa de frumos, de înduioșător și atât de adânc precum Isaia în cuvintele. El a luat asupra și durerile noastre și cu suferințele noastre s-a împovărat. Și noi îl socoteam pedepsit, bătut și chinuit de Dumnezeu. Dar el a fost răpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fără de legile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile lui noi toți ne-am vindecat. Toți umblam rătăciți ca niște oi, fiecare pe calea noastră. Și Domnul a făcut să cadă asupra lui, fără de legile noastre, ale tuturor. Citiți la Isaia, capitolul 53. Dar Isaia, prorocul, nu este numai profetul vieții mântuitorului, ci el este și un proroc al tuturor vremurilor și oamenilor. Isaia este și un proroc al vremurilor noastre. Când citești pe Isaia, ți se pare că citești despre vremurile și oamenii de azi. Deschid Biblia și citesc aici, la fața locului, câteva astfel de profeții. Ascultați cuvântul Domnului, că vine ziua să ne judecăm, căci toți oamenii iubesc darurile și umblă după răsplată. Ei nu judecă orfanul, iar pricina văduvei nu ajunge până la ei. Isaia 1, 10 cu 23 Nimeni nu se îndură de altul, fiecare jefuiește în dreapta și rămâne flămând, mănâncă în stânga și tot nu se satură. Isaia 9, versetele 18 și 19. Ei numesc răul bine și binele rău, spun că întunericul este lumină și lumina întuneric. Dulcele îl numesc amar și amarul dulce. Isaia 5, cu 20. Oamenii se vor asupri unii pe alții și unul va apăsa pe celălalt. Cel tânăr se va apurta obraznic cu cel bătrân și cel de neam rău cu cel de neam bun. Isaia 3, cu 5. Oare nu sunt vremurile noastre și oamenii noștri puși în aceste profeții? Isaia, prorocul, a profețit un vuiet al popoarelor. Vuiesc popoarele ca vuietul multor ape și nu au liniște pentru păcatele lor. 13 cu 4. Sunt profeții scrise parcă anume pentru vremurile și popoarele de azi. Iată, Domnul iese din locuința lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului. 26 cu 21. Domnul se va judeca cu popoarele, 3 cu 13. Iată, Domnul vine cu foc, 66 cu 15. Apropiați-vă în neamuri și auziți popoare. Luați aminte, ascultă pământul căci Domnul este mâniat pe toate neamurile, și urgia lui este peste toate popoarele, 34 1. Oare nu suntem noi în aceste profeții, oare nu se judecă Domnul cu noi de ani de zile, trăim vremuri grele pentru păcatele noastre. Greutățile cresc în rând cu răutățile. O spune așa de frumos Isaia prin cuvintele. Nelegirile voastre au pus un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Buzele voastre spun minciuni și limba voastră grește nelegiuiri. Nimănui nu-i place dreptatea. Picioarele voastre aleargă spre rău, gândurile voastre sunt gânduri nelegiuite, prăpădul și nimicirea sunt pe drumul vostru. De aceea, izbăvirea e departe de noi și mântuirea nu ne ajunge. Așteptăm lumina și iată întunericul. Așteptat am pacea și niciun bine nu ne-a venit. Bășbăim ca niște orbi în întuneric, mormăim ca niște urși, ne văităm ca niște porumbei, așteptând izbăvirea și a este departe de noi. Isaia 59, 1 la 11 Iată Aievia, stările triste în care trăim noi. Din starea aceasta, numai întoarcerea la Dumnezeu ne va putea scăpa. Să ascultăm pe prorocul Isaia ce zice, așa zice Domnul, întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți. 45 cu 22 Vremurile noastre trebuie să fie vremuri de rugăciune și de întoarcere către Dumnezeu. La fântâna lui Iov Tot aici, nu departe de lacul Siloamului, se află și așa numita fântână a lui Iov. E tocmai pe locul unde se întâlnesc cele două văi, Chedron și Hinom, când am cercetat lacul Siloamului, am văzut și fântâna lui Iov. E în felul fântânii de la lacul Siloamului. Ca să dai de apa ei, trebuie să cobori în adânc vreo 30 de metri. Are apă mai multă decât lacul Siloamului, dar în schimb e mai sărată și mai reală gust. Pe timpul ploilor, apa se revarsă afară și udă întreaga câmpie din jurul fântânii. Intrarea și partea din afara fântânii sunt ruinate. Totul e mai mult o ruină ce se vede de departe. Nici nu e de mirare de altfel că viacuri întregi au trecut peste ea. Dăm pe pagina următoare imaginea acestei fântâni. Fântâna aceasta are o mare însemnătate biblică. Pe vremea împărțirii Canaanului, între cele 12 seminții, fântâna aceasta a fost pusă ca hotar între seminția lui Iuda și a lui Beniamin. Se chema atunci fântâna En Rogel, Iosua 18 cu 16. Tradiția spune că la porunca profetului Ieremia, în fântână aceasta au ascuns Israeliții focul sfânt al templului când au plecat în robia babilonică. După întoarcerea din robie, Ieremia a trimis la fântână după focul sfânt, dar trimis și nu găsirea decât o apă îngroșată. Ieremia luă din apa aceasta și stropi cu ea în răsăritul soarelui. Jerfa luă îndată foc ca o dovadă că focul sfânt se păstrase prin minune. Tradiția spune că aici ar fi trăit și Iov cel drept din Biblie. Iov avea o spiță de neam care ducea până la Avram. Țara Uț, în care se spune că trăia Iov, era țara lui Uț, întâiul născut al lui Nahor, fratele lui Avram. Facere 22, versetele 20 la 22. Aici, la fața locului, mă gândesc la istoria lui Iov din Biblie. O ce plină de înțeles și de învățătură este această istorie. Iov era un om drept, Nevinovat și temător de Dumnezeu. Se lăudau și îngerii din cer cu viața lui Iov. Într-o zi, împreună cu îngerii cerului, s-a înfățișat și Satan în fața lui Dumnezeu. Domnul a zis către Satan: De unde vii? Iar Satan a răspuns: De la cutreierarea pământului. Iată și aici o dovadă că Satan cutreiera mereu pământul, căutând pe cine să înghită. Și Domnul a zis către Satan: Ai văzut pe robul meu Iov. Nu este nimeni ca el pe pământ, drept, fără prihană, temător de Dumnezeu. Atunci satan a început. Vă lăudați cu Iov, dar Iov poate fi drept și bun pentru că l-a încărcat cu toate bogățiile și bunătățile. Luați averile și va blestema pe Dumnezeu. Cu învoirea lui Dumnezeu, satan a nimicit toată averea lui Iov și a pierdut copiii, vitele, iau au ars casele și tot ce avea. Însă Iov nu și-a pierdut credința. Și aruncându-se Iov la pământ s-a închinat zicând, Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi duce în sânul pământului. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Atunci satan a zis către Dumnezeu, Piele pentru piele, omul de tot ce are pentru viața lui, dar ea atinge-te de sănătatea lui Iov și te va blestema în față. Domnul a zis către satan, iată, îți dau și sănătatea lui Iov, numai de viața lui să nu te atingi. Și satan l-a lovit pe Iov cu beteșug greu, plin de bube și buboaie. Ședea și Iov pe un gunoi afară din cetate, pe lângă asta satan a mai ridicat și pe oameni să-l îndemne pe Iov a se răscula împotriva lui Dumnezeu. Dar Iov a rămas neclintit în credință și dragoste către Dumnezeu. S-a apropiat de Iov și femeia lui zicând, Iată, au pierit feciorii tăi, tu putrezești aici, eu umblu din loc în loc ca o slujnică. Bleste-mă pe Dumnezeu și mori. În dosul acestor cuvinte era satan. Dar eu a răspuns, ca o femeie fără minte ai grăit. Dacă am luat cele bune din mâna Domnului, să nu răbdăm și cele rele? Satan a mai trimis asupra lui Iov și trei prieteni care au încercat să-l ridice împotriva lui Dumnezeu. Dar Iov a trecut cu bine peste toate ispitele și încercările. Pe urmă, Dumnezeu l-a ridicat din gunoi ca pe un biruitor al credinței, i-a redat sănătatea, copiii, averia, făcându-l încă și mai bogat și fericit de cum fusese. Citiți mai pe larg istoria lui Iov în Biblie, la cartea lui Iov. Mă gândesc aici la fața locului ce minunată și plină de învățătură este istoria lui Iov. Sunt în lume trei feluri de suferințe. Unele ne vin ca o pediapsă pentru păcate, altele ca un foc curățitor și iarăși altele ne vin ca o încercare a credinței noastre. Suferințele lui Iov au fost dintre acestea din urmă. Satan a încercat să nimicească credința lui Iov cu ajutorul suferințelor și ispitelor, dar nu i-a reușit. Cu ajutorul ispitelor stăre și a satan neîncetat să tulbure credința dreptilor și credincioșilor. Așa se explică faptul de ce oamenii cei drepți și credincioși dau parcă de mai multe necazuri decât cei păcătoși. Suferințele și necazurile sunt o încercare a credinței lor sunt o ispită a diavolului care trebuie biruită prin credință. Credința cea adevărată se adevărește tocmai în focul ispitelor și necazurilor. Credința cea tare biruie toate ispitele, trece cu bine peste toate încercările, pentru ca, la urmă, să se bucure de darurile și roadele biruinței. Dreptul care suferă iese la urmă biruitor. Necredinciosul se înalță până la un loc, apoi se răstoarnă cu vuiet mare. Citiți psalmii 36 și 72. În călătoria pe mare spre Ierusalim am avut și o furtună. Valurile voiau îngrozitor. Părea că toate apele mării s-au revoltat. Capitanul vaporului ne-a spus că la o adâncime de 200 de metri nu se simte furtuna. Oricât de groaznic ar fi furtuna pe mare, ea nu se simte la o adâncime de 200 de metri în jos. Acolo, marea stă de purul liniștită și nemișcată. Așa e și viața unui creștin adevărat, a cărui credință s-a pogorât în adâncimile Evangheliei Mântuitorului. Orice vifor de valuri și furtuni ar scorni diavolul în marea vieții noastre. Ea nu se tulbură câte vreme avem o credință înfiptă în adâncimile Evangheliei Mântuitorului. Creștinii de azi sunt o mare ce n-are liniște, tocmai fiindcă nu trăiesc o viață adâncită în Evanghelia Mântuitorului. Știți de cine se teme mai mult diavolul? de cel care vrea să sufere și de cel care știe să sufere. O viață ce biruie suferințele și ispitele, aceasta e viața cea cu adevărat creștinească? Despre această viață, zice Apostolul Pavel, cine ne va despărți pe noi de iubirea lui Hristos? Năcazul sau strâmtorarea sau prigoana sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia? căci sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncul, nici o altă făptură, nu vor putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru. Romani 8 35 și 38 și 39 Fericit bărbatul care rabdă ispita, că cel lămurit făcându-se va lua curuna vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc pe el, Iacov 1 cu 12. De altfel, ca și față de Iov, ispita lui Satan are și ea un hotar pe care nu-l poate trece. Iar noi avem dar și ajutor de la Dumnezeu. Domnul poate să scape din ispite pe cei credincioși, iar pe cei nedrept să-i păstreze ca să fie pedepsiți în ziua judecății. 2 Petru, 2 cu 9. Aceste gânduri îmi vin în minte stând lângă fântâna lui Iov. La mormântul lui Absalom, fiul lui David Înaintând în sus pe vale la Chedron, iată se ivește în fața noastră mormântul lui Absalom, un fiu al împăratului și prorocului David. Dăm pe pagina următoare imaginea acestui mormânt. Este acesta o criptă foarte măriață și mișcătoare, a fost făcută cu atâta meșteșug că dăinuiește de mii și mii de ani. Cripta a fost tăiată și cioplită într-o stâncă întreagă, care se vede și acum la spatele ei. Fundamentul criptei, cam de la jumătate în jos, e însăși stânca cioplită și împodobită cu coloane, săpate tot în piatra stâncii. Peste această temelie, de la jumătate în sus, se ridică zid din piatră mare cioplită. Deasupra, zidul are o formă rotundă ca o cupolă, iar vârful ei ca un vas de flori. Cripta e de 6 metri de lungă, 6 metri de lată și 6 metri și jumătate de înaltă. Înăuntru e un loc gol de 2 metri pătrați. Cripta aparține evreilor. Biblia spune că această criptă a fost clădită de însuși Absalom. Pe când trăia Absalom și-a ridicat un stâlp de aducerea aminte în Valea Împăratului că zicea, n-am fi prin care să se poată păstra aducerea minte a numelui meu. Și-a pus numele său stâlpului, care și a se numește stâlpul lui Absalom. 2 Samuel 18,18 18. În jurul criptei se vede o turmă de oi, un soi de palestina, cu coadă groasă și urechile lungi, lăbărțate. Se văd și doi beduini, un bărbat și o femeie, stând de vorbă în portul lor. Arborii se văd sub măslini. Absalom era fiul lui David împăratul. Îndemnat de trufie și îngânfare, s-a revoltat cu război contra lui David, tatăl său. În lupta aceasta, Absalom a fost bătut. Voind să fugă, i s-a gățat părul capului în ramurile unui stejar și Ioab, un ostaș al lui David, l-a omorât cu sulița. 2 Samuel, capitolul 18 Biruința lui David s-a schimbat în jale și plângere. David, tatăl, a plâns cu amar moartea fiului său, Absalom la mormântul apostolilor. În Valea Chedron mai sunt încă multe de văzut. Nu departe de cripta lui Absalom este un alt mormânt iarăși vechi săpat de asemenea în stânca de piatră. Dăm pe pagina dinainte înfățișarea acestui mormânt văzut în fața intrării. I se zice mormântul apostolilor, întrucât tradiția spune că pe vremea Mântuitorului aici era o peșteră în care s-au ascuns opt apostoli după prinderea Mântuitorului în grădina Ghețimani. Că ar fi și îngropat aici vreun apostol, nu se știe. Mormântul e săpat în stâncă. Deasupra, la intrare, are podoabe de flori săpate în piatră. În fața acestei peșteri mormânt, mi-a venit iarăși în gând istoria patimilor Mântuitorului. M-am gândit cum l-au părăsit pe Domnul învățăcei lui. Am plâns în fața acestei peșteri, gândindu-mă că și eu l-am părăsit pe Domnul când trebuia să-l mărturisesc. Am suspinat gândindu-mă că și viața mea este plină cu astfel de peșteri, în care am fugit și m-am ascuns de mărturisirea Domnului, ca să nu mi se întâmple ceva. În fața peșterii în care s-au ascuns apostolii, pe vremea cât au ținut patimile Mântuitorului, mă gândesc de câte ori nu ne ascundem și fugim și noi, temându-ne să-l mărturisim pe Domnul din fața acestei peșteri. Eu stric cititorilor acestei cărți: Mărturisiți-l pe Domnul cu viața și faptele voastre. Mărturisiți-l pe Domnul, orice ar fi să vi se întâmple. Trei morminte să pate într-o stâncă. În Valea Chedron mai sunt încă multe lucruri de văzut. Amintesc acum ceva despre încă niște morminte istorice. În coasta văii Chedron sau Iosafat, față în față cu Sionul, templul lui Solomon, se află o mulțime de morminte evrești, din care unele foarte vechi. Întreagă coasta e plină cu morminte. Evreii țin foarte mult să se îngroape aici, în fața Sionului. E pentru ei un fel de pământ sfânt al făgăduinței, în care zac îngropați profeții lor și trecutul lor. În deosebi, sunt mișcătoare niște morminte vechi săpate în stânga dealului de piatră. Dăm mai jos fotografia acestor morminte. E mormântul regelui Iosafa, cel din stânga, al sfântului apostol Iacov, cel din mijloc, și al prorocului Zaharia, cel din dreapta. Les pe zile mai mici ce se văd împrăștiate pe coastă sunt toate morminte. Jos se vede un arab ducând cu măgărușii de la lacul Siloamului apă încărcată în burdufuri de capră. De mii de ani stau aceste morminte acolo, în coasta văii Iosafat și ușile lor sunt parcă niște ochi ce se uită în lume. Sunt săpate cu mare meșteșug, fiecare fiind o singură bucată de stâncă. Înăuntru au mai multe încăperi, Îndeoseb e foarte frumos lucrat mormântul din mijloc al Sfântului Iacov, având în față și două columne. Tradiția spune că după prinderea lui Sus în grădina Ghețimani, apostolul Iacov s-a ascuns aici, în peștera cera ce pe acest loc, și a stat nemâncat în post și rugăciune până în ziua învierii. Aici ar fi fost și îngropat. Veniți să ne suim în Sion, în muntele cel sfânt al Domnului. În Biblie și Psaltire se află o mulțime de locuri care amintesc despre Sion, despre muntele cel sfânt al Domnului. Însă mulți, poate cei mai mulți, nu vor fi știind anume cum și unde a fost Sionul. În aceste însemnări vom da pe larg și istoria Sionului. Ierusalimul, precum spuneam, se află clădit pe o colină cu două brațe. Colina dinspre răsărit se cheamă Muntele Sionului. Acest munte, în realitate, e mai mult un deal mare decât un munte, are o istorie ce trece prin toată Biblia. Aici a fost locul unde Avram a voit să aducă jerfă pe fiul său Isaac. Muntele pe care îl arătase Dumnezeului Avram ca la loc de jerfă pentru fiul său a fost pe locul unde e azi muntele Sionului în Ierusalim. În vârful muntelui Sionului se află stânca Moria. În acest loc a făcut Dumnezeu legământ cu Avram. Tot pe acest loc de legătură sfântă între Dumnezeu și oameni s-a clădit mai târziu vestitul templu al lui Solomon. Și a început Solomon, spune Biblia, a zidit casa Domnului în Ierusalim, în muntele Moria, pe care Domnul îl arătase lui David, tatăl său. 2 Cronici 3 cu 1 Dumnezeu însuși și-a ales acest loc. De aceea zice saltirea într-un loc, că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuință lui. Acesta este locul meu de odihnă, voi locui în el că ce l-am dorit. Psalmul 131, versetele 13 și 14 de acest munte e legată întreaga istorie a poporului evreiesc și în parte și istoria creștinătății. De aceea cântă psalmistul, bucuria întregului pământ este muntele Sionului, muntele cel sfânt al Domnului. Psalmul 47 cu 2 În dupămează zilei de 29 septembrie, o ceată mai mică de pelerini plecăm să vedem și să cercetăm cu deamănuntul Sionul. Vechiul Sion a fost în parte de răsărit a Ierusalimului. Era așezat tocmai sus pe creasta muntelui Sion. Ziduri uriașe stăruie și azi pe acest loc. Arabii au azi pe acest loc o biserică pompoasă, despre care vom vorbi mai târziu. Muntele Sionului, cu locul din vârful lui, unde a fost Sionul templului Solomon, e înconjurat dinspre răsărit mi-a zi și a pus de jur împrejur cu adâncimea văilor Hinom și Chedrom. Suntem acum în adâncimea acestor văi. O căldură înăbușitoare ne urmărește. Trecem pe cărări pline cu pietre și pulbere. Din Valea Hinom, înaintăm spre Valea Chedron și, mergând în sus, prin această adâncime, înconjurăm mereu Muntele Sionului. Cântarea de la glasul întâi din och, Toih, înconjurați popoarelor Sionul și îl cuprindeți pe dânsul, se plinește sub ochii noștri. Nu ne pare rău de oboseala suferită. Vom putea spune tuturor că am înconjurat și noi Sionul. Din adâncul văilor Hinom și Chedron, ne uităm în sus spre vârful muntelui Sion. Sus, pe creasta dealului, cu adevărat Sionul apare ca un loc deosebit, ca o înălțime ce leagă cerul cu pământul. Dăm mai jos fotografia muntelui Sion, văzut de jos din adâncimea văilor Hinom și Chedron. Față în față cu Sionul, Spre răsărit se vede satul Siloam. E o îngrămădire de case de piatră așezate în fața muntelui Sion, pe coasta muntelui Măslinilor. Un fior sufletesc simți privind Sionul din adâncul văii Hinom. Aici, în Valea Hinom, ardeau gunoaiele Ierusalimului. Acest foc închipuia Ghiena, focul cel nestins. Aici e și țarina sângelui, unde s-a îngropat Iuda. Un fior de groază simți în acest loc față de muntele Sionului cel înalt și măreți, te simți ca într-un adânc sufletesc. Te mână parcă ceva să ieși cât mai gre -grabă din acest loc. Întunericul stă parcă față în față cu lumina și cerul cu iadul. Te atrage ceva spre Domnul, spre înălțime. O lacrimă se furișează în ochii mei. Mă gândesc, Doamne, cum stăteam și eu odată în adâncul fără de legilor. Inima mea nu se înălța și ochii mei nu priviau spre cele înalte. Psalmul 130 cu 1 Desfac saltirea și sui spre Sion. Citesc psalmii treptelor, psalmii 120 la 134. Acești psalmi grești despre o suire în muntele Sionului, despre o înălțare la cele sufletești. Nicăieri n-am simțit înțelesul și fiorul lor așa de mult ca aici, în fața locului, suindu-mă spre muntele Sionului. Ne vine parcă să cântăm cu psalmistul, dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne. Psalmul 129,1 Ridicat am ochii mei la munți, de unde îmi va veni ajutorul. Psalmul 121 Cei ce nădăjdesc în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină. Psalmul 124,1 Ne suim spre Sion și sufletul nostru parcă se înalță și el. Iată, am ajuns în muntele Sionului, unde a fost vestitul templu al lui Solomon. Acum voi scrie ceva despre istoria templului lui Solomon. Pregătirile pentru zidirea acestui templu le-a făcut tatălui lui Solomon, prorocul și psalmistul David. David împăratul a strâns grămezi uriașe de material pentru casa lui Dumnezeu. Bani a lăsat 100.000 de mii de talanți de aur, un milion de talanți de argint și o mulțime de aramă și fier ce nu se poate cântări. 1 Cronici 22 cu 14 după moartea lui David, Solomon s-a apucat de lucru cu puteri uriașe. Solomon, spune Biblia, a numărat 70.000 de oameni care să transporte materialul, 80.000 care să taie pietre din munte și 3.000 care să vegheze asupra lucrătorilor. Lemnul de cedru l-a adus din munții Libanului, de la o depărtare de 200 de kilometri, Zeci de mii de oameni au lucrat timp de 20 de ani la această casă a lui Dumnezeu. Când a fost gata, a ieșit o măreție ce n-avea în toată lumea. În Biblie, în Cartea întâi a Regilor, capitolul 6 și la 2 Cronici, capitolele 3 și 4, se află descris pe larg templului Solomon cu toate bogățiile și podoabele ce le avea. Între altele, spune Biblia, că erau acoperite cu aur altarul, bârnele, pragurile, pereții și ușile. Erau strânse în acest templu comori neprețuite. În fața chivotului legii, erau așezați doi heruvim săpați în lemn de cedru de o mărime uriașă. Aripile lor, întinse, aveau o lungime de 20 de coți. Sfințirea acestui măreț locaș a ținut câteva săptămâni de zile. Luând parte la aceasta, o mulțime uriașă de popor strâns din toate părțile lumii. Despre măreața sărbătoare a Sfințirii grește și faptul că, pentru ospătarea mulțimii, împăratul Solomon a tăiat 20.000 de boi și 120.000 de oi. 2 Cronici 7 cu 5 După moartea lui Solomon, mărețul templu a trecut prin multe și grele încercări. În mai multe rânduri a fost jefuit pentru comorile sale. L-au jefuit chiar și unii regi iudei căzuți în idolatrie, Ahazia, Manase, pe la anul 588 înainte de Hristos, evreii fură duși în robia Babilonului. Nabucodonosor, cuprinse Ierusalimul, arse casa lui Dumnezeu, dărâmase Ierusalimul, puse foc tuturor caselor și duse în Babilon toate vasele și comorile din casa lui Dumnezeu. 2 Cronici 36, versetele 13 la 19 Sub regele Cir, iudei întorși din exil, căpătare iarăși voia rezidi templul. Acesta a fost al doilea templu. A fost ruinat și acesta de Pompei, împăratul roman care asedie Ierusalimul, îl cuceri și ucise 12.000 de evrei. Templul din vremea Mântuitorului Templul de pe vremea Mântuitorului a fost templul al treilea. Acest templu a fost clădit în anul 39 înainte de Hristos. Pe atunci, Iudeia era stăpânită de romani, pe tronul iudei ajunsese Irod cel Mare. Ca să câștige încrederea și dragostea poporului evreu, acest irod se apucă să rezidească cu totul din nou templul de odinioară al lui Solomon. 9 ani lucră irod la această clădire folosind 10.000 de, de lucrători. El folosi și 10.000 de preoți, anume învățați să lucreze în piatră și lemn. Ei lucrară lucrările pentru altar. Când fugata, templul ieși așa de măreț în tocmai ca acela de pe vremea lui Solomon, doar numai podoabele și auriturile dinăuntru nu erau de aceeași valoare. Templul avea formă de terasă, adică se ridica treptat, treptat, pe locul cel mai înalt fiind altarul, chivotul legii, sfânta sfintelor. În fața templului era un larg foișor. Acest templu măreț dăinuia pe vremea Mântuitorului. Dăm pe pagina următoare schița acestui templu. În acest templu învăța Mântuitorul, era fala și mândria iudeilor. Istoricii spun că acest templu strălucea atât de tare la lumina soarelui, încât ochii nu puteau suferi lucirea lui. El închipuia tăria și istoria poporului evreu. Dar acest templu a avut o durată și mai scurtă decât celelalte două. După 15 ani de la terminarea lui, fu adus în el un copil născut într-o peșteră din Betlem, era pruncul Isus. În acest templu a recunoscut bătrânul Simeon pe Mesia și a strigat, Acum slobozește pe robul tău în pace. Aici, în acest templu, a tâlcuit Iisus scripturile la vârsta de 12 ani când părinții îl pierduseră. Aici a spus unele dintre cele mai frumoase pilde și învățături despre banul văduvei Luca 21, despre cel ce nu era îmbrăcat în haine de nuntă Matei 22, etc. Aici a iertat pe femeia păcătoasă, aici a mustrat pe farisei și cărturari, aici a răsturnat mesele negustorilor, aici a intrat în Duminica Floriilor. În marță cea mare, Mântuitorul a profețit apostolilor dărâmarea templului prin următoarele cuvinte. Amin, amin, zic vouă, că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Marcu 13, versetele 1 la 4 Profeția Mântuitorului s-a împlinit în tocmai în anul 70 după Hristos, evrei încercară să alunge stăpânirea romană. Atunci Titus, împăratul romanilor, se sculă cu război mare împotriva iudeilor. După crânce nebătălii, romanii cuceriră Ierusalimul și îi deteră foc. Legiunile romane, înfuriate de răscoale evreilor, distrugeau tot ce le ieșea Furia războiului n-a cruțat nici templul. Împăratul Titus, fermecat de frumusețea acestei clădiri, a voit să o cruțe, dar valurile furiei nimeni nu le mai putea opri. Împăratul s-a aruncat în mijlocul ostașilor, poruncindu-le și rugându-i să cruțe templul, dar totul era în zadar. Nimeni nu mai voia să mai asculte. În cumplita învălmășală în care iudeii cădeau ca iarba, un legionar roman aruncă o torță aprinsă pe fereastra templului. Într-o clipă, templul se prefăcu într-o mare de flăcări, pe urma căreia nu mai rămăseseră decât ruine profeția Mântuitorului se împlini. Ca o minune dumnezească, istoria spune că în acest grozav măcel n-a pierit niciun creștin din Ierusalim. Mântuitorul profețise semnele pustirii Ierusalimului în cuvintele Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustirea lui este aproape. Atunci cei din Iudeia să fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el și cei de prin ogoare să nu intre în cetate căci în zilele acelea va fi răzbunare, ca să se împlinească tot ce s-a scris. Va fi mânie împotriva norodului acestuia. Vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi luați rob prin toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare. Luca 21, versetele 20 la 25 Când au văzut Ierusalimul înconjurat de oaste romană, creștinii și-au adus aminte îndată de profeția Mântuitorului, și s-au retras la timp din cetatea pe care o aștepta groaza pustirii și au scăpat. Când au simțit că s-a apropiat profeția, în noaptea din urmă, călăuziți de șoapta Duhului Sfânt, s-au retras cu toții în părțile de dincolo de Iordan și astfel au scăpat cu viață. Iudeii nu credeau în această profeție și au pierit. Din clipa dărâmării Ierusalimului începe împrăștierea lor în toată lumea. Începe blestemul ce a ajuns de a fi un neam fără țară. Un fior suflete simt că mă cuprinde stând pe locul unde s-au petrecut aceste lucruri. Mă gândesc la blestemul și o sânda ce i-au ajuns pe evrei pentru orbia lor sufletească. Mă gândesc la minunata scăpare a creștinilor. Mă gândesc la plinirea din cuvânt în cuvânt a profeției Mântuitorului. Cu adevărat cerul și pământul vor trece, dar cuvintele lui vor rămânea în veci. Câți însă ascultă cuvintele lui, și le păzesc. Din această pustire, templul nu s-a mai refăcut. A rămas un loc pus sub o sândă și blestem pentru sângele Mântuitorului și al profeților. Tradiția spune că în timpul răstignirii Mântuitorului s-au auzit prin templul lui Solomon glasuri cerești strigând Veniți să părăsim locul acesta. Dumnezeu a părăsit Sionul, cetate pe care și-o alesese, lui și locuință. Sionul a rămas un loc sub o sândă și blestem. Acest lucru s-a văzut mai târziu printr-o minune. Un împărat păgân cu numele Iulian, un mare tușman al creștinismului, voind să contrazică și să dea de minciună profeția Mântuitorului despre dărâmarea templului, încercă să reglădească Sionul. Spre acest scop a adus la Ierusalim ostași și maestri care, mână în mână, cu evrei s-au apucat de lucru. Dar când au voit să așeze temeliile, au izbucnit din adâncul pământului flăcări îngrozitoare în care au ars o mulțime de lucrători. Lucrarea a trebuit să înceteze. Era o arătare de la Domnul că profeția lui trebuie să se împlinească. Sionul stă sub blestemul Domnului. Pe locul unde erau odată ziduri puternice și podoabe strălucitoare, ară arabul spre plinirea profeției de la Eramia. Sionul va fi arat ca un câmp. Din vechiul Sion au mai rămas numai câteva ziduri din temelia și vârful stâncii Moria, unde era așezat chivotul legii. Așa a pedepsit Dumnezeu orbia sufletească a evreilor. Patru locuri din Biblie stau sub blestem ceresc, Sionul, Ierihonul, Tirul și Babilonul. Toate patru au fost cetăți mărețe, dar le-a ajuns blestemul. Blestemat să fi tirule și nimicit cu desăvârșire. Ezechiel 26 Blestemat să fie omul care se va ridica să zidească din nou Ierihonul, Iosua 6. Iar tu, Babilonule, în veci vei rămâne nelocuit, ca Sodoma și Gomora, Ieremia 50. Ce se află azi pe locul unde a fost templul lui Solomon? După cucerirea Ierusalimului de către romani, pe locul unde fusese templul lui Solomon s-a ridicat un templu păgân în cinstea zeului Jupiter. Mai târziu, Constantin cel Mare a dărâmat acest templu, clădind altul pe locul unde a fost Golgota, în semnul că Sionul s-a mutat sus pe muntele Golgota. Mai târziu, arabii recuceriră Ierusalimul și luară în stăpânire și locul unde fusese Sionul. La anul 637 după Hristos, califul Omar curăți de ruine Sionul și clădi o măreață moschee mahomedană, pe care urma și lui o tot completară și împodobiră. Această moschee stă și azi în vârful Sionului și e o adevărată minune de frumusețe și împodobire. Dăm pe pagina următoare fotografia acestei moschei musulmane. E așezată sus pe muntele Sionului și cupola ei se vede din mare depărtare. E plasată pe un teritoriu foarte larg, având de jur împrejur o curte de aproape jumătate de kilometru pătrat. Locul și biserica aceasta sunt în mare cinstire la arabi. După Mecca și Medina, Ierusalimul Arabilor, moschea de pe muntele Sion, este locul cel mai sfânt pentru arabi. Merg și arabii la Ierusalim în pelerinaș ca să se închine în acest loc. Locul acesta este păzit și apărat zi și noapte de arabi. În vremurile mai de demult, înainte de război, era apărat de o legiune întreagă de hoji, preoți mahomedani. Nu era iertat nici măcar să se apropie cineva de acest loc. O încercare de a intra, chiar și din greșeală, o plăteai cu viața. Hogii te spinte ca într-o clipită în numele lui Mahomet, profetul. Locul e păzit și azi, dar nu cu atâta strășnicie. Fără îngăduință specială și fără baxiș, nu poți intra. O mulțime de copii arabi străjesc pe la porțile de intrare. Un pelerin de al nostru, apropiindu-se prea tare de intrare, a fost înșfăcat de copiii apărători ai locului sfânt îl trăgeau toți din toate părțile de haine. Abia s-a văzut scăpat de ei, însă dacă plătești baxiș, ți se deschid îndată porțile larg. Cam așa și pe la multe uși din țara noastră. Evrei nu intră în acest loc. Se tem că ar călca pe locul unde a fost Sfânta Sfintelor și acest lucru, după pravilele lor, este un păcat de moarte. Moschea arabă de pe muntele Sionului este de o frumusețe ca în povești, are culoarea albăstruie, culoarea cerului. Pereții pe din afară sunt îmbrăcați în porțelanuri fine de diferite culori. Deasupra, la mijloc, are o boltă măreață în forma cerului. Când intri în ea, te simți parcă transportat într-o lume de bază. În toate părțile sunt stâlpi de marmură scumpă, pereți îmbrăcați în mozaicuri de diferite culori. În mijlocul acestor podoabe strălucitoare, deodată se ivește vârful unei stânci negre, de parcă de fier, înconjurată cu un grilaj de fier. E stânca Moria. Aceasta e stânca Moria, locul pe care era așezat templul lui Solomon. Pe vârful stâncea acestea, stătea chivotul legii. Arabii țin cu mare sfințenie la această stâncă. De ce? Întâia dată pentru că în legea lor sunt și unele părți din Vechiul Testament și ei cred spre pildă în Avram, care a vrut să aducă jerfă pe fiul său Isaac în acest loc. Credincioșii lui Mahomed spun că stânca acoperă un palmier udat de unul din râurile paradisului. La judecata din urmă, spun ei, aici, pe această stâncă, își va așeza Dumnezeu tronul ca să judece sufletele și să aleagă neghina din griu. Aici s-a rugat Mahomed, profetul lor, și ar fi lăsat vorbă că o rugăciune făcută în acest loc face cât o mie în altă parte. Tot de aici s-ar fi înălțat Mahomed, călare pe un cal în aripat. A voit să ducă și piatra cu el, dar îngerul Gavril a oprit-o cu mâna. Se mai spune și legenda că stânca ar fi vorbit când a sosit acolo Omar, cu ceritorul Ierusalimului, și ar fi urat bun sosit. Fel de fel de credințe leagă Mahomedanii de acest loc. Interesantă este credința legată de o altă piatră mai mică, ce se află în această biserică arabă. Pe fața unei pietre, cam de un metru pătrat, se văd câteva capete de cuie bătute în ea. De jur împrejur se văd găurile rămase după alte cuie care, în decursul vremii, au căzut de acolo. Arabii spun că această piatră e ceasul vremii. Au fost în ea 16 cuie din care au mai rămas numai patru. Celelalte au dispărut. Când și acestea vor dispărea, va fi sfârșitul lumii și sufletele vor trece pe aici în paradis zicei. Este și această o legendă care te înfioară în acest loc, chiar dacă nu ești într-o credință cu cel care o spune. Grajdurile și fântânile lui Solomon Aici, sus, pe muntele Sion, unde a fost templul lui Solomon, mai sunt încă multe lucruri interesante de văzut. Se văd câteva urme și din vestita mărire și bogăție a lui Solomon. Biblia spune că împăratul Solomon a întrecut pe toți împărații pământului în bogății și înțelepciune. Toate vasele împăratului erau din aur curat. Nimic nu era din argint. Pe vremea lui Solomon, argintul n-avea nicio trecere. Un împărat 10, versetele 21 și 23. Între altele, spune Biblia, că Solomon avea 40.000 de iesle pentru cai de la carele lui și 12.000 de călăreți. Un împărat 4 cu 26. Pentru atâta mari de cai, Solomon trebuia să aibă grajduri uriașe. Urmele câtorva din aceste grajduri uriașe se văd și se păstrează până în ziua de azi. Aceste grajduri se află săpate jos în adâncul pământului, respectiv în adâncul stâncei Sionului. De lângă locul unde e moschea lui Omar, coboară în adânc niște scări de piatră întortocheate și deodată se desface un loc larg, un fel de gang lung, cu nesfârșite încăperi împărțite cu stâlpi uriași de piatră. Aici au fost vestitele grajduri ale lui Solomon. Se văd și azi belciugele de fier de care erau legați cai. Cu prilejul vizitei împăratului Wilhelm al II-lea la Ierusalim, turcii au văruit cu var alb grajdurile, o inovație ridicolă ce nu se potrivește cu vechimea lor. O legendă spune că în apropierea acestor grajduri sub pământene ar fi locuit și dreptul Simeon. De aici s-ar fi suit zi de zi în templu, așteptând pe cel făgăduit. Aici, în apropiere, a fost și templul în care bătrânul Simeon a primit în brațele sale pe pruncul Isus. Grajdurile lui Solomon, fiind săpate în adâncul stâncii Sionului, au slujit ca loc de adăpost pe vremuri de bejenie. Pe timpul asedierii Ierusalimului din partea romanilor, aici au căutat scăpare o mulțime de evrei. Au pierit însă de foame. După arderea Ierusalimului și cucerirea templului, niște ostași romani, intrând să bea apă în aceste subterane, aflar aici o mulțime de cadavre și oameni intrați în agonia morții. De însemnat este și faptul că Solomon trăgea apa necesară în acest loc pe niște canale subpământene lungi de kilometri întregi. Sus, în muntele Sionului, nu este niciun izvor de apă. Într-o vale spre Betlem, făcuse Solomon niște fântâni uriașe din ciment, așezate între două dealuri. De aici trăgea apa de trebuință. La jumătatea drumului dinspre Ierusalim și Betleem se află aceste fântâni. Sunt într-o vale. Valea întreagă, dintr-o margine între alta, e prefăcută în trei uriașe fântâni în care se strângea apă de rezervă. De aici, apa se ducea apoi prin canale până la Ierusalim. Apa se strângea din câteva izvoare și din apele ploilor. Cu apele din aceste fântâni se făceau și irigații pentru rodirea pământului și creșterea pomilor. Pe vremea lui Solomon, câmpia aceasta era plină de arbori și livezi frumoase. Azi e pustie. Cu rostul acestor fântâni se lăuda Solomon în Eclesiast. Făcutu-mi-am mie scăldător de apă, ca să adăb din ele dumbrăv ce odrăslesc. Eclesiastul 2, versetele 5 și 6. Urmele acestor fântâni dăinuiesc până azi. Dăm pe cealaltă pagină fotografia lor. Sunt trei fântâni, fiecare e cu câte șase metri mai sus una de alta. Sunt parte săpate în stâncă, parte făcute din zid puternic. Între ele e o depărtare de 49 de metri. Lungimea lor e de 116, 129 și 177 de metri. Lățimea între 45 și 47 de metri, iar adâncimea 7, 12 și 15 metri. Fiecare fântână are trepte pe care se cobora după apă în vremea când apa se împuțina. Stând pe locul unde au fost mărirea și bogăția lui Solomon, mă gândesc la cartea eclesiastului din Biblie scrisă de înțeleptul Solomon. În această carte, Solomon a cântat deșertăciunea acestei lumi. Deschid Biblia și citesc la locul unde Solomon a zis deșertăciunea deșertăciunilor și toate sunt deșertăciune. Ziditul mi-am case, săditul mi-am vi, făcutul mi-am fântâni, avut am cirez de boi și turme de oi, strâns-am aur și argint. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Eclesiastul 1 cu 2 și 2 cu 4 până la 11. Deșertăciunea deșertăciunilor. Toate sunt deșertăciune. Dar aduți aminte de făcătorul tău. Temete de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, cu toate cele ascunse, fie bune, fie rele. Eclesiastul 12, versetele 8 la 14. Înțeleptul Solomon parcă a scris despre sine însuși aceste înțelepciuni. A dovedit cu pilda și pățania vieții sale cele scrise. Din bogățiile sale n-a mai rămas nimic. Aici, la fața locului, îmi vine să întreb, să strig, Solomone, unde îți sunt aurul, argintul și caii cu care te lăudai? Toate au pierit, toate s-au topit. A rămas însă aurul minții tale, au rămas pildele tale din Biblie. La zidul plângerii evreilor. Am arătat pe lar cum s-au oplinit profețiile despre dărâmarea Sionului și cum i-a ajuns pe fiul lui Israel blestemul împrăștierilor în toată lumea. Din vechiul Sion, din fostul templu al lui Solomon, din vechea mărire a poporului evreu se mai păstrează azi numai rămășițele unui zid care a fost pe vremuri în temelia Sionului. Acest zid se află în partea dinspre apus a locului unde au fost odinioară Sionul și templul. Acesta e așa numitul zid al plângerii, la care se strâng și se roagă evrei din toată lumea. Când am fost noi la Ierusalim, tocmai se nimeriseră sărbările corturilor la evrei. Mulțime mare de evrei se găsea cu acest prilej la Ierusalim și la zidul plângerii. În presiara serbărilor am plecat să vedem acest zid și pe evrei rugându-se. Coborând prin mai multe străzi, dăm într-o stradă îngustă cu case de beduin săraci, Cotim la stânga și iată, suntem în fața unui zid uriaș, la poalele căruia se văd rânduri de oameni încovoiați de spate și întorși cu fața spre zid. Se roagă, plâng și se tânguiesc în fel de fel de glasuri, așa cum e în datină la evrei. Bocetele lor se aud de departe. Ceea ce te mișcă mai întâi e uriașul zid ce stă în față, cu creștetul ridicat în sus spre cer e zidul cu care înțeleptul Solomon a întărit coasta Sionului. E o rămășiță din temelia vechiului Sion. E făcut acest zid din uriașe pietre pătrate. Unele pietre au și câte 2 metri pătrați. Vechimea acestui zid și proporțiile lui uriașe te înfioară. Zidul e înalt de 14 metri și lung de 18. Mă apropii mai tare să văd cum se roagă evrei. O stradă îngustă trece prin fața zidului, E plin această strată de plângători. Ne amestecăm și noi printre ei să-i vedem și să-i auzim cum se roagă și plâng. Se pot vedea aici evrei din toate părțile lumii. Iată pe evreul din Galicia, tipul cel mai urât, cocoșat de spate și cu cârlionții pe la urechi. Iată pe evreul din Turcia, pe cel din Asia, pe cel din Rusia, alături de cel din România, pe cel din Ungaria, alături de cel din Polonia, Germania, etc., sunt aici fel de fel de chipuri și de porturi de evrei adunați din cele patru părți ale lumii de unde a risipit blestemul ceresc. Figura lor însă e aceeași, urâtă, respingătoare. Parcă sunt scrise și pe fața lor o sândă și pe deapsă cele poartă. Dintre toți, cei mai simpatici la înfățișare sunt evrei din Spania. Poartă haină lungă de mătase fină, colorată, nu poartă cârlionți, sunt foarte eleganți, curați și au o înfățișare demnă. Femeile au un fel de șaluri mari cu care își acoperă capul când se roagă. Săracii și bogații se roagă și plâng alături. De ce plâng evreii la acest zid? Cine cunoaște Biblia știe de ce. Evreii își plâng mărirea pierdută. Își plâng aducerea mintea vremurilor când erau o împărăție și aveau o țară a lor. Își plâng pe deapsă ce a ajuns și a împrăștiat în cele patru părți ale lumii și au de ce plânge. Poporul evreu stă sub un blestem și o pediapsă cumplită. Ei stau sub blestemul pe care l-au adus asupra lor cuvintele strămoșilor lor, care au strigat în fața lui Pilat: Sângele lui, al lui Isus, să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Acest blestem i-a împrășteat în toată lumea. Această o pe care au luat asupra lor i-a făcut un popor fără țară. Uitați de Dumnezeu și bat jocoriți de oameni. Evrei și istoria lor sunt doar cea mai greitoare mărturie despre împlinirea scripturilor. La zidul plângerii, evrei se roagă cu multă durere. Nu-i vorbă, sunt și aici destui care se roagă mecanic, numai cu bolborosea la gurii, ca prin sinagogi, dar sunt unii care se roagă cu toate suspinele inimilor. Am văzut în special câteva femei plângând cu durerea mamelor care și-au pierdut copiii. În decursul rugăciunii, plângătorii sărută și îmbrățișează pietrele din zid, care sunt tocite de mulțimea lacrimilor și salutărilor. În decursul plângerii, evrei cântă versuri din Biblie și în special din plângerile lui Ieremia. Un rabin începe plângerea strigând, din pricina templului care s-a sfărmat. La care gloata răspunde plângând, stăm singuratici și plânge. Din pricina zidurilor noastre care s-au prăvălit, noi stăm singuratici și plânge. Din pricina faimei noastre care s-a stins, noi stăm singuratici și plânge. Am rămas de izbeliște și plânge. Părinții noștri au păcătuit și nu mai sunt, dar noi purtăm păcatele lor. Ne doare inima și ni s-au întunecat ochii din pricină că muntele Sionului este pustit șacalii se plimbă pe el. Întoarce-ne, Doamne, la tine și ne dă zile ca acelea de odinioară. Plângerile lui Ieremia În tăcerea serii, tânguirea evreilor este impresionantă, mișcătoare. Ai sta să lăcrimesc cu ei dacă n-ai ști că sunt urma și celor ce l-au răstignit pe Mântuitorul. Te-ai ruga și ai plânge împreună cu ei dacă ei ar stropi cu lacrimile lor greșeala strămoșilor lor care au răstignit pe Mântuitorul. Dar evreii nu plâng această greșeală. Ei plâng pe diapsă ce a ajuns, dar nu plâng păcatul pentru care le-a venit o sândă. În inima lor și acum urăs pe cel răstignit, urăs pe cel profețit de prorocii lor, pe Isus Mântuitorul. La zidul plângerii îți vine să deplângi orbia sufletească a acestui popor. În istoria omenirii nu se cunoaște orbie sufletească mai mare decât cea a poporului evreu. Toată Biblia Vechiului Testament Biblia pe care o citesc și ei este plină de profețiile care s-au împlinit cuvânt cu cuvânt despre Mântuitorul și totuși nu vor să-L primească pe Isus Mântuitorul. De mii de ani, ei stau sub osânda și blestemul sângelui celui răstignit pe cruce, dar nici azi nu vor să primească iertarea și mântuirea. Ei plâng pe diapsa, dar nu primesc iertare. Un cap de evreu galițian se întoarce spre mine. Ce înfățișare grozavă are! Vina răstignirii lui Isus e scrisă în chip neșters pe fața lui. Dar, la zidul plângerii, evreii nu-și plâng numai o sânda, ci stropesc și un ideal național, sionismul. Ceva despre sionism. Ce este sionismul? Este credința evreilor într-o reînviere a sionului și a măririi poporului evreu, ei jerează această credință pe locurile unde se vorbește în Biblie despre o reclădire a Sionului. Ei jerează credința pe profeții ca acestea. Ascultați, neamuri cuvântul Domnului și spuneți: Cel ce a risipit pe Israel îl va aduna. Ei vor veni și vor chiui de bucurie pe muntele Sionului. Ieremia 31, versetele 10 la 12. Vă voi scoate dintre neamuri și vă voi strânge din toate țările. Și vă voi aduce iar în țara voastră. Ezechiel 36 cu 24, 37 cu 23 la 28. Sunt profeții frumoase acestea, numai că pentru evrei ele sunt o mare deșertăciune. Pe de o parte, aceste profeții se referă la vremurile când evrei au rezidiționul după robia babiloniană, iar pe de altă parte împlinirea profețiilor despre rezidirea Sionului privește vremurile și pe evrei care se vor împăca cu Dumnezeu prin jerfa cea mare și sfântă a Fiului Său. Până când evreii nu se vor împăca cu Dumnezeu prin jerfa Golgotei, până când nu vor plânge cu amar păcatul ce l-au făcut strămoșilor răstignind pe Fiul lui Dumnezeu, până atunci blestemul și osânda vor stărui asupra lor și a copiilor lor. Sionul pe care îl stropesc azi evreii cu lacrimile lor, nu mai este Sionul pe care l-a ales Domnul ca lui. Acest Sion s-a mutat mai sus, pe stânca Golgotei. În clipele când Mântuitorul și-a dat Duhul pe crucea Golgotei, catapeteazma templului de pe muntele Sionului s-a rupt în două, de sus până jos. Tradiția spune că, în acele clipe, glasuri de înger s-au auzit strigând în templul din Sion, veniți să ne ducem de aici, veniți să părăsim acest loc. În clipele când evrei au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu, Sionul a încetat a mai fi locașul lui Dumnezeu. Sionul cel vechi a rămas un loc pus sub blestem și o sândă. Sionul cel nou s-a mutat sus, pe stânca Golgotei. O, în ce cumplită orbie sufletească trăiește și azi poporul evreu. În istoria lumii nu se cunoaște o altă asemenea pildă de orbie sufletească. Ei se țin și acum orbește de litera legii, dar nu vor să vadă și să înțeleagă adevărul. Profețiile despre viața, moartea și învierea Mântuitorului s-au împlinit cuvânt cu cuvânt. În Biblia lor sunt scrise aceste profeții, dar ei nu vor să le înțeleagă. Și nu numai că nu vor să le înțeleagă, dar ei urăsc și azi în inima lor pe Iisus cel răstignit. Ei urăsc creștinătatea, urăsc și se feresc de orice alt fel de neam decât a lor. Evrei au o religie unică în felul ei, Odinioară, Dumnezeu a ales poporul evreu ca prin el să strecoare și printre alte popoare păgâne credință cea adevărată. În acele vremuri, în vremurile biblice, poporul evreu era poporul cel ales. În mijlocul popoarelor păgâne era singurul care cunoștea pe Dumnezeul cel adevărat. Dar acest popor a orbit sufletește, n-a vrut să primească pe Mesia cel făgăduit și profețit de prorocii lor. A răstignit pe Fiul lui Dumnezeu. De aceea, Evanghelia a trecut asupra neamurilor. Popoarele păgâne au primit credința în Dumnezeu și în Isus Hristos. Din poporul cel ales, evreii au ajuns poporul cel părăsit de Dumnezeu și urât de popoare. Însă evreii, în orbia lor sufletească, se țin și azi a fi poporul cel ales. Ei trăiesc într-un șovinism religios și național unic în istoria lumii și a popoarelor. Ei se consideră și azi ca oarecând pe vremurile Bibliei înconjurați de popoarele păgâne, pentru că în inima lor n-au decât dispreț. Ei așteaptă și azi vremuri de mărire, când vor fi ridicați iarăși dintre neamuri, sau poate peste neamuri. Ei poate că așteaptă și azi profeția pe care a spus-o Zaharia prorocul despre rezidirea a doua oară a Sionului după scăparea din robia babiloniană. Zaharia a văzut în vedenie patru fierari. Ce sunt aceștia? a întrebat Zaharia. Fierarii aceștia au venit să taie coarnele neamurilor care au ridicat cornul împotriva lui Israel ca să-l risipească. Zaharia 1, versetele 16 la 21 Poate că evreii se cred și într-o robie babiloniană a neamurilor și poate că așteaptă fierarii să taie coarnele neamurilor. Când se roagă la zidul plângerii, evreii bat cui în zid. Fiecare evreu care a plâns la zidul vechiului Sion lasă un cui împlântat în zid. E plin zidul plângerii cu astfel de cuie bătute în pietrele lui. Aceste cuie închipuie legătura lor cu trecutul, cu Dumnezeu, cu reînvierea Sionului. Ca religie, e frumos acest semn de legătură cu trecutul și cu Dumnezeu. E frumos și ca un simbol național. Această legătură e puterea evreilor. În această legătură se află explicația unei adevărate minuni în istoria lumii o pedeapsă cerească, i-a împrăștiat pe evrei în cele patru părți ale pământului, dar oriunde ar fi, ei își păstrează nația și legea lor. Această legătură religioasă și națională a evreilor ar fi frumoasă dacă n-ar fi otrăvită cu șovinismul religios și național. Evreii se simt legați prin zidul plângerii ca luptător contra neamurilor străine și în special contra creștinătății. Zidul plângerii de la Ierusalim leagă pe evrei din toată lumea într-un singur plan de luptă. De la zidul Sionului pleacă în tocmai unor fire de păianje în toate planurile de luptă religioasă și națională ale evreilor. Aici sunt planurile înțelepților din Sion, cum li s-a zis foarte potrivit. Nu presupuneri, ci faptele întăresc acest lucru. În vremea din urmă, tot mai mult ies la iveală planurile sionismului. Bolșevismul este opera evreilor. Evreul predică în lume bolșevismul, internaționalismul, revoluția, anarhia, ateismul, tăgăduirea lui Dumnezeu. Dar la Ierusalim el bate cu în zidul Sionului ca un semn de legătură între el și Dumnezeu, între el și trecutul cel plin de glorie al neamului său. Adică, evreul are două predici, una pentru creștini și alta pentru el. Notă de subsol. Este vorba de anul 1925, când aceste lucruri păreau a fi actuale. În firea poporului român, pașnic și ospitalier, în concepția bisericii și a oastei Domnului, n-au avut niciodată loc sentimente antisemite față de poporul care a dat omenirii Biblia și pe Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Nota redactorului Evreii au acaparat finanțele lumii, au pus mâna pe presă și pe alcool. Prin acestea mai ales strică sufletul creștinătății. Cu banii corup, cu presa otrăvesc, iar cu alcoolul ticăloșesc sufletul creștinilor. Aceste gânduri mi-au venit în minte văzând pe evrei cum se roagă la zidul plângerii din Ierusalim. Era seara târziu când am fost la acest zid. Un fior de groază m-a cuprins pe urmă în fața acestui zid. În urâta înfățișarea evreilor din Galiția, mi se părea că văd chipul lui Iuda, trădătorul. Mi se părea că un blestem, o osândă plutește asupra acestui loc și asupra acestor oameni. Poporul evreu poartă în sine un mister din tainele cele le purta Iuda. Creștinismul trebuie să se feriască de ei până când nu se vor lepăda de cumplita orbie sufletească și religioasă în care trăiesc. Capitolul 11. Jumătate din însemnări au rămas pentru o a doua călătorie la Ierusalim. Locurile sfinte pe unde a umblat și a învățat Mântuitorul sunt împărțite în două părți. O parte din ele se află în Ierusalim și în jurul Ierusalimului. Despre acestea am vorbit pe larg în cartea de față. A doua parte se află în Galileea, de la Ierusalim spre nord, la o depărtare de 200 de kilometri. Noi am cercetat locurile sfinte cu zor mare. Grăbeam să trecem și în Egipt. Unii din pelerini s-au repezit să vadă și Galileea, iar alții am rămas să cercetăm mai de aproape Ierusalim. Autorul acestei cărți a rămas și el să cerceteze mai cu deamănuntul locurile din Ierusalim. Altfel nici n-am fi putut da o descriere atât de amănunțită. În Galileea sunt de văzut o mulțime de locuri sfinte. Aici a trăit Mântuitorul până la vârsta de 30 de ani. Aici sunt Nazaretul, Cana Galilei, Marea Tiberiadei, Muntele Taborului și alte locuri sfinte. Despre acestea n-am putut scrie în cartea de față. Am luat însă hotărârea să cercetez cândva și Galileea. Dacă Domnul va aproba și întări hotărârea mea, voi merge iarăși la Ierusalim ca să cercetez până la sfârșit toate locurile pe unde a umblat și a învățat Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Dacă Domnul mă va ajuta să fac această călătorie, însemnările vor continua mai departe cu cele văzute în Galileea. Vom avea pe urmă întreagă viața Mântuitorului istorisită și scrisă în legătură cu locurile pe unde a umblat și a învățat. Este acesta un gând pentru care mă rog seara și dimineața. Ție, Doamne, îți încredințez acest gând, hotărăște Tu asupra Lui. Ierusalimul e un oraș al cimitirelor, parcă stă gata în așteptarea învierii morților. O însușire deosebită a Ierusalimului sunt și cimitirele cele multe cel înconjoară din toate părțile, Ierusalimul este înconjurat de cimitire. La nord sunt cimitirile vechi și noi. Între cele vechi se găsesc mormintele regilor și ale judecătorilor din Biblie. La răsărit, față în față cu Sionul, un deal întreg e plin cu vechi și noi morminte evrești. La vest se află cimitirile musulmanilor, ortodoxilor, armenilor, etc. La fel și coasta Sionului e plină cu morminte. Întreg Ierusalimul pare un uriaș cimitir. Toate dealurile din jurul Ierusalimului sunt pline cu lespes de morminte. Sunt parcă într-o așteptare a învierii morților. Și, lucru interesant, toate confesiunile din Ierusalim, creștini, evrei, mahomedani, se întâlnesc într-un punct de credință. Toți cred că aici, la Ierusalim, va fi învierea cea de apoi a morților. Creștinii cred în Ierusalimul cel ceresc. Evreii cred într-o reînviere a Sionului și țin să se îngroape în pământul făgăduinței cât mai aproape de Sion. Arabii de asemenea cred că în ziua învierii sufletele morților vor trece prin poarta cea de aur din fața Sionului. Ei țin să se îngroape în coasta Sionului cât mai aproape de poarta paradisului, cum am mai spus. În vremurile de pace, când veneau la Ierusalim în pelerinaj zeci de mii de pelerini, veneau între ei și oameni slabi și bătrâni, anume să moară aici în Ierusalim. Mulți dintre ei de fapt și muriau. În nordul Ierusalimului este un cimitir întreg plin cu ruși care au venit să moară la Ierusalim. Se simțeau fericiți să moară în Ierusalimul Domnului, în cetatea cea sfântă a patimilor Mântuitorului. Tot așa, vin la Ierusalim evrei bătrâni de prin toate părțile lumii, anume ca să moară, ca și Avram în pământul făgăduinței. Vin și arab de prin pustiurile Arabiei să moară la Ierusalim și să fie îngropați în apropierea porții Paradisului. Este o insuflare de la Dumnezeu această întâlnire de credință. Este ceva ce te înfioară. Este ceva ce îți spune cu apăs, fără drept de apel, că după moarte există o înviere a morților și o răsplată faptelor noastre. În legătură cu cele de mai sus, voi spune că între cei 160 de pelerini care am fost la Ierusalim, am avut și un bătrân care plecase și el ca rușii de pe vremuri, cu gândul să moară la Ierusalim. Moș Teleucă George, din comuna Borlești, județul Neamț, este acest bătrân. Trecut de 75 de ani, gârbovit de bătrânețe, cu barba și părul albite de tot, a plecat și el în călătorie la Ierusalim. Ne-am speriat când l-am văzut plecând împreună cu noi într-o călătorie așa lungă. Ne temeam că nu o să-l mai putem aduce înapoi. La Ierusalim, bătrânul a fost de fapt și puțin bolnav, însă iar s-a întremat. Domnul a voit să se reîntoarcă în țară. Bătrânul spunea că ar fi dorit să moară la Ierusalim. Poate cu gândul acesta și plecase în lunga călătorie. Tot aici, voi spune că între pelerini au fost încă cinci inși trecuți de 70 de ani și Domnul pe toți a întărit să poată purta ostenelile călătoriei. Niciunul n-a fost bolnav. Capitolul 12. De încheiere, ceva despre Ierusalimul cel ceresc. Cu ajutor de la Dumnezeu am scris în această carte pe lar despre tot ce am văzut și am simțit la Ierusalim. Însă afară de acest Ierusalim mai este Ierusalimul cel ceresc locul pe care l-a gătit Domnul tuturor credincioșilor. La Ierusalim n-am putut merge decât o mână de oameni. Unii n-au avut bani, alții n-au putut câștiga pașapoarte, pe alții nu i-au ajutat puterile trupești. Însă, spre Ierusalimul cel ceresc e deschisă calea tuturor. Toți sunt chemați să facă această călătorie. Trebuie însă pregătire și pentru acest Ierusalim, Cartea aceasta a ieșit să pregătească sufletele pentru Ierusalimul cel ceresc. A ieșit să ajute sufletele a dobândi Ierusalimul cel ceresc. Nici călătoria la Ierusalim, nici cartea aceasta nu ajută la nimic dacă nu vom putea călători la Ierusalimul cel ceresc. De mare dar ne-am învrednicit noi cei ce am văzut Ierusalimul, dar acest dar e nimic față de ce vom vedea în Ierusalimul cel ceresc. Imaginea de mai jos închipuie icoana Ierusalimului Celui Ceresc, care s-a arătat evanghelistului Ioan în insula Patmos. Și m-a adus pe mine îngerul, scrie evanghelistul Ioan, într-un munte mare și înalt, și mi-a arătat mie cetatea cea mare, Ierusalimul cel Sfânt. Cetatea era înconjurată cu un zid mare și înalt, având 12 porți și la porți 12 îngeri. Și ulița cetății era de aur curat ce strălucea cum strălucește cristalul. Și cetatea nu are trebuință de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Și noapte nu va mai fi acolo și trebuință nu au de făclie și de lumina soarelui, căci Domnul Dumnezeu îi luminează pe ei. Apocalipsa 21 și 22 și eu, Ioan, am auzit glas mare zicând, Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor și va șterge Dumnezeu orice lacrimă din ochii lor și moarte nu va mai fi mult nici plângere, nici strigare, nici durere. Apocalipsa 21, versetele 2 la 4 Evanghelistului Ioan s-a arătat în această vedenie Ierusalimul cel ceresc, Răsplata și fericirea veșnică a celor credincioși, a celor care au trăit și trăiesc o viață cu Domnul. O, ce răsplată, ce fericire îi așteaptă pe cei credincioși! Aceștia vor intra prin porțile Ierusalimului ceresc. Ceea ce ochii n-au văzut, urechile n-au auzit și mintea omenească nu poate să-și închipuie, îi așteaptă pe cei credincioși în cealaltă lume. Ei vor locui împreună cu Dumnezeu și Dumnezeu însuși va fi cu ei. Însă celor păcătoși le stă închis această fericire. Iar afară de cetate stau câinii și fermecătorii și desfrânații, ucigași, închinătorii la idoli, cei care trăiesc în patim rele și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Apocalipsa 22 cu 15 Partea lor este iazul ce arde cu foc și cu pucioasă. Apocalipsa 21 cu 8. Dragă cititorule, noi nu avem locuință stătătoare aici pe pământ. Noi nu avem aici cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Evrei 13 cu 14 și 11 cu 10. Noi avem o altă locuință pe care ne-a făgăduit-o Domnul când a zis, În casa Tatălui meu sunt multe locașuri eu mă duc să vă pregătesc vouă loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Ioan 14, versetele 1 la 4 Dragă suflete, Domnul Iisus Hristos pe toți ne-a făcut moștenitori a Ierusalimului Celui Ceresc. Ne-a făcut prin jerfa cea sfântă a sângelui său. Însă, vai, cei mai mulți dintre oameni își pierd partea lor de moștenire cerească. Despre sau ne spune Biblia că și-a vândut partea lui de moștenire și de moștenitor pentru lăcomia unui blit de linte. Așa își vând și oamenii de azi partea lor de moștenire din Ierusalimul cel ceresc pentru lăcomia poftelor, plăcerilor și patimilor lumești. O, cel lucru grozav! Pentru o clipă de plăcere lumească, Omul își pierde o veșnicie de fericire cerească. Nu te alipi, dragă suflete, nu te alipi de această lume și de ispitele ei. Chemarea noastră este să călătorim mereu cu sufletul spre Ierusalimul cel ceresc, spre Domnul, spre viața cea veșnică. Cei izbăviți de Domnul, vom merge spre Sion cu cântece de biruință. Isaia 35:10 din această ticăloasă viață vom trece acolo unde pomii într-una înfloresc și apele sunt vii și unde nu se mai aude niciun suspin, unde nu este nici noapte, nici moarte. Vom cânta și noi cu îngerii o cântare pe care nimeni de pe pământ nu știe și vom avea bucurii pe care nimeni din această lume nu le cunoaște. Să apucăm, iubiților cititori, pe calea cea strâmtă care duce în sus, spre culmile Ierusalimului cel sufletesc să apucăm pe calea ce duce acasă la Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Iubiți cititori care ați fost la Ierusalim și care n-ați putut merge la Ierusalim, ne așteaptă iarăși un pelerinaj. Ne așteaptă pelerinajul cel mare spre Ierusalimul cel ceresc. Pentru călătoria la Ierusalim am făcut mari pregătiri de bani, pașapoarte, haine, etc. Să ne pregătim și de celălalt pelerinaj, să fim gata, că nu știm ziua și ceasul când pânzele se vor ridica și corabia va pleca. Să atragem și pe alții spre Ierusalimul Ceresc. O, e plină lumea de cei care aleargă spre iazul cel de foc, spre pieirea veșnică. În numele Domnului Isus, chemați-i înapoi din calea aceasta. Spuneți-le că Tatăl Ceresc îi așteaptă cu iertare ca pe fiul cel pierdut, Spuneți-le că moartea păcătoșilor este cumplită, după cum este și răsplata păcătoșilor. Capitolul 13 Cel care a rămas în Constanța din călătoria la Ierusalim au rămas multe vederi și simțiri de apurul săpate în inima mea. Între acestea e și una văzută la plecare în portul Constanța. Între cei sosiți să plece la Ierusalim era și unul care nu putea pleca. Era un țăran dintr-un județ de dincolo de Carpați. Venise și el adus de dorința fierbinte de a putea pleca la locurile sfinte. Dar vai, n-avea documentele în regulă. Nu umblase în să-și facă toate actele necesare și acum nu putea pleca. Parcă-l văd, săramanul, cum umbla încoace și încolo cerând mila și îngăduința autorităților. Era un om cu bună stare materială. Îmbia bani, îmbia o cauțiune de 20.000 de lei ca să poată și el pleca. Ar fi fost gata să-și pună în cumpănă toată averia numai să poată și el pleca. Însă, vai, cauza lui și călătoria lui erau pierdute. Legile cu călătoria în țările străine sunt foarte aspre. Nimeni nu-l mai putea ajuta. Când am plecat, el a rămas plângând. L-am văzut de pe vapor cum ne petrecea cu ochii plini de lacrimi. L-am văzut din depărtare, cu mâinile întinse spre noi, spre răsărit, sărmanul. Părea că strigă în urma noastră, fie vă milă de mine, nu mă lăsați, luați-mă și pe mine. Ca un fulger mi-a străpuns inima această întâmplare. O simt și azi în inima mea. O simt azi cu un adânc înțeles sufletesc. O călătorie este și viața noastră. O călătorie spre alte tărâmuri. O călătorie spre Ierusalimul cel ceresc. Viața noastră trebuie să fie o pregătire pentru această călătorie. Moartea trebuie să ne afle gata cu toate documentele trebuincioase pentru a putea pleca spre Ierusalimul cel ceresc cu o viață plină de fapte bune. Însă, vai, cele mai multe suflete în ceasul plecării nu vor avea documentele necesare, pentru că cei mai mulți oameni nici habar n-au să-și strângă din vreme aceste documente pentru călătoria sufletului. Cel rămas la Constanța îmbia bani, îmbia toată averea lui numai să poată pleca și el, dar totul era în zadar, era prea târziu. În clipele morții, Așa vor vedea și cei păcătoși că toți banii lor, toate bogățiile lor, toate lumeștile lor de sfătări sunt o zădărnicie. Sufletul are nevoie de altceva ca să poată pleca spre Ierusalimul cel ceresc. Eu mă înfior azi nu de mila celui ce a rămas în Constanța, ci de mila păcătoșilor care în ceasul morții vor alerga și ei în toate părțile să poată pleca spre Ierusalimul cel ceresc dar atunci va fi prea târziu, prea târziu. Să nu uităm că viața noastră e o călătorie spre Ierusalimul cel ceresc. Să nu uităm că viața noastră trebuie să fie o pregătire pentru această călătorie. Iubiților cititori ai acestei însemnări, luptați-vă lupta cea bună, împliniți-vă datoria și călătoria ca să ne întâlnim pe urmă cu toții în Ierusalimul cel ceresc în cetatea cea sfântă, unde ne așteaptă Domnul ca să trăim cu El în vecii vecilor. Amin. Sfârșit și lui Dumnezeu slavă. Cartia pe urmele Mântuitorului, însemnări din călătoria la Ierusalim, de preot Iosif Trifa. Ediția a cincea, editura Oastea Domnului Sibiu, 2010.